Stol de păsări albe. Sembazuru. Deia Sunari Cavabata. Biblioteca pentru toți, 1973, editura Minerva, București. Sembazuru, motiv ornamental reprezentând 1000 de ciori, inspirat dintr-un joc de copii ce constă în confecționarea de păsări din hârtie. Cartea 1. Capitolul 1. Kikuji făcuse câțiva pași în incinta templului Enkakuji din Kamakura, dar șovăia încă. Să intre sau să nu intre la această ceremonie a ceaiului? Și apoi nu o să ajungă prea târziu? Cu toate că domnișoara Kurimoto Chikako, profesoară în arta ceaiului, nu uita niciodată să-l invite atunci când își organiza reuniunile care se țineau în pavilionul din grădina templului, el nu se dusese totuși la niciuna din ele de când îi murise tatăl. Aceste invitații, nefiind în ochii ei decât simple gesturi de politețe în memoria răposatului său părinte, nu le dădea nicio atenție. Pentru invitația de astăzi, gazda insistase însă în mod special, adăugând câteva cuvinte scrise de mâna ei. Ținea foarte mult să-i prezinte o tânără fată, una din elevele sale. Citind aceste cuvinte, Kikuji își reaminti de petele acelea urâte pe care le văzuse pe sânul lui Chikako. Nu avea mai mult de 8 sau 9 ani pe atunci. Venise împreună cu tatăl său, tocmai când dânsa în camera sa, cu sânul dezvelit, tăia cu o forfecuță subțire firele dese de păr ce creșteau pe acele pete. Erau niște pete scârboase, vineții și negricioase, mari cât podul palmei, ce îi se întindeau pe sânul stâng și mai jos de el, însoțite de smocuri rare de păr. O, ești cu băiatul dumitale!" exclamase ea surprinsă, căutând să-și strângă gulerul kimonoului cu un gest șovăielnic. Părea însă mai fâstăcită din pricină că lăsa să se vadă graba de a-și ascunde pieptul. Apoi se întoarse pe jumătate și își trăsese încet, alene, reverul kimonoului sub panglica obiului. Obi, cordon foarte lat, bogat ornamentat, purtat peste kimono. De bună seamă, nu vizita tatălui lui Kikuji o stingherise pe ea, ci prezența neașteptată a băiatului. Se vede treaba că femeia din casă nu-i vestise decât sosirea unui singur vizitator, a bătrânului. Trecând prin dreptul camerei în care se afla Chikako, tatălui Kikuji păși mai departe și intră în încăperea de alături, unde stăpâna obișnuia să dea lecțiile sale. Aici, în fața peretelui cu tokonoma, privind îndeaproape kakemono, care era expus acolo, întrebase cu o voce distrată. Aș putea să beau o ceașcă de ceai?" Desigur," răspunse ea. Tokonoma, nișă decorativă în camera de primire japoneză cu tablou și aranjament floral. Kakemono, tablou executat pe o fâșie îngustă și lungă de mătase sau hârtie, care se atârnă de obicei în tokonoma. Totuși nu se grăbise să vină în încăperea unde așteptau ei. Pe genunchi avea un ziar desfăcut, astfel că firele de păr pe care le tăia cădeau pe hârtie. Erau fire tari, ca acelea dintr-o barbă de om matur. Iar Kikuji, copilul, văzuse totul. Era la amiază, dar șoarecii alergau și se jucau prin pod cu zgomot. Afară, lângă verandă, strălucea un piersic înflorit. Chikako se așeză lângă foc ca să pregătească ceaiul, însă mișcările erau vagi și domoale, ca și când se gândea la altceva. 10 zile mai târziu, Kikuji o auzise pe mama lui spunându-i tatălui său pe un ton ce părea a-i dezvălui un mare secret, că Chikako nu o să se mărite niciodată din cauza petelor pe care le avea pe sân. În naivitatea sa, mama lui Kikuji credea că soțul ei nu știe nimic. În mod vădit, ea era pătrunsă de milă pentru Chikako, iar expresia pe care o luase dovedea că era sincer mișcată. A, da?" Tatălui Kikuji răspunsese monosilabic, prefăcându-se că e surprins de cele ce-i comunică soția lui. Apoi sfârșit prin a spune: poate că lucrul nu e chiar atât de grav, cu condiția ca soțul să fie la curent și chestiunea să fie lămurită înainte de căsătorie. La fel i-am vorbit și eu. Totuși îți dai seama, nu e prea ușor pentru o femeie să declare că are niște pete cât toate zilele pe piept. Nu zic nu, dar nici ea nu mai este o fetiță. Oricum, îți vine greu să mărturisești un asemenea lucru. Pentru un bărbat firește e altceva. Chiar dacă nu dezvăluie taina decât după căsătorie, el va face puțin haz și totul s-ar da uitării. Ți-a arătat ea petele acelea? Nu vorbi prostii. Atunci ți-a mărturisit, am înțeles. Da, a fost astăzi aici pentru lecția de ceai și vorbeam ca de obicei ba de una, ba de alta. Cred că a ajuns să mi se destăinuie din întâmplare, fără să se gândească mai dinainte. Tatăl tăcea. Să presupunem că se mărită, reluă mama. Ce crezi că va gândi despre asta soțul ei? Probabil că ar fi destul de dezagreabil, dar cine știe dacă mai pe urmă o taină ca asta nu are și partea ei bună.
aș zice un anumit vinon coace, pricep, mă întreb chiar dacă acest cusur nu contribuie să pună în valoare celelalte calități ale ei ca un punct de atracție. În tot cazul, după părerea mea, nu este o piedică de neînvins. Am încercat să o consolez spunându-i și eu același lucru și atunci ea mi-a mărturisit deschis că o pată mare îi acoperă tot sânul. Așa? Da, se gândește la copilul pe care ar putea să-l nască și pe care va trebui să-l hrănească. Iată ceea ce o întristează. Chiar dacă lucrurile s-ar aranja cu soțul, ce va face cu copilul? Vrei să spui că acest semn din născare o va împiedica să alăpteze? Nu tocmai așa, dar ea nu poate să se împace cu gândul că atunci când îi va da sân, copilul ei va avea sub ochi aceste pârdalnice de pete. Eu nici nu m-am gândit la asta. Când le ai însă pe tine, asemenea pete îngrozitoare, te fac să prevezi toate consecințele, e normal. După ce se va naște, copilul va cere să sugă. Și în ziua când va începe să vadă cu ochii lui, primul lucru pe care îl va vedea vor fi aceste pete oribile pe sânul mamei sale. Cea din tâi impresia lui în această lume, sentimentul inițial pe care îl va avea despre mama lui, va fi viziunea acestor cumplite semne de pe sânul ei. O amintire penibilă, ce nu-l va mai părăsi toată viața. Desigur, desigur, dar nu înseamnă oare să mergem cu gândul prea departe? Poate că da, deoarece la urma urmelor poți crește un copil și cu lapte de vacă sau dându-i o doică. Principalul, după opinia mea, este ca ea să fie în stare să-și alăpteze singură copilul. Cu neputință, îți spun, mie mi-au dat lacrimile când mi-a povestit despre asta. Închipuiește-ți-l pe micul nostru Kikuji? Crezi tu că aș fi putut eu să-l mai hrănesc dacă aș fi avut astfel de pete pe sân? Asta e drept, recunoscut tatăl. Lui Kikuji se răscoli sângele în vine observând cum tatăl său se prefăcea că nu știe nimic. Fiindcă chiar și el văzuse petele acelea urâte de pe pieptul lui Chikako și era gata să-l urască pe un asemenea părinte care nu păruse câtuși de puțin jenat de prezența fiului său. Dar acum, când își reamintea această întâmplare veche de aproape 20 de ani, Kikuji nu se putea opri să nu zâmbească gândindu-se cât de stingerit trebuie să fi fost tatăl său în realitate. Ceea ce nu îl împiedica pe același Kikuji, ca de la vârsta de 10 ani să-și aducă adeseori aminte de cuvintele mamei sale și să reflecteze asupra lor. De câte ori nu fusese cuprins de groază la simpla idee că ar putea să aibă ca frate vitreg sau ca soră vitregă un copil de țâță crescut la acest sân pocit. Și se îngroza nu numai că ar avea frat sau surori din altă legătură, dar că ar putea să existe un asemenea eventual vlăstar. În sinea lui era convins că un copil de țâță, sugând lapte de la un sân acoperit cu acele oribile semne din născare, cu firele lor de părtare, trebuie să aibă neapărat ceva diabolic în ființa lui. Din fericire, Chikako n-a avut niciun copil. Poate că chiar tatălui Kikuji era acela care nu voise să aibă copii cu ea. Cine știe dacă nu tocmai el îi spusese acea înduioșătoare poveste a petelor și a copilului, care o tulburase atât de mult pe mama lui Kikuji, cu intenția bine precizată de a o convinge să nu aducă pe lume un copil. Adevărul este în orice caz că nici înainte, nici după moartea tatălui lui Kikuji, nu a apărut pe lume vreun copil care să fie a lui Chikako. Dar fiindcă Chikako îi făcuse mamei lui Kikuji acele confidențe la foarte scurt timp după ce el, însoțindu-l pe tatăl său, descoperise taina, s-ar putea ca ea să fi recurs la aceasta din precauție, spre a o lua înaintea mărturisirii pe care băiatul i-ar fi putut o face mamei sale. Cine poate să știe? Nu e mai puțin adevărat că Chikako nu s-a măritat niciodată și oricine e îndreptățit să se întrebe dacă până la urmă petele acelea nu i-au înrăurit în mod direct destinul. Cât despre Kikuji, șocul pe care le simțise, copil fiind, de la vederea acelor pete, a fost ca o lovitură care a săpat în el o amintire de neșters. Cine ar putea să spună dacă propriul său destin n-a fost influențat până la un anumit punct de impresia aceea de atunci? Prima imagine ce-i răsări în minte acum, când primi invitația și află că Chikako îi propunea să-i facă cunoștință la acea reuniune de ceai cu o tânără fată, era tocmai viziunea petelor ce marcau sânul anfitrioanei, în așa fel că nu și le mai putea scoate cu niciun chip din cap. Fata pe care vrea să mi-o prezinte Chikako, probabil că are o piele moale și curată, își spunea Kikuji vorbind prin contrast. Apoi gândul îi se întoarse la tatăl său și se întrebă dacă el nu mângâiase cu degetele sale petele acelea sau dacă nu se juca uneori cu ele, până oară mușcându-le ușor cu dinții. Acestea erau deci himerele pe care le plăsmuia el în timp ce își continua drumul pe sub coroanele arborilor din preajma templului, ascultând cântecul zglobiu al păsărelelor. Mai târziu, și aceasta se întâmplă doar la câțiva ani după incidentul care îi tulburase copilăria, Chikako pierduse în chip vizibil tot ceea ce ar fi putut să aibă feminin în ținută și în trăsături. Acum era o ființă cu totul asexuată.
iar Kikuji, legănat în gândurile lui, o vedea în acest moment, activă și plină de energie, prezidând reuniunea de ceai pe care o organizase. Numai că pieptul ei, cu semnele acela din născare, probabil că nu mai are puterea de atracție de altă dată, își spunea el. Începuse să râdă de propriile lui închipuiri și de ideile acestea deșănțate, când auzi la spatele său, pe cărare, pașii a două tinere persoane care se grăbeau. Kikuji se dădu la o parte, făcându-le loc să treacă, nu însă fără a le întreba dacă acesta era drumul ce ducea la pavilionul unde domnișoara Kurimoto își ținea reuniunea sa de ceai. Da, domnule, răspunseră într-un glas cele două fete. Pe lângă că o știa foarte bine, lui Kikuji îi fu destul să vadă veșmintele acestor tinere ca să nu mai aibă nicio îndoială. Ele se duceau la o reuniune de ceai. Dacă le adresase totuși întrebarea, era pentru a se obliga el însuși într-un fel să ia parte la reuniune. Una dintre fete purta un furoshiki de mătase roz cu desen pe motivul senbazuru în alb și era frumoasă. Furoshiki, bucată de țesătură pătrată ce servește ca fular sau pentru învelirea obiectelor pe care cineva le are în mână. Capitolul 2. Când el ajunse sub strașina pavilionului, fetele care o luaseră înainte își scoteau tabii din picioare pentru a se încălța cu altele curate. Tabii, șosete cu un deget separat, depurtat sub sandalele din lemn japonez. Pe deasupra umerilor lor, Kikuji aruncă o privire în camera ceaiului, a cărei ușă era deschisă. O sală de 8 rogojini, cu asistență numeroasă, se aflau acolo numai persoane îmbrăcate în kimonouri de culori vii, strânse la oaltă, aproape înghesuite. Chikako, cu privirea sa cercetătoare, îl zări îndată pe invitatul ei și se ridică repede să-l întâmpine în prag. Ah, intră, intră, te rog! Se întâmplă așa de rar să te vedem la noi, fii binevenit! Pe aici, dacă vrei, hai, intră, nu te sfii! Spunând acestea, îi arătă cu un gest ușa glisantă ce dădea spre locul de onoare, lângă Tokonoma. Simțind toate privirile îndreptate asupra lui, Kikuji roșii și o întrebă pe Chikako. Nu sunt decât doamne? Oh, erau adineauri și câțiva domni, dar văd că au plecat. Dumneata ești floarea reuniunii noastre. Eu floare? Protestă Kikuji. Da, da, e o cinste ce ți se potrivește de minune. Kikuji arătă cu mâna care intra mai bucuros pe cealaltă ușă. Pe când întorcea capul, văzu că cele două fete de adinauri, care își schimbaseră sandalele și le înfășuraseră pe cele cu care veniseră în pasmaua de mătase, împodobită cu senbazuru, așteptau respectuoase în fața ușii la intrare, ca să-l lase pe el să treacă primul. Kikuji păși în anticamera unde domnea o anumită dezordine, din cauza hainelor și pachetelor lăsate acolo de invitați, a cartoanelor cu prăjituri, a pungilor și cutiilor cu obiectele prețioase rezervate ceremoniilor de ceai. Sub strașina din Mizuya, o servitoare spăla ceștile și celelalte ustensile necesare. Mizuya, anticamera pavilionului de ceai, servind de oficiu. Chikako îl urmă pe Kikuji acolo și cu palmele lipite de genunchi se înclină și se așeză dinaintea lui. Cum ți se pare? Îi șoptia pe urmă. Simpatică, nu-i așa? De cine vorbești? O întrebă Kikuji pe același ton. Fata care poartă un furoshiki cu senbazuru? Iată cine se interesează de furoshiki. Lasă că te știu eu. Îți vorbesc de una dintre tinerele persoane care stăteau în picioare acolo la intrare. Aceea mai frumoasă. E domnișoara Inamura, Inamura Yukiko. Kikuji încuvință vag cu o mișcare din cap. Mi se pare că ai un ochi destul de priceput ca să bagi de seama amănuntul cu furoshiki, insinuă Chikako. Adinaori am crezut chiar că ați venit împreună. Mărturisește, hai că nu ți-a fost greu să o descoperi. Ce idee! Protestă încă o dată Kikuji. Ai avut noroc în orice caz, fiindcă ai întâlnit-o pe drum. Tatăl dumitale, știi, cunoștea bine familia Inamura. Da? Avea pe vremuri o prevălie de mătăsuri la Yokohama. Fata, înțelegi, nu știe încă nimic de planurile noastre. Țin să ți-o spun dinainte. De fapt, între încănela ei, Chikako depășise cu mult tonul șușotelii și locul unde se aflau nu era despărțit de salon decât printr-o ușă subțire. Kikuji se simțea puțin stânjenit, dar iată că Chikako se apropie și mai mult de el și îi strecure la ureche. Din păcate a intervenit ceva cam neplăcut, anume, doamna Oota, pricepie și ea aici și cu ea a venit și fiica sa. Chikako îl fixă pe Kikuji cu o privire scrutătoare, apoi continuă. Îți dai seama, nu eu le-am invitat pentru astăzi.
dar la o reuniune ca asta, la o ceremonie de ceai, poate în principiu să vină oricine, chiar oameni de pe stradă. Cu câteva momente mai înainte bunăoară, a trebuit să primim două perechi de americani care treceau pe aici din întâmplare. Sunt dezolată, dar ce puteam să fac de vreme ce doamna Oota a căzut așa pe nepusă masă? Probabil că a auzit vorbindu-se de reuniunea noastră și a venit. Deprisos să-ți mai spun că ea nu e firește la curent cu nimic în ceea ce te privește. Și eu, nici eu, începu Kikuji, care voia să spună. N-aveam nicio intenție să mă pretez la o întâlnire clasică în vederea căsătoriei. Dar în ultimul moment gâtul îi se uscă și nu mai fu în stare să articuleze cuvintele pe care le avea pe buze. Dumitare, în fond, ți-e egal, nu-i așa? Dacă poate să fie cineva jenat, aceea e doamna Oota și numai ea. Kikuji se simți iritat auzind-o pe Chikako, vorbindu-i pe tonul acesta. Legătura pe care tatăl său o avusese cu ea nu durase, asta e limpede de tot, nu durase mai mult decât răstimpul unei scurte aventuri. Dar ea continuase să vină în casa lor până la moartea lui și să-și desfășoare aici utila sa îndeletnicire de menajeră. Firește, prezența ei se impunea de la sine la reuniunile de ceai, dar se afla acolo mai ales pentru simpli invitați ca să ajute la menaj. Ar fi fost cu totul comic ca mama lui Kikuji să se simtă pe atunci mușcată de gelozie pentru o persoană zestrată cu atât de puțină feminitate. Totuși, e sigur, e sfârșit se prin a descoperi că soțul ei cunoștea foarte bine și nu întâmplător petele pe care Chikako le avea pe piept. Dar pe vremea aceea lucrurile se sfârșiseră cu bine și încă de mult, astfel că Chikako, cu aerul nepăsător al aceleia care a uitat totul, stătea fără pic de emoție alături de soție, care ar fi putut să fie rivală. Kikuji, la rândul lui, se obișnuise să-și privească existența proprie de ceva fără însemnătate și încetul cu încetul uitase violenta antipatie ce o nutrise în copilărie. De la un timp, a început să o trateze doar cu dispreț. Oh, ce bine știa această femeie să se facă necesară în familie prin serviciile sale, reușind să nu se mai vadă că era cu totul lipsită de farmec feminin. De altfel, tot datorită acestei familii își putuse asigura ca profesoară de arta ceaiului un succes demn de invidiat. Femeia din ea nu putuse cunoaște, desigur, decât o singură experiență de dragoste în viața ei, și anume aventura unică și efemeră pe care o avusese cu tatălui Kikuji, după care flacăra s-a stins. În această ordine de idei, Kikuji, după moartea tatălui său, nu se mai putea gândi la ea decât cu un sentiment ce se apropia de compasiune. Cât despre mama lui Kikuji, oare cum ar fi putut să nutrească ea vreo ură față de Chikako, de vreme ce avea de înfruntat-o cu totul altă problemă, infinit mai gravă, care se punea prin doamna Oota? Căci domnul Oota și tatălui Kikuji, amândoi adepți ai artei ceaiului, se aflau în strânse legături de prietenie. După moartea domnului Oota, tatălui Kikuji fu acela care se însărcină să vândă colecția artistică a prietenului său. El a intrat astfel în relații cu văduva prietenului său, care a devenit apoi metresa lui. Chikako nu pierduse prilejul să o informeze pe soție despre aceasta, fără să mai stea pe gânduri. Ea se simți în mod firesc dată la o parte și atunci acționă drastic. Ba chiar mai mult decât atât. Nu-l urmărea ea pe tatălui Kikuji ca o umbră ca să-i supravegheze orice mișcare, nu se ducea la văduvă ca să o răpună cu mustrările sale, ai fi zis că gelozia ei, amorțită de ani și ani de zile, renăscuse deodată în acea împrejurare. Mama lui Kikuji, din potrivă, mai degrabă se înroșea în fața intervențiilor puțin prea zgomotoase ale lui Chikako, care puneau în pericol reputația familiei. Căci nimic nu putea stăvili pe această Chikako care spunea tot ce-i venea la gură despre doamna Oota, în prezența chiar a copilului, a lui Kikuji. Iar în ziua când mama lui, indignată, voi se sopotolească, ei răspunsese că lucrurile merseseră și mai departe. Ultima oară, zisese ea, atunci când am făcut-o cu ou și cu oțet pe văduva domnului Oota, am auzit plânsul unei fetițe în camera alăturată. Era fica lor care ascultase la ușă. O fată? Au deci o fată? Exclamase mama lui Kikuji încruntându-și sprâncenele. Da, o fetiță de 12 ani, după cât mi-a spus ea. Pe semne-i cam proastă, doamna Oota asta. În loc să o certe pe mititica aceea, așa cum așteptam să facă, dumneai o ia în brațe, o pune pe genunchi și se așează cu ea în fața mea, silind-o să participe la această comedie a înduioșării. Biata copilă! Ea e unicul instrument de care dispunem spre a pune conștiința mamei sale la încercare, deoarece copila știe tot ce se petrece în casă. Și întorcându-se către Kikuji, adăugase. O copilă drăgălașă totuși, cu o față rotundă și frumoasă. Tânărul nostru domn Kikuji n-ar face oare bine să-i strecoare o vorbă despre ea tatălui său? Ah, termină odată și nu-ți mai răspândi veninul peste tot.
izbucnise în cele din urmă mama lui Kikuji ieșindu-și din fire. Nu e bine, doamnă, să păstrați toată otrava asta în suflet. Hotărâți-vă să o aruncați afară. Dumneavoastră slăbiți văzând cu ochii, în timp ce persoana aceea e mai înfloritoare ca oricând. Proastă cum o știu, e în stare să plângă până nu mai poate și apoi să ia o mutră înduioșată uitând totul. Închipuiți-vă că în camera unde își primește vizitatorii mai tronează un portret imens al răbosatului ei soț. Ah, nu înțeleg cum face domnul Mitani de suportă mascarada asta. Și iată că tocmai această doamnă Oota, obiectul discuțiilor disprețuitoare pe care le auzise Kikuji, se afla acum aici, venise să asiste la mult timp după moartea tatălui lui Kikuji, la o reuniune de ceai organizată de Chicago. Și nu numai că venise ea, dar o adusese cu sine și pe fiica sa. Kikuji simți că îi se înfige un cui în inimă. Dacă era adevărat, așa cum pretindea Chicago, că de data asta doamna Oota nu fusese invitată, nu era mai puțin surprinzător să afle că legăturile dintre ele continuaseră totuși și după moartea tatălui său. Chicago îi dădea oare lecții despre arta ceaiului domnișoarei Oota, făcea asta la cererea mamei sale, acestea erau întrebările pe care și le punea Kikuji. Dacă nu vrei să o vezi, a rostit atunci Chicago în timp ce îl interoga din privire, am să rog să plece. Mi-e perfect egal, dar dacă vrea să plece, să fie sănătoasă. Una ca ea, vrei să crezi cumva că are atâta tact. Dar fi așa, părinții dumitale n-ar fi avut de îndurat atâtea necazuri. A venit cu fica ei, nu-i așa? Se informă Kikuji, care nu o cunoștea pe fată. Dacă era foarte neplăcut să facă cunoștința tinerei fete cu Furoshiki, cu sembazuru în prezența doamnei Oota, îi se părea și mai penibil să o întâlnească aici, pentru prima oară, pe fica ei. Nu mai putea suporta șușoteala asta lui Chicago, care îi sfredelea urechile. Începea să-l calce pe nervi. După cât se pare, i-o tăie el înălțând capul, acum toată lumea știe că mă aflu aici. Nu mai pot deci să dau înapoi. Și intră în salon pe ușa de lângă Tokonoma, trezându-se astfel chiar în locul de onoare. Noul venit tocmai făcea o plecăciune în timp ce Chicago intră în urma lui, îl prezenta asistenței ridicând puțin glasul și vorbind pe un ton mai degrabă ceremonios. Am plăcerea să vă prezint pe domnul Mitani, fiul celebrului colecționar și amator de ceai. Kikuji făcu o nouă plecăciune și ridicând ochii, zări în fața lui toate acele chipuri feminine pe care la început îi fusese greu să le distingă, într-atât de orbite erau privirile la vederea mătăsurilor sclipitoare ale kimonourilor. Dar după ce și-a regăsit calmul, constată că o avea în față, în dreptul lui, chiar pe doamna Oota. Ce noroc, zise ea, ce noroc să te vedem aici! Și toată asistența a putut să audă vocea ei afectuoasă și neprefăcută. E atâta timp de când nu te-a mai văzut? Cu un gest discret, o trase ușor de mânecă pe fica sa, așezată alături de ea, ca pentru a o pofti să-l salute și ea pe tânărul din fața lor. Fata roșie și fâstăcită făcu o mică plecăciune. Kikuji era departe de a se aștepta la una ca asta. El nu putu să descopere nici cea mai mică urmă de antipatie sau de reținere la doamna Oota, care era numai spontaneitate și tandrețe. Nepăsătoare la tot ceea ce puteau să gândească ceilalți, ea se bucura din toată inima de această întâlnire, fără pic de gând ascuns. Fica ei, din contră, stătea cu ochii în jos și furându-l doamnei Oota să roșească de îndată ce observa aceasta. Totuși continua să-l fixeze cu privirea pe Kikuji, părând a-i spune cât de mult i-ar fi plăcut să fie alături de el și să-i poată vorbi. Practic și dumneata arta ceaiului?" sfârșia prin a-l întreba. Din păcate, nu. Sunt cu totul profan." Oh, dar nu se poate să nu ai în sânge?" Părea într-adevăr foarte emoționată. Ochii erau umezi. Kikuji, care nu mai văzuse pe doamna Oota de la funeraliile tatălui său, găsi că ea se schimbase prea puțin în cursul acestor 4 ani. Aerul acesta, mai tânăr decât vârsta ei, același gât suplu și delicat, ceafa lungă contrastând cu umerii rotunzi și tari, apoi nasul subțire și gura mică în comparație cu ochii. Iar nasul ăsta, dacă îl privești bine, atât de perfect ca linie și atât de mic, că nu te poți opri să nu zâmbești, și această buză inferioară ușor răsfrântă, care pare îmbufnată când vorbește. La fica doamnei Oota regăsea ceafa lungă și umerii rotunjiți ai mamei. Gura, dimpotrivă, îi era vizibil mai mare, cu toate că fata ținea buzele mereu strânse. Și lui Kikuji îi venea parcă să râdă văzând gura atât de mică a mamei față de aceea a fiicei sale. În privința ochilor, ai fetei sunt poate mai mari și mai negri decât ai mamei. Și s-ar spune că sunt înnecați de tristețe. Tocmai atunci Chicago, după ce potrivise cărbunii pe foc, se întoarse și spuse. Domnișoara Inamura, vei binevoi să prepare un ceai în onoarea domnului Mitani? Dacă nu mă înșel, dumneata n-ai oficiat încă astăzi. Da, desigur,
răspunse tânăra fată ridicându-se numai decât. Kikuji știa foarte bine că domnișoara cu Senbazuru era așezată lângă doamna Oota, cu toate că din momentul când le văzuse pe doamna Oota și pe fica ei, nu-și îndreptase nicio clipă ochii spre ea. Răsucindu-se lângă căldărușa în fața căreia se oprise, tânăra persoană se adresă lui Chikako și o întrebă în care ceașcă să pregătească ceaiul. Cred că ceașca de oribe, care se află acolo, ar fi cea mai potrivită, zise Chikako. E o ceașcă pe care tatăl domnului Mitani o aprecia mult. De la el o și am, adăugă ea întorcându-se către Kikuji. Oribe, soi de ceramică din secolul al XVI-lea, folosită în arta ceaiului pentru coloritul ei sobru. Această ceașcă pe care tânăra fată o pusese acum dinaintea ei, Kikuji și-o amintea neîndoios foarte bine. Tatălui se servea de ea, e adevărat, dar el o avea la rândul său de la doamna Oota, de la care o cumpărase. Deci ce va fi gândind, ce va fi simțind doamna Oota, văzând că reapare aici prețiosul obiect ce făcuse altă dată parte din colecția soțului ei? Kikuji își pune această întrebare, foarte surprins de o asemenea lipsă de tact din partea lui Chikako. Dar în materie de sensibilitate și delicatețe, se poate spune că nici doamna Oota nu dovedea în acel moment că îi prisosește așa ceva. Trecutul acestor două femei în vârstă îi părea ca un cuib de vipere în comparație cu tânăra fată, curată și nevinovată, ce tocmai termina pregătirea ceaiului pentru el. Kikuji o sorbea cu nesaț din ochi pentru frumusețea ei. Capitolul 3. În mod sigur, fata cu furoshiki de Senbazuru nu bănuise nimic despre intențiile lui Chikako. Ea terminase prepararea ceaiului fără nici cea mai mică tulburare și acum venea să-i ofere ea însăși ceașca lui Kikuji, în fața căruia o depuse. Kikuji gustă mai întâi ceaiul, apoi contemplă ceașca. Un smalț negru cu o pată albă înăuntru, pe fund unde era pictată, tot în negru, o frunză tânără de ferigă. Ți-o amintești, nu-i așa? Îl întrebă Chikako din celălalt capăt al încăperii. Mi se pare că da, răspunse el pe un ton nesigur, punând ceașca la loc. Privind această gingașă mlădiță de ferigă, ai cu adevărat impresia că ești la munte, explică Chikako. E o ceașcă ce se potrivește de minune primelor zile de primăvară și știu că tatăl dumitale o folosea adeseori. Acum sezonul este poate cam înaintat, dar asta nu înseamnă că domnului Mitani îi va face mai puțină plăcere să se servească de această ceașcă în amintirea tatălui său. Oh, când e vorba de o piesă atât de valoroasă, răspunse Kikuji, ce importanță mai are că tatăl meu a ținut-o în mâinile sale? Dacă ne gândim că această ceașcă datează din epoca Momoyama, când regele Rikyu mai trăia încă, și că ea a trecut din generație în generație, vreme de aproape 4 secole prin mâinile savante ale atâtora maestri ai ceaiului, cât de puțin important este locul pe care tatăl meu îl ocupă în acest șir. Kikuji ar fi vrut, prin aceste cuvinte, să desprindă de persoana lui semnificația pe care o avea acum ceașca, dar gândul îi se întorcea mereu fără să vrea tocmai la asta. De la domnul Oota la soția lui, apoi de la doamna Oota la tatăl lui, iar de la acesta la Chikako, ceașca fusese transmisă din om în om. Și iată că domnul Oota și tatăl lui Kikuji, cei doi bărbați, erau morți în prezent, pe când cele două femei se găseau aici, la această reuniune de ceai. Obiectele au, se poate spune, un destin bizar, iar acela al ceștii, fie și numai pentru acest mic fragment din istoria ei, este destul de singular. Cu atât mai mult cu cât toate, sau aproape toate persoanele de față, doamna Oota și fica sa, Chikako, domnișoara Inamura, precum și alte fete, duseseră această veche ceașcă la buzele lor, o atinseseră cu mâinile lor, îi mânghiaseră forma delicată. Spre cea mai mare uimire a lui Kikuji, doamna Oota declară deodată: aș vrea să beau și eu ceai în ceașca asta. Data trecută l-am băut în altă ceașcă. Era cazul să te întreb dacă această femeie se dovedea de o prostie totală sau de o indiscreție nerușinată. Și Kikuji suferea în sinea lui văzând-o pe fica ei, lăsându-și cu îndurerare ochii în jos. Tânăra fată cu șalul brodat cu păsărele albe începu o nouă pregătire a ceaiului, de asta dată în onoarea doamnei Oota. Întreaga asistență îi urmărea cu încordare fiecare gest. Nu, domnișoara Inamura nu știa desigur nimic din sumbra istoriei aceștii negre. Ea îndeplinea fiecare mișcare conform învățăturii pe care o primise. Stilul ei era mai degrabă rece, fără pecete personală. Corectitudinea și cumpănirea ținutei sale, acea linie inflexibilă a corpului, din partea de sus a bustului până la genunchi, totul exprima o distincție sigură. Ramurile proaspăt înfrunzite își împleteau umbrele pe fereastra de la spatele ei, iar lumina difuză se așterna ca o blândă lucire pe umerii săi,
alunecând pe mânecile kimonoului, ale cărui tonuri deveneau și mai aprinse. Însuși părul ei părea că strălucește. În această transparență, mult prea luminoasă, desigur, pentru un salon de ceai, floarea tinereții sale sclipea cu putere. Fata folosea drept șervet o bucată de mătase de un roșu viu, ceea ce nu izbea neplăcut în mâinile ei de fată tânără, ci, din contra, crea o impresie de mare prospețime. Cu fiecare gest al ei, ai fi zis că înflorește un trandafir roșu. În jurul ei zburau parcă în stol 1000 de păsări albe. Doamna Oota, ținând în mână ceașca, observă. Verdele ceaiului în negrul acesta amintește primele frunze ale primăverii când se deschid mugurii. Ea se feri să spună că ceașca fusese cândva unul din obiectele prețioase ale răposatului ei soț. După cum cerea uzajul, acum că ședința de ceai se apropia de sfârșit, se trecu la ceea ce se numește aprecierea pieselor, adică la contemplarea savantă a obiectelor de artă alese pentru reuniune. Dar fetele, care nu se pricepeau firește prea mult în această materie, se mulțumiră să asculte explicațiile date de Chicago. Mizuzashi, ca și ceașacu, erau piese din colecția tatălui lui Kikuji, lucru pe care nici Kikuji, nici Chicago nu-l amintiră. Mizuzashi, recipient pentru apă folosit în ceremoniile artei ceaiului. Ceașacu, bastonaș de bambus cu care se bate esența de ceai până la spumă. Invitatele se ridicară una câte una și plecară, în timp ce Kikuji, ultimul, rămânea pe loc. Doamna Oota se apropie de el și îi zise: Te rog să mă ierți dacă adineauri te-am supărat, dar văzându-te aici, cum puteam să nu mă gândesc la trecut? Câtă distincție ai căpătat între timp? Vorbea cu sinceritate și lacrimile îi umeziră iarăși ochii. Și doamna, mama dumitale, ah, aș fi vrut să viu la înmormântare, dar până la urmă n-am îndrăznit. Fața lui Kikuji se crispă. Ce trist! Mai întâi tatăl dumitale și apoi mama. Acum te duci acasă? Nu, imediat nu. Aș dori atât de mult să ne putem revedea. Aș avea atâta să-ți spun. Din încăperea vecină, Chicago îl chemă pe Kikuji și doamna Oota se retrase, nu fără a lăsa să se vadă cât de mâhnită și năpădită de regrete era. Fica ei, care o aștepta în grădină, îl salută pe Kikuji în același timp cu mama. Ea îi aruncă o privire lungă, parcă rugătoare. În camera de alături, Chicago se grăbea cu servitoarea și câteva eleve să repună totul în ordine. Despre ce ți-a vorbit doamna Oota? Îl atacă ea de îndată pe Kikuji. O, nimic deosebit. Fii cu băgare de seamă. Nu te lăsa prins de expresia înduioșată și de aerile de nevinovăție ale acestei femei. Dă întotdeauna impresia că pune sentiment în toate. Dar de fapt nu știi niciodată ce gândește. E o persoană ciudată. Cu toate astea, asistă regulat la reuniunile dumitale, nu-i așa? O întrebă Kikuji cu o notă de ironie. La drept vorbind, de când vine aici? Fără să mai aștepte însă răspunsul, atât de nerăbdător era să scape din această atmosferă înveninată, Kikuji ieși afară, unde-l urmă și Chicago. Cum o găsești pe domnișoara Inamura? E drăguță, nu? Da, fără îndoială, dar mărturisesc că aș fi preferat să o întâlnesc în altă parte decât aici. Prezența dumitale, aceea a doamnei Oota, fantoma tatălui meu, prea mult? Fiindcă te neliniștești pentru niște lucruri ca astea, lasă-le încolo. Doamna Oota n-are absolut nimic de a face cu domnișoara Inamura. Tocmai pentru ea mă simțeam jenat. Pentru ea? Cum așa? Sunt cu adevărat dezolată că doamna Oota ți-a creat o asemenea neplăcere și îți cer încă o dată scuze. Dar în ce privește pe domnișoara Inamura, te rog, nu amesteca în toate astea. E altceva. Dacă vrei dumneata, deocamdată însă îți cer îngăduința de a pleca. Voia să-i ureteze scurt, deoarece dacă ar fi continuat să vorbească în timp ce mergea, Chicago fără îndoială nu i-ar fi dat drumul așa ușor. Când se pomeni singur în fața azaleilor împobocite, ce se așternau la poalele costișei, respira adânc. Se mustra amar în sinea lui că acceptase această invitație a lui Chicago și totuși emoția ce o încercase la vederea tinerei fete cu păsări albe își păstra în el întreaga prospețime. De bună seamă, ei îi datora că nu plecase de la reuniune cu inima împovărată, după ce le întâlnise pe cele două metrese ale tatălui său dintr-o dată. Dar o mânie surdă le răscolea la gândul că aceste două femei erau acolo, pe deplin vii, și că îi vorbeau de tatăl său în timp ce propria lui mamă era moartă. Și numai decât, în minte, îi răsăriră dezgustătoarele pete de pe pieptul lui Chicago. Frunzișul tânăr fremăta în briza răcoritoare a serii. Kikuji își scosese pălăria și mergea încet cu ea în mână. Pe când se apropia de poarta templului,
o zări acolo, stând în picioare, puțin ascunsă, pe doamna Oota. Pe furiș aruncă o privire în jurul lui, gândindu-se să o evite. Apucând pe unul sau pe celălalt colnic ce flancau poarta, ar fi putut să treacă dincolo. Totuși urmă drumul drept, dar cu trăsăturile feții puternic înăsprite. Văduva îl zărise încă de departe. Ea ieși înainte cu o vie roșață în obraj. Te așteptam, îi spuse ea. Voiam să te mai văd odată. Mă vei socoate poate groaznic de indiscretă, dar mi-era imposibil să te părăsesc așa, fără să știu măcar dacă vom mai avea prilejul să ne revedem vreodată. Și fica dumitale unde e? Fumico a plecat înainte, e cu niște prietene. Ea știe că mă așteptai? Da, răspunse doamna Oota privindu-l drept în ochi. Probabil că nu i-a plăcut acolo, nu-i așa? Mai adinaur mă neliniștisem destul de tare din pricina ei. S-ar zice că-i vine greu să mă vadă. Kikuji vorbise într-un fel nu tocmai clar, pe un ton echivoc, în același timp și serios și glumeț. Doamna Oota îi răspunse cât se poate de simplu. Da, cred că era penibil să te întâlnească. Tatăl meu va fi fost pentru ea cauza multor necazuri, zise Kikuji voind să subînțeleagă. Așa cum și dumneata ai fost pentru copilul care eram eu cândva. O, nu, nu e ceea ce crezi, protestă doamna Oota. Dimpotrivă, tatăl dumitale ținea mult la Fumiko. Tocmai asta voiam să-ți pot explica dumitale într-o zi. Despre asta voiam atâta să-ți vorbesc. Fetița la început a rămas mereu rezervată, cu toate că el îi arăta foarte multă bunăvoință. Și apoi, spre sfârșitul războiului, când bombardamentele se întețiseră, ea s-a schimbat deodată și nu mai avea decât o dorință. Să se devoteze tatălui dumitale. Să se devoteze e firește o vorbă mare. Și ea nu era decât o fetiță pe atunci. Dar s-ar fi dus până la capătul lumii, de pildă, ca să-i găsească un pui sau puțin pește, să-i procure orez pe care l-ar fi căutat chiar sub bombe, fără să-i pese de pericol. Tatăl dumitale se mira el însuși de această metamorfoză bruscă, iar mie mi se încleștea inima văzând ce e în stare să facă dragostea filială din fica mea. Asta mărea remușcările. Kikuji afla deci abia acum care era originea acelor surprinzătoare daruri pe care se întâmpla ca tatăl său să le aducă acasă, a acelor alimente mai mult decât prețioase pe vremea aceea, din care se înfructase toată familia. Trebuia deci să fim recunoscători fiicei doamnei Oota, și eu și mama mea, gândi el. N-am înțeles niciodată prea bine de ce fiica mea se schimbase așa dintr-o dată. Probabil se gândise că fiecare eram amenințat să murim dintr-o zi într-alta. I se va fi făcut milă de mine? Fapt este că s-a consacrat în întregime tatălui dumitale, de bună voie și cu toate puterile. Tragismul unui război ce se apropia de sfârșitul lui catastrofic putuse foarte bine să șteargă într-adevăr în ea, până la un anumit punct, amintirea unui tată pe care îl pierduse deja, spre a se atașa mai mult ca oricând de prezența vie a mamei sale, singurul ei bun, și să o facă să înțeleagă în ce măsură dragostea tatălui lui Kikuji era unica ei salvare. Ai observat inelul pe care l-avea astăzi Fumiko? Întrebă doamna Oota. Nu. E un cadou de la tatăl dumitale. Știi desigur că el avea obiceiul să se întoarcă la căminul său la primul semnal de alarmă, chiar când se afla la noi. Fumiko ținea atunci cu tot din adinsul să-l însoțească, spunând că nu se putea ști la ce riscuri se expune pe drum. Și odată plecând astfel cu el, nu s-a mai întors. Măcar de-ar fi ajuns acasă la el, cum spuneam eu, acolo ar fi la adăpost. Dar mă mai întrebam dacă nu muriseră cumva amândoi pe drum. A doua zi dimineața m-am pomenit cu ea. Mi-a povestit că l-a însoțit pe tatăl dumitale până la poartă. Izbutiseră să ajungă până acolo. La întoarcere însă a trebuit să intre în nu mai știu ce adăpost antiaerian, unde a fost nevoită să stea toată noaptea. Atunci, când a revenit la noi după această întâmplare, tatăl dumitale i-a dat inelul. În semn de mulțumire pentru ieri seară, Fumician, i-a spus el, că se va fi rușinat acum în fața dumitale cu acest inel, asta o cred. Ascultând-o, Kikuji se simți cuprins de dezgust. Era pur și simplu grotesc din partea doamnei Oota să-și închipuie așa cum părea o face, că această poveste ar putea să atragă simpatia lui Kikuji față de dânsa. Și totuși, lucru ciudat, el n-avea pentru ea vreun sentiment de ură, nici măcar de neîncredere, căci emana din ea un fel de căldură dulce, nici el nu știa ce și cum, care îl lăsa dezarmat. Că fiica se devotase astfel până la sacrificiu, era neîndoios din pricină că nu mai putea suporta să o vadă pe mama ei pradă tristeții sale. Cât despre doamna Oota, spunând acestea despre fiica sa, vorbea într-un chip numai puțin transparent despre marea ei dragoste. Da, această dragoste și-o destăinuise ea acum. Dar cui? Pe cine lua drept confident?
Kikuji își dădu seama că, pe cât se părea, ea nu prea făcea o deosebire între tată și fiu. Tandrița pe care și-o revărsa foarte natural asupra lui Kikuji era ca și cum și-ar fi deschis inima în fața tatălui acestuia. Cât despre resentimentul pe care Kikuji îl împărțea altădată cu mama sa împotriva doamnei Oota, dacă nu era înlăturat cu totul, pierduse în orice caz mult din virulența lui. Kikuji merse chiar până la a-și spune că dacă nu va lua măsuri, va ajunge fără să vrea să o asculte cu sentimentul tatălui său pe această femeie care îl iubise atât de mult. Oare nu alunecase deja în iluzia unei lungi intimități cu ea? Da, simțea acum în sinea lui pentru ce tatăl său, care o rupsese atât de repede cu Chicago, rămăsese legat de cealaltă până la moarte. Și înțelegea totodată cât de mare putea să fie disprețul lui Chicago pentru această femeie. Nu se simțea oare și el cuprins pe neașteptate de ispita de a face să sufere această pradă ușoară, de a o tortura după bunul său plac? Te duci deseori la reuniunile lui Kurimoto? Întrebă el deodată. Știu că nu se dădea înlături să te chinuiască altădată. Da, ea e cea care mi-a scris după moartea tatălui dumitale, mărturisi doamna Oota lăsându-și capul în jos. Mă simțeam atât de singură și eram fără nicio apărare împotriva tot ceea ce atingea memoria lui. Dar fiica dumitale te însoțește totdeauna aici? Mai întrebă Kikuji. O, desigur, Fumiko vine cu mine împotriva voinței sale. Continuând să meargă, străbătuseră pasajul de nivel, apoi trecuseră de gară, dar urmau drumul înainte, îndreptându-se către colina din fața templului Enkakuji. Capitolul 4. Doamna Oota putea să aibă cam 45 de ani, deci era cu cel puțin 20 de ani mai în vârstă decât Kikuji. Totuși știu atât de bine să-l facă să uite această diferență, încât el credea cu adevărat că strânsese în brațe o femeie mai tânără decât dânsul. Voluptatea ce gustă era aceea unei plăceri pe care numai experiența partenerei sale era în stare să-i o procure. Cu toate acestea, tânărul nu simțise nicio clipă timiditățile lipsei lui de experiență. Avea impresia că lua pentru prima dată cunoștință de ceea ce este o femeie, învățând totodată ce înseamnă să fii un bărbat. Kikuji era uimit de această revelație și de deplina deșteptare a virilității lui. Nu știuse până acum că o femeie poate fi atât de nesfârșit mângâietoare, capabilă să te conducă urmându-te totuși. Acea pasivitate voluptos de activă și plină de căldură care te aruncă într-o mare de parfumuri dulci. El, care nu încercase decât un fel de dezgust după satisfacerea dorinței, de fiecare dată când profitase de libertățile ce îi oferea viața sa de celibatar, se mira acum că, înnoată, contrar așteptărilor, în răsfățurile unei beții, pe cât de plăcută, pe atât de potolită. Știa că orice altă parteneră l-ar fi lăsat rece și ar fi respins-o de lângă el, pe când în cazul de față, pentru prima dată, trupul lui căuta să simtă căldura dulce a celuilalt trup strâns drăgăstos lângă el, prelungind la nesfârșit îmbrățișarea. Nu, el nu cunoscuse niciodată la o femeie aceste unde mângâietoare ale unei călduri fără sfârșit, pe care simțurile lui îmbătate le sorbeau cu deliciu, în timp ce înăuntrul său celebra triumful cuceritorului, al învingătorului ce își lăsa picioarele să fie spălate de sclave. Totodată însă se simțea ca un copil mic care visează și care se refugiază la căldură în brațele mamei sale. Eliberându-și umerii și ridicându-se puțin într-un cot, Kikuji întrebă deodată. Kurimoto are niște pete mari din născare, știi asta? Dar conștient fiind de cruzimea întrebării lui, nu merse în starea sa de voluptate până la a-și da seama cât de mult putea să lovească prin asta pe Chicago. Sunt aici, uite așa, acoperind tot sânul. Și arătă cu palma desfăcută. Se supune unui impuls ciudat și oarecum tulbure, neștiind prea bine de unde îi venea această dorință bruscă, această poftă avidă de a se trăda pe sine însuși și totodată de a răni pe altcineva. Sau poate nu era decât un mijloc de a masca din pudoare juvenilă curiozitatea ce o stârnea acest trup feminin. O, lasă! E dezgustător!" zise ea distrată, făcând un gest de a se acoperi cu kimonoul, ca și cum nu înțelegea despre ce era vorba. E prima dată când aud asta," adăugă nepăsătoare. Sub kimono așa ceva nu se vede." Nu, bineînțeles. Totuși când..." Ce?" Sunt momente când ies la iveală. Sunt plasate așa, aici și aici." Oh, obraznicule, caut să vezi dacă nu am și eu." Câtuși de puțin, la naiba." Dar dacă ai avea și dumneata pete pe locul acesta, mă întreb ce ai face și ce s-ar întâmpla din pricina lor în momentul de față." Unde le are ea? Aici?" Și ochii se coborâre asupra pieptului calmi. Apoi se adresă foarte naturală. De ce îmi pui această întrebare? Cu ce te-ar deranja ele?" Kikuji fu dezarmat.
El voise să-și strecoare în dânsa propria lui otravă, dar cu un rezultat atât de slab că otrava se întorcea acum în el și îl răscolea din nou. Foarte mult, să știi. Singura dată când am văzut acele pete, nu aveam decât 8 sau 9 ani, dar de atunci m-a obsedat mereu. Zău? Și de ce? Dar dumneata n-ai suferit din cauza asta? Stărui Kikuji. Îți aduce aminte când Kurimoto a venit la dumneata chipurile din partea mamei? Ca și din a mea, convinuirile și calomniile ei furioase? Ea lăsă capul în jos în semn de încuvințare, schițând o ușoară mișcare de a se depărta. Dar brațele lui Kikuji o strânseră atunci și mai tare. E bine, nimic nu-mi va smulge din cap ideea că toată răutatea ei nu avea în momentul acela altă cauză decât ciuda. Turbarea de a se ști cu sânul însemnat de petele acelea făcea din asta o întreagă dramă. Dar e îngrozitor ceea ce spui. Și căuta poate totodată să se răzbune pe tatăl meu. Pentru ce să se răzbune? Drama ei, petele, e aproape sigur că din cauza lor a fost părăsită, iar ea era cu atât mai neconsolată, cu atât mai amărâtă. Oh, destul, să nu mai vorbim despre acele cumplite pete, mi se face rău. Și totuși, își spunea Kikuji, ei e departe de a-și închipui ce poate să însemne așa ceva. Domnișoara Kurimoto nu-și mai face de sigur inima rea din cauza asta. Probabil că nici nu se mai gândește la ce a fost. Sunt lucruri care se uită. Crezi că chiar dacă au trecut, asemenea lucruri nu lasă urme? Doamna Oot a căzut pe gânduri. Se întâmplă uneori ca în amintire trecutul să ne fie mai drag, zise ea visătoare. Și abia atunci Kikuji aruncă mărturisirea pe care fusese totuși ferm hotărât să nu o dea în vileag. Spune-mi, cunoști fata care stătea lângă dumneata mai adineauri la reuniunea de ceai? Yukiko? Firește că da. E fica domnului Inamura, nu? Kurimoto m-a invitat anume pentru a-mi face cunoștință cu ea. Oh! Ochii mari ai doamnei Oota se căscară și mai mult, învăluindu-l cu gravitate pe Kikuji. Prezentarea unei logodnice, deci, și eu care n-am observat nimic. Aș, nu, nu, protestă Kikuji. Nu e vorba de căsătorie, te asigur, nimic de genul acesta. Oh, ba da, și iată că eu plecând de acolo am... Kikuji o văzu năpădită de suspine, apoi icnetul îi zgudui umerii și câteva lacrimari se rostogoliră pe pernă. De neiertat, sunt de neiertat. De ce nu mi-ai spus nimic? Văzu cum își ascunde fața în pernă, plângând neîncetat, dar nu înțelegea prea bine de ce. Dacă e ceva rău în ceea ce am făcut, zise el, nu mica formalitate în chestiune schimbă ceva. Că am făcut-o plecând de acolo sau venind din altă parte, asta n-are absolut nicio importanță. Nu e nicio legătură între cele două situații. Kikuji vorbea cu toată convingerea. Era exact ceea ce gândea. Dar în aceeași clipă revăzu imaginea domnișoarei Inamura din momentul când prepara ceaiul după regulile artei, iar acel furoshiki roz îi reapăru și el în minte cu motivul lui de senbazuru. Și simți un impuls de ură față de trupul femeii care suspina alături de el. Nenorocita de mine, ce-am făcut? Sunt o păcătoasă, o femeie blestemată! Băiguia ea în mijlocul suspinelor, cu sughițuri care îl cutremurau umerii rotunzi. Kikuji ar fi admis cu toată voia că trebuie să se scandalizeze de această aventură, dar numai dacă ar fi resimțit cea mai mică remușcare de pe urma ei, căci fără a mai vorbi de această primă întâlnire cu domnișoara Inamura, el se afla oricum în brațele amantei tatălui său. Și totuși nu. Până în clipa de față, el nu avusese un singur moment conștiința că făcuse ceva rău. Nu simțise nici o secundă vreun regret sau vreo urmă de remușcare. Săvârșise totuși un păcat? Nici nu-și mai aducea bine aminte cum ajunseseră aici el și această femeie, în modul cel mai firesc din lume, de bună seamă, prin forța împrejurărilor. Dar dacă ar fi fost să creadă ceea ce spunea acum, iasă că ea amarnic că îl sedusese. Îl sedusese însă cu adevărat? O, nu! Kikuji era sigur de asta. Pe lângă că nu avusese o astfel de intenție, ea nu a avut nicio clipă, nici conștiința că a făcut-o. Iar el știa foarte bine că nu avusese nici sentimentul, nici chiar bănuiala că s-ar fi lăsat târât de ea. Urmaseră pur și simplu amândoi o înclinare trupească, fără să întreba de aspectul moral al problemei, fără să se gândească la așa ceva. Nici el, nici ea nu văzuseră nici cea mai mică piedică în calea lor. Și nici unul, nici celălalt nu putuseră rezista. Morala, în fond, n-avea nimic a face în treaba asta. Ajunseseră așadar la poalele colinei din fața aceleia pe care se afla templul Enkakuji și acolo au intrat într-un han ca să mănânce ceva. Asta deoarece conversația, sau mai bine zis confidențele doamnei Oota,
vorbind despre tatălui Kikuji, nu se mai sfârșeau. Nimic nu l-obliga, bineînțeles, pe Kikuji să o asculte și el găsea chiar ridicolă slăbiciunea pe care i-o arăta. Doamna Oota, din contra, atât de plină de subiectul ei, atât de năpădită de emoție, vorbea fără întrerupere, fără să fie clătinată nici de cea mai mică îndoială cu privire la interesul pe care îl manifesta interlocutorul ei. De fapt, ușor înduioșat, fără vrerea lui, prin propria sa răbdare, Kikuji nu ascultase la început decât cu un sentiment de vagă simpatie, dar până la urmă se lăsă cucerit, încetul cu încetul, de căldura și dulceața firii ei afectuoase și tandre, de delicioasa intimitate pe care ea o crease între ei. Și în curând simțise că îi place să se lase cu totul prada acestor simțăminte, să se învăluie, să se îngroape în ele. În așa măsură că, la un moment dat, îi veni să se gândească la fericirea pe care trebuie să fi cunoscută tatăl său. Dar dacă e vorba să găsească cu orice preț ceva să-și reproșeze, atunci e numai emoția aceasta. Da, de îndată ce a lăsat să treacă prilejul ce i se oferise ca să o respingă, să se depărteze de ea, ce altceva mai avea de făcut decât să se lase tot mai mult în voia dulcilor porniri ale inimii sale? Dacă începuse mai înainte să-i vorbească deodată și aproape fără voia lui despre Chicago și despre domnișoara Inamura, o făcuse fără îndoială sub presiunea acestui sentiment întunecat, acestei părți de umbră ce rămăsese în fundul inimii lui. Voise să arunce din nou afară o travă pe care o înghițise, dar iată că dăduse greș. Și o plătea din greu, într-adevăr, cu această inimă acum mai sfâșiată ca oricând de noi remușcări, și el atât de zguduit, atât de rușinat de sine, atât de furios, că nu mai avea decât o poftă oarbă să fie feroce. Să caute prin cuvintele lui să o rănească și mai mult. Hai să încercăm să uităm totul, zise ea. Să spunem că nu s-a întâmplat nimic. Apoi, după o clipă, cu un murmur. Nimic, absolut nimic. Firește că nu s-a întâmplat nimic, șuieră Kikuji. N-ai făcut decât să reînvii puțin amintirea tatălui meu. Nimic altceva, asta e tot. Cum? Uluită, ea se ridică, smulgându-și fața din pernă. O față răvășită, cu ploapele roșii din pricina plânsului și chiar cu albul ochilor puțin încețoșat. Dar aruncându-și privirea în ochii aceia mari, deschiși, Kikuji putu să citească în ei și fermecătoarea stare de încântare a femeii. Nu eu voi susține contrariul, vai, eu nu sunt decât o biată femeie. Nu îndruga povești, îi aruncă Kikuji, dezvelindu-i sânii cu un gest brusc. Dacă ai avea cumva vreun semn din născare, undeva, pe aici, ar fi cu neputință să uit vreodată. E lucrul cel mai impresionant. Era surprins el însuși de ceea ce spunea. Nu mă privi așa, te rog, nu mai sunt prea tânără. Cu buza răsfrântă, Kikuji rânjind se apropie și mai mult. Se strânse lângă ea, potolit deodată de dulcea sa moleșală, legănat de suavele ondulări voluptoase ce mai păstrau parcă din căldura lor de adineauri. Liniștit, destins, se lăsă să alunece în brațele somnului. Când reveni din nou în acea lume confuză care pendulează între vis și realitate, auzi cântecul păsărelelor. Era prima dată, îi se părea lui, când se trezea astfel în cântecul păsărelelor. Ceața dimineții făcea să strălucească frunzișul verde al copacilor, iar el avea capul atât de limpede, de parcă ar fi fost spălat cu rouă. Nici o urmă din gândurile tulburi de mai înainte. Doamna Oota dormea încă cu spatele întors către el. Kikuji se întrebă când se răsucise oare, apoi sprijinindu-se în cot, îi contemplă îndelung fața pe care se răsfrângeau primele raze ale dimineții. Pe buzele lui înflori un zâmbet ușor. Capitolul 5. Trecuseră 15 zile de la reuniunea de ceai din pavilionul templului Ekakuji, când fica doamnei Oota se prezentă la Kikuji în vizită. El o pofti în salon și, spre a încerca să-și potolească bătăile de inimă, se duse alături și deschise un dulap de unde puse pe o farfurie câteva prăjituri. Venise singură sau mama ei o aștepta în fața porții neîndrăznind să intre? Așa se întreba Kikuji, fără să ghicească însă ceva. Când se reîntoarse după puțin în salon, fata se ridică de pe scaun pentru reverență. El îi observă buza inferioară nițel răsfrântă pe gura strânsă, precum și capul înclinat. Iartă-mă că te-am făcut să aștepți, zise în chip de scuză. Și trecu la spatele ei ca să deschidă ușa de sticlă ce dădea spre grădină. Bujorii albi din vază exalau un parfum delicat. Fata își mișcă umerii rotunzi, aplecându-se ușor înainte, în timp ce el se întorcea de la ușă. Îmi dai voie? Și Kikuji se așeză pe un scaun fără să mai aștepte. Un sentiment potolit pe care nu și-l putea explica, îl năpădi deodată, văzând cât de mult semăna cu mama ei. Mi-am permis să vin la dumneavoastră fără să vă fi prevenit, începu ea cu ochii în jos. Dar îmi face plăcere. Nu ți-a fost greu să găsești drumul până aici?
Nu. Kikuji își aminti îndată că i-a venit să adesea până la poartă când îl conducea acasă pe tatăl lui în timpul bombardamentelor, așa după cum îi povestise doamna Oota în grădina templului Enkakuji. Era cât pe aci să-i și spună, dar se opri în ultima clipă. Apoi continuă să o contemple în voie, fiindcă ea își ținea mereu ochii în jos. El se simți pătruns din nou de un val de căldură la amintirea desfătărilor doamnei Oota. Nu se putu opri să nu se gândească încă o dată la deplinul și dulcele farmec al îmbrățișării sale. Se lăsa astfel pradă reveriei, profund ușurat, uitând aproape să țină seama că se afla în fața tinerei fete. Era ca și cum prudenta lui rezervă se topise dintr-o dată, cu atât mai mult cu cât nu-i putea întâlni deloc privirea și nici nu și-o putea arunca pe a lui în ochii aceia care stăteau aplecați cu încăpățânare în jos. Mi-am permis să vin... Într-un scurt moment de întrerupere, ea își ridică în fine capul și îl privi drept în față. Mi-am permis să vin... E în legătură cu mama, pentru a vă cere o favoare. Kikuji își opri răsuflarea. Aș vrea să o iertați pe mama. S-o iert? Ce vrei să spui? Dar în pofida uimirii pe care o arăta, el înțelese din prima clipă că mama îi mărturisise totul fetei. Dacă e cineva care trebuie să fie iertat, acela sunt eu. Se împotrivi Kikuji. Și aș fi fericită dacă ați ierta-o de asemenea pentru tot ceea ce se referă la tatăl dumneavoastră, mai spuse ea. Dar și în acest caz, mai degrabă tatăl meu ar trebui să fie iertat. Mama, după cum știi, nu mai e pe lumea asta. Cine deci ar mai putea să ierte acum ceva mamei dumitale? Tatăl dumneavoastră a murit atât de repede. Mă întreb mereu dacă nu din cauza necazurilor pricinuite de mama. Mama dumneavoastră, la fel, poate din motive și mai întemeiate... I-am și spus asta mamei. Îți faci prea multe scrupule, ești nedreaptă cu ea. Ah, de ce n-a murit ea prima, înaintea părinților dumneavoastră? Tânăra fată era gata să-și piardă simțirea, într-atât de mult îi rănea pudoarea dialogul acesta penibil. Kikuji, înțelegând că ea nu vorbea în fond decât despre relațiile lui cu mama sa, își dădu seama cât de mult o lovise și o jignise pe fată acest lucru în sentimentele ei intime, cât de adânc o umilise. Vă rog, iertați-o pe mama, repetă ea părând a face apel la ultimele sale forțe spre a rosti aceste cuvinte. Nu iertare, ci omagiul gratitudinii și respectului meu profund îi datorez eu mamei dumitale, preciză el cu tărie. Ea este cea vinovată cu toate slăbiciunile sale și aș vrea să nu vă mai îngrijiți deloc de ea. Vă rog, nu vă mai gândiți la mama. Vorbise repede cu glas întretăiat și tremurător. Kikuji pricepea abia acum ce vrea să spună ea cerând acea iertare. Lasă-o în pace pe mama, nu încerca să o mai revezi. Iată care era sensul intervenției sale. Nu încercați nici să-i mai telefonați, adăugă fata. În ciuda roșeții aprinse ce înflăcăra obrajii, ea ridică fața ca pentru a-și înfrunta pudoarea speriată și își înfipse privirea drept în ochii lui Kikuji. Dar ochii ei mari erau plini de lacrimi, iar privirea sa, fără cea mai mică urmă de dușmănie, avea din contra ceva rugător, ca un apel disperat. Înțeleg, zise el în cele din urmă. Îți cer scuzele mele. Vă rog, îndrăznesc să contez pe dumneavoastră. Aceste ultime cuvinte o făcură pe sărmana fată să se înroșească și mai mult, iar Kikuji văzu cum i se împurpură chiar ceafa lungă și albă. Oare pentru a pune în valoare frumusețea gâtului lung și gingaș, purta ea acea mică broșă albă înfiptă la reverul taiorului? La telefon mama mea a acceptat să vină la întâlnirea pe care i-ați propus-o. Începuia atunci să explice ceva mai puțin crispată. Voia să se ducă acolo cu orice preț, dar am oprit-o eu. M-am agățat de ea cu toate puterile în clipa când voia să iasă pe ușă. Iată de ce ați așteptat-o în zadar. Într-adevăr, Kikuji o chemase la telefon pe doamna Oota după 3 zile de la întâlnirea lor. Ea îi răspunsese cu o voce ce nu lăsa nicio îndoială cât de bucuroasă era, dar până la urmă nu venise la cafeneaua unde o așteptase el. De la acea convorbire telefonică nu mai știuse nimic de dânsa. Mai pe urmă am fost tare mâhnită din pricina mamei, dar atunci pe moment o găseam atât de odioasă că m-am opus cu înverșunare. Eram atât de înfuriată că nu-mi dădeam seama ce fac. Fumico, mi-a zis ea, du-te tu la telefon și spune-i că n-am să vin. Te rog, fă asta. Și m-am dus la aparat, dar cu receptorul în mână mi-a fost cu neputință să vorbesc. Cu obrajii scăldați în lacrimi, mama nu părăsa din ochi aparatul. Însă pe dumneavoastră vă vedea ea, domnule Mitani, nu aparatul. Așa este ea, asta e mama. Rămaseră un lung moment fără să spună nimic. În cele din urmă, Kikuji fu acela care rupse tăcerea prelungă.
După reuniunea de ceai, întrebă el, de ce ai plecat înainte în timp ce mama dumitale a rămas să mă aștepte? Fiindcă voiam să știți că în fond nu e rea. Ea femeie rea, dar crede-mă, e prea bună. Fata lăsă ochii în jos și Kikuji îi observă din nou fața. Nasul subțire și perfect ca formă, gura cu buza inferioară ușor răsfrântă. Blândețea trăsăturilor ei îi amintea de mamă. De mult știam că doamna, mama dumitale, are o fată, reluă Kikuji. Mi s-a întâmplat adesea să doresc să stau de vorbă cu dumneata despre tatăl meu. Fata înclină capul în semn de încuviințare. Și eu am avut acest gând. Dacă nu s-ar fi petrecut nimic între mama ei și mine, își spuse Kikuji, aș putea acum să vorbesc liber cu ea despre tata. Dar judecând bine, să fie oare atât de ciudat? Tocmai datorită faptului că avusese ceva cu doamna Oota, el putuse să ierte legătura cu tatăl său și să înțeleagă bine cele două inimi ale lor. Ciudățenia a vieții. Aici ajunsese Kikuji cu reflecțiile lui tăcute, când fata, socotind probabil că își prelungise vizita peste limita îngăduită, se ridică grăbită. El ieși să o conducă. Sper că într-o zi să putem vorbi împreună despre tata, zise Kikuji. Și mai sper că îmi vei vorbi și despre mama dumitale. E o persoană atât de demnă de laudă. Fără îndoială, ceea ce spunea pornea dintr-un instinct de egoism, dar era exact ce gândea. Da, însă nu să vă căsătoriți în curând? Eu? Dumneavoastră. Am aflat de la mama. E vorba de domnișoara Inamura Yukiko. Dar nici vorbă, nici nu s-a pus problema. Drumul cobora în pantă, îndată ce trecea de poarta grădinii, făcând o curbă după un mic povărniș, de unde, întorcând capul, nu mai vedea decât vârfurile arborilor din grădina lui Kikuji. În timp ce mergea, Kikuji evoca în gând pe fata cu sembazuru, de care i-a adusese aminte acum vizitatoarea lui. Când ajunsere la cotitură, ea se opri și își lua rămas bun. Kikuji se întoarse și începu să urce din nou spre poarta lui. Cartea a doua. A sfinții de soare deasupra pădurii. Capitolul 1. Kikuji se pregătea să plece de la birou când primi un telefon de la Chicago. Spune-mi, te duci direct acasă astă seară? Era tocmai ceea ce avea de gând să facă, dar acum schiță un gest de nemulțumire prevăzând vreo încurcătură. Păi, să vezi. Da, da, astă seară întoarce-te cât mai devreme, dacă vrei. Pentru tatăl dumitale, înțelegi? Astăzi e ziua când avea obiceiul să-și invite prietenii la o reuniune de ceai. Mi-am adus aminte pe neașteptate și a trebuit să pregătesc ceva în pripă. Kikuji nu răspunse nimic. Am orânduit în micul pavilion de ceai. Alo, mă asculți? Da, am curățat în ceașițu și apoi mi-a venit chef să gătesc ceva la bucătărie. Ceașițu? Încăpere specială folosită pentru practicarea ceremoniilor de ceai. Dar unde ești acum? La dumneata, se înțelege. La dumneata acasă. Iartă-mă, ar fi trebuit să spun asta de la început. De uimire, lui Kikuji îi pieri glasul. Amintindu-mi de această aniversare, n-am putut să rămân așa cu brațele încrucișate fără să fac nimic, înțelegi? Și mi-am propus că orânduirea în ceașițu are să mă calmeze, poate nițel. O, știu, ar fi trebuit să-și cer învoirea, dar sunt sigură că ai fi refuzat. Micul pavilion și camera lui de ceai nu mai fuseseră folosite niciodată de la moartea tatălui lui Kikuji. Cel mult, dacă mama lui mai dăduse pe acolo din când în când înainte de a muri, ca să se retragă în liniște și singurătate. Uneori stătea mai mult timp înăuntru fără să aprindă focul. Cerea doar să-i se aducă apă fiartă într-un ibric de aramă. La drept vorbind, lui Kikuji nu-i plăcea să o lase pe mama lui izolându-se acolo și torcând cine știe ce gânduri sumbre. Neliniștit, el voise de mai multe ori să se ducă la ea, dar pur și simplu nu îndrăznise. Mai trebuie spus că înainte de moartea tatălui, aceea care avea grijă de pavilion era Chicago. Rare ori se întâmpla ca mama sa să se hotărască să-i calce pragul. Iar după moartea mamei sale, ceașițu fusese definitiv închis. Numai o servitoare bătrână se ducea să-l deschidă o dată sau de două ori pe an pentru aerisire. Aceasta era o femeie credincioasă care îi sluja încă din timpul vieții tatălui său. De când n-a mai făcut nimeni curățenie acolo? Îl șfichiui vocea lui Chicago pe un ton ce lui se părea din ce în ce mai neobrăzat. Rogojinile a trebuit să le scutur și iar să le scutur. Nu mai ieșea mucezeala din ele. Să nu-ți vie să crezi. În sfârșit, după ce am dereticat bine, mi-a venit chef să bucătăresc ceva și m-am și apucat de treabă. Pe nepregătite n-am avut firește la îndemână tot ce trebuia, dar totuși am făcut ce am putut. Așa că te aștept să vii cât mai repede. Poftim?
zău dacă știu ce să mai zic. Însă dacă o să fim numai noi doi, dumneata și cu mine o să fie prea trist. De ce n-ai invitat câțiva prieteni de la birou? Inutil să mai vorbim. Nimeni de aici nu practică arta ceaiului. Ah, n-are importanță. Din contra, e mai bine să fie niște profan, căci n-o să ia seama la preparative. Nu, îți spun, inutil să mai vorbim. Eu tăiesc scurt chicugii pe un ton categoric. O, așa va să zică. Păcat. Atunci ce o să facem? Stai, câțiva prieteni de-ai tatălui dumitale. Ce zici? Ba nu, nu-i putem invita așa. Am găsit. Dacă i-am spune domnișoarei Inamura să vină ea. Îți arde de glume? N-ai să faci asta. De ce nu? Dumneata nu știi, nu te amesteci, las pe mine. De regulă, familia pricepi ține la asemenea proiecte. Și apoi va fi pentru dumneata un prilej să o revezi pe domnișoara Inamura, căreia îi vei putea vorbi cu inima deschisă. Dacă o chem și dacă ea acceptă să vină, va fi ca o mărturisire din partea sa și vei ști că e de acord. Nu admit asemenea tertipuri, zise Kikuji dezgustat. Vezi de-ale dumitale. Dacă insiști, nu mai viu acasă. Bine, bine, precum se vede, nu putem discuta despre asta la telefon, așa că lăsăm chestia pe mai târziu. Vino repede acasă. În ce mă privește, nu e vorba de nicio chestiune. Nu vreau să mai aud nimic despre așa ceva. Foarte bine, nu o să mai auzi nimic. Iau totul asupra mea și voi face după capul meu, gata. Ce o travă și femeia asta cu indiscreția ei, fără nicio jenă, și cu metodele astea de a te lua în stăpânire. Kikuji, indignat, nu suporta decât cu dezgust autoritatea pe care ea o exercita asupra lui. Revăzu încă o dată îngrozitoarele pete ce acopereau jumătatea stânga a pieptului. Auza de parcă ciocănea în cap hârșitul zgomotos al măturii când făcea curățenie în pavilionul de ceai. Simțea că îi se stoarce în creier cârpa udă de care se folosise ea ca să spele treptele de afară. Pe lângă aceste violente imagini ale dezgustului său, Kikuji își mai făcea sânge rău din pricina necuviinței, în același timp ridicolă și odioasă, prin care Chicago își îngăduia cu de la sine putere să intre în casă în absența lui și să meargă chiar până la bucătării. Măcar de s-ar fi mulțumit să deretice prin ceașițu și să aranjeze câteva flori în memoria defunctului, asta i s-ar mai fi iertat. Și iată că, deodată, în dezgustătoarea învălmășeală a tuturor acestor sentimente respingătoare, imaginea domnișoarei Inamura țâșni în el ca o scânteie. Nu cumva Chicago, pe care moartea tatălui său o îndepărtase cu totul de el, nu cumva își făcuse acum planul să se apropie din nou și să-l prindă iarăși în plasa ei prin mijlocirea acestei tinere fete? Telefonul ei, impertinent și caragios, atât de caracteristic țâgnelilor sale, nu numai că surprinsese pe Kikuji, dar îl și neliniștea. El vedea în tonul folosit de Chicago, în modul ei de a lua cu cinism peste picior, de a-i provoca în adins râsul amar, de a întrece orice măsură, un fel de amenințare. Dar toate acestea nu se datorau oare, în ultimă instanță, propriei lui slăbiciuni? Numai un asemenea gând îl oprise, Kikuji era perfect conștient de asta, să nu explodeze și să-și arunce toată mânia pe telefonul acela nerușinat. Dacă Chicago făcea uz fără niciun menajament de autoritatea ei asupra lui, nu era oare din pricină că avea toate motivele să se simtă cea mai tare? Cu aceste gânduri în cap, Kikuji, plecând de la birou, se duse în Ginza pentru a se înfunda în atmosfera îmbâxită, sufocantă a unei bodegi minuscule. Că voia sau nu, el nu mai putea acum să nu se întoarcă acasă, așa cum îi dictase Chicago. Avea însă o mare povară pe suflet. Era oare posibil ca Chicago să fie aflat despre întâlnirea lui cu doamna Oota după ce plecaseră de la reuniunea ei de ceai? Și știa cumva cum se sfârșise totul în micul han din Kitakamakura? Avea puține șanse să prindă de veste, afară doar dacă cele două femei nu se vor mai fi văzut după aceea. Tonul acela poruncitor de la telefon trebuia să-l pună oare numai pe seama mojiciei ei firești? Așa să fie într-adevăr? Sau mai bine să vadă în asta graba de a-și duce uneltirea până la capăt, de a folosi acest procedeu spre a-și atinge ținta în legătură cu domnișoara Inamura? Neputând să rămână prea mult în localul acela strâmt și tixit, Kikuji ieși afară și se îndreptă spre gară. Se urcă în primul tren pentru a se duce acasă. Pe fereastra vagonului supraaglomerat, între Yurakuso și gara centrală din Tokyo, privirea-i fu atrasă de un bulevard mărginit de la un capăt la altul de mari copaci verzi. Era un bulevard ce se întindea de la răsărit spre apus și pe care sfințitul de soare îl făcea parcă să ardă. Această lungă panglică strălucea în lumină ca o bandă de oțel lucios, iar uriașii copaci ce o mărgineau, văzuți în contra luminii, păreau de un verde neobișnuit de întunecat.
apoi jos la sol, densitatea umbrei ce-i scotea în relief era ca un izvor de răcoare. Ce frumoși copaci cu frunzișul lor des, etalându-și cu mândrie ramurile impunătoare. Și în dosul lor, ceva mai retrase, aici și colo, se înălțau fațadele solide ale clădirilor de arhitectură occidentală. În mod ciudat, bulevardul ce se oferea privirii era în momentul acela absolut pustiu, pe toată lungimea lui, părând o dungă de liniște și nemișcare, o dungă albă de lumină ce se întindea până la zidurile Palatului Imperial din fund, unde se termina. Ce contrast între goana trenului supraaglomerat și pacea suverană a acestei vaste artere, perpendiculară pe calea ferată. Strada părea că se scufundă într-o minunată liniște, la ceasul acesta larg al Sfințitului, pentru a se pierde ca într-o feerie în chiar panorama crepusculului. O clipă, Kikuji crezu că zărește înaintând prin umbra prelungită a copacilor atât de potoliți și atât de răcoroși, silueta gingașa unei fete ținând în mână un furoshiki cu sembazuru. Da, vedea până în cele mai mici amănunte păsărelele albe ce împodobeau șalul ei de mătase roz. Inima a început să-i bată cu putere la această viziune și starea sufletească îi se metamorfoză în chip fericit. Ce-ar fi ca ea să fie ajuns înaintea lui acasă? Gândurile se întoarseră din nou la Chicago și la tot ceea ce putea să umble prin capul ei. Căci mai adinauri, ei propusese întâi să aducă acasă cu el câțiva prieteni și nu-i spusese să o invite pe fată decât numai după refuzul său. Să fie o cursă? Avea ea de la început intenția să o cheme pe domnișoara Inamura? Kikuji nu mai înțelegea nimic. Când ajunse acasă, abia trecut pragul că Chicago ieși înainte. Ești singur?" El răspunse cu un semn din cap. Ce bine că n-ai adus pe nimeni. Ia aici." Apoi, în timp ce-i lua din mână pălăria și servieta, îl descusu. Nu vii direct de la birou, nu-i așa?" Kikuji se întrebă dacă duhnea sau dacă îi se vedea după înflăcărarea din obrajcă băuse. Unde ai fost și ce ai făcut? Spune." Te-am sunat la birou și mi s-a răspuns că plecasești de acolo. Socotind timpul cât îți trebuie ca să ajungi până aici, trebuia să fii de mult acasă." Ei, poftim." Hotărât lucru, cutezanța lui Chicago întrecea orice măsură. Cum? Nu era de ajuns că venea în casa lui și făcea tot ce credea ea de cuvință, fără măcar să se scuze, dar îl mai ținea și din scurt? Trecu în camera lui fără să scoată o vorbă. Chicago veni după el. Costumul japonez îl aștepta pregătit, pus la îndemână de servitoare. Chicago dădu să-l ajute să se schimbe. Nu, te rog, lasă. N-aș vrea să abuzez, căci într-adevăr m-aș simți jenat să încalc până într-atât regulile celei mai simple politeți sau îndatoriri elementare ale ospitalității. Am să mă schimb singur dincolo. Și ca pentru a înlătura orice intervenție din partea ei, Kikuji, care își scosese haina, trecu în anticameră. Îmbrăcat în costumul japonez, se reîntoarse apoi în camera lui, unde Chicago, așezată ca să-l aștepte, îl și luă în primire lansându-i. Celibatarii ăștia, zău că da, se descurcă bine. Găsești? Da, numai că asemenea fel de a trăi e plin de neajunsuri și sper că n-ai să-l prelungești mai mult decât se cuvine. Ce spui? După cele ce am văzut la tata... Ea i-aruncă o privire încruntată. Kikuji observă că își pusese un șorț de-al mamei sale pe care îl dăduse desigur servitoarea. Își răsfrânse mânecile și el se miră văzându-i brațele acelea vânjoase și albe, aproape prea albe, cu umflătura proeminentă a mușchilor tari. Pe un ton de asta dată ceva mai convențional, Chicago îi spuse. Pentru un moment am introdus-o în salon, dar n-ar fi mai simpatic să o primim în pavilionul de ceai? Nu știu dacă acolo e lumină. Nu mi-amintesc să-l fi văzut vreodată cu luminile aprinse. S-ar putea aranja o cină cu lumânări, ar fi mai drăguț. Oh, nu! Ah, era să uit! Făcu apoi Chicago, schimbând deodată subiectul, ca și cum atunci și-ar fi adus aminte. Adineori la telefon, domnișoara Inamura voia să știe dacă e invitată și mama ei. I-am răspuns că asta nu ne-ar face decât și mai multă plăcere. Dar, din păcate, doamna Inamura era angajată mai dinainte pentru astă seară, așa că am hotărât în încheiere ca domnișoara Inamura să vie singură. Am hotărât? Vrei să spui că dumneata ai hotărât totul așa cum ți-a convenit dumitale și că dumneata ai silit-o să vie? Cine a mai pomenit să inviți lumea așa în ultima clipă? Ce lipsă de tact? Ce-or fi crezând despre noi? Da, se poate ca formele să nu fi fost respectate tocmai cum trebuie. Dar din moment ce domnișoara a venit și ea aici, înseamnă că nu mai e nicio lipsă de tact din partea noastră. Cum adică? Stai să vezi. De vreme ce ea a venit astăzi, înseamnă că acceptă cu plăcere ideea căsătoriei. Nu spun firește că treaba se desfășoară după toate regulile clasice. Dar ce ar face? Odată faptul împlinit, n-aveți decât să faceți haz amândoi pe seama inițiativelor mele trăznite. Dar ia aminte,
Dacă procedezi într-un fel sau în altul, asta n-are nicio importanță. Ce e scris să se întâmple, se întâmplă totdeauna. Cel puțin așa știu eu din experiența mea. Tonul ei căpătase o siguranță arogantă, ca și cum ar fi știut ce simțea și gândea Kikuji în legătură cu fata. Nu cumva ai și spus totul? Firește că da, e la curent cu totul. Spunând acestea, ea luă un aer care lăsa să se înțeleagă limpede. Așa că trebuie să te hotărăști. Kikuji se ridică și străbătu galeria îndreptându-se spre salon. O clipă lângă pomișorul plin de rodii, se opri și se strădui să-și compună o înfățișare mai convenabilă. Cum să se prezinte astfel cu aerul acesta morocănos în fața domnișoarei Inamura? Trecând distrat în umbra neagră a copăcelului, imaginea acestuia îi readuse în minte petele de pe sânul lui Chicago. Kikuji dădu abătut din cap, ultimele raze ale apusului luceau încă pe lespezile din mica grădină ce-i conduceau pașii până la salon, ale cărui uși erau larg deschise. Domnișoara Inamura, într-un colț din larga încăpere pe jumătate întunecată, forma o pată albă ce părea că luminează. Pe tokonoma se aflau câțiva iriși aranjați frumos într-o vază. Era oare un semn al destinului? Căci același motiv împodobea obiul tinerei fete, încingând o parcă cu un brâu de flori de iris. La urma urmei, poate că nu era decât o simplă coincidență, deoarece irisul, floarea primăverii, constituie unul din motivele cele mai des folosite pentru a exprima sentimentul acestui anotimp, starea de spirit a acestor ultime zile de primăvară. Nu erau de altfel iriși sălbatici, ci stânjenei care se încadau în aranjamentul din tokonoma. După poziția înaltă și dreaptă a lujerelor cu florile și frunzele lor, și de asemenea după prospețimea lor, se putea ușor ghici că Chicago le aranjase acolo doar cu puțin mai înainte. Capitolul 2. A doua zi era duminică și ploua. În cursul după amiezii, Kikuji se duse singur în Chashitsu ca să repună la locul lor obiectele pe care le scosese în seara din ajun. În sinea lui spera însă să mai soarbă odată atmosfera tinerei fete, ca și cum s-ar fi putut să mai plutească încă acolo parfumul domnișoarei Inamura. După ce ceruse servitoarei să-i aducă o umbrelă de ploaie, tocmai se pregătea să pășească peste pietrele așezate ca niște insulițe, până la ușa pavilionului de ceai, când observă că apa curgea și roi în apropiere de rodii. Ridicând ochii, constată că se făcuse o gaură mare în șgheab. Va trebui să punem pe cineva să repare asta, îi zise servitoarei. Aveți dreptate, domnule. Se întâmplase de mai multe ori ca atunci când ploua noaptea să fie trezit din somn de zgomotul făcut de această scurgere prin spărtură și să nu mai poată dormi. Dar dacă vom începe cu reparațiile, știi cum merg lucrurile. Nu vom mai termina niciodată. Mai bine ar fi să vindem tot înainte de a se strica prea tare. Toți cei care au locuințe mari spun la fel în ziua de azi, își exprimă părerea servitoarea. Cu toate astea, domnișoara care a fost aseară aici era încântată să vadă o casă atât de mare. Are de gând să vie să stea la noi, nu-i așa? Fără îndoială, acesta era un fel de a lăsa să se înțeleagă că n-ar trebui vândută casa. Doamna Kurimoto asta deci de vorbă cu dumneata? Da, domnule, și domnișoara abia venise că a și plimbat-o prin toată casa. Asta mai lipsea. Fata nu lăsase să se ghicească nimic din vorbele ei aseară. Cum venea asta? El credea că nu intrase decât în salon pentru a trece de acolo în micul pavilion din grădină, pe poteca aceasta de pietre, exact așa cum se pregătea să facă el acum. Cu câteva ceasuri mai înainte, în cursul nopții, fiindcă nu putea să doarmă, se simțise atras spre Chashitsu, ca și cum ar fi vrut să mai respire odată parfumul fetei. Dar se oprise și reflectase îndelung. Își spusese, încercând să adoarmă, că ea făcea parte dintr-o lume diferită de a lui, cu totul inaccesibilă. O persoană dintr-o altă lume, pentru totdeauna. Că Chicago a plimbat-o prin toată casa era firește ultimul lucru pe care el și-l putuse imagina. Kikuji o rugă pe servitoare să-i aducă niște cărbune aprinși în Chashitsu și porni pe cărăruia de pietre. În seara din ajun, fiindcă trebuia să se ducă în Kitakamura, Chicago plecase împreună cu domnișoara Inamura, lăsând în grija servitoarei să facă ordine în pavilionul de ceai. Așa că nu-i rămânea acum lui Kikuji decât să pune la loc vesela de valoare și celelalte obiecte strânse provizoriu într-un colț al încăperii cele mici. Din nefericire însă, el nu prea știa unde anume trebuie așezat fiecare lucru în parte. Bombănind că Kurimoto știa desigur mai bine decât el, se întoarse spre a privi la kakemono atârnat în ajun, portretul unui poet. Era o mică lucrare de Sotatsu, un gingaș desen în tuș cu un colorit foarte fin realizat din tonuri estompate. În cursul serii, domnișoara Inamura îl întrebase cum se numește personajul înfățișat de acest portret.
dar el nu putuse să-i răspundă decât: trebuie să-ți mărturisesc că nu știu. În operele de acest gen, personajele sunt totdeauna tratate în același fel, încât fără versurile respective e greu să ghicești. Chicago intervenise. Trebuie să fie poetul Muneyuki, iar poezia zice cam așa: verdele pinului se menține tot anul, dar el e mai strălucitor în preajma primăverii. Sezonul este cam petrecut în momentul de față, trebuie să recunoaștem. Dar tatăl dumitale, domnul Mitani, aprecia mult această operă pe care o expunea adesea primăvara în ceasițu ca ornament. La aceste explicații, Kikuji adăugase atunci că nu se putea ști cu adevărat după desen dacă îl reprezenta pe Muneyuki sau pe Tsurayuki. Și la fel gândea și acum, contemplând acest chip a cărui seninătate nu era tulburată de niciun detaliu personal ce ar fi putut duce la identificarea lui. În schimb, micul tablou cu linii extraordinar de pure avea o putere de sugestie impresionantă. Poetul făcea o impresie de grandoare. Contemplându-l numai o clipă, îți simțeai toată ființa pătrunsă de puritate și nevinovăție. Tabloul de aici, irișii din cameră, cum să nu se gândească din nou la domnișoara Inamura? Îl trezi din reveria sa sosirea servitoarei care aducea focul și apa caldă. Iertați-mă că am întârziat, dar am vrut să încălzesc mai întâi apa. E mai ușor să ai apa fiartă de la început. Ea crezuse pe semne că ceruse foc pentru ceai. În realitate, el nu se gândise decât la răceala ce domnea în pavilion și n-avea deloc intenția să se folosească de ibric. Ca să nu o dezamăgească totuși, potrivi focul sub pirostrii, însă fără niciun ceremonial, și așeză deasupra ibricul de aramă. Din cea mai fragedă copilărie, Kikuji știa despre reuniunile de ceai, al căror frecvent adept era tatăl său, dar niciodată nu se simțise îndemnat să le practice și el. De altfel, nici tatăl său nu stăruise să-l învețe această artă. Chiar și acum, în timp ce apa începea să sfârie în ibric, Kikuji, cufundat în gândurile lui, se mulțumi să miște puțin capacul fără vreo solemnitate deosebită, urmându-și mai departe firul reveriei. Încăperea birosa puțin a aer închis. Rogojinile prinseseră mucegai. Cât despre tonalitatea sobra pereților, atât de potrivită pentru a pune în valoare silueta tinerei lui invitate ieri seara, îi se părea astăzi foarte tristă. În cadrul acesta, Yukiko îi lăsase aseară impresia unei tinere persoane obișnuită să trăiască după moda occidentală, care nu îmbracă decât la anumite ocazii costumul japonez și nu reia decât în mod cu totul excepțional jocul formelor tradiționale. Ca și cum s-ar fi scuzat, el îi spusese: îmi închipui că această invitație pe nepusă masa lui Kurimoto te-a deranjat. Tot a ei a fost ideea să te primească în pavilionul de ceai. Mi-a spus că e aniversarea ședințelor de ceai ale tatălui dumitale. Și mie mi-a adus aminte de asta, uitasem complet. Domnișoara Kurimoto e o maestră de ceai care, mă tem, face o ironie invitând o debutantă ca mine la o asemenea aniversare. Sunt cu atât mai puțin demnă de această cinste, cu cât în ultimul timp n-am urmat lecțiile cu prea multă râvnă. Abia azi dimineață Kurimoto și-a adus aminte deodată de această aniversare și s-a hotărât să vină să facă ordine în pavilion. Miroase mucegai, nu-i așa? Și cu o voce șovăitoare adăugase numai decât: oricum, e pentru mine un prilej fericit că te-am putut cunoaște. Regret doar faptul că ne-am cunoscut prin intermediul acestei femei. Regret mult, mai ales pentru dumneata. Fata îl privi încurcată. De ce? Dacă n-ar fi fost aici domnișoara Kurimoto, nimeni nu ne-ar fi prezentat unul altuia. Era pe cât de simplu, pe atât de adevărat. Fără Kurimoto, ei nu s-ar fi întâlnit niciodată. Aceste cuvinte fură pentru Kikuji ca o lovitură năprasnică de bici. Oare nu mărturisea prin aceasta că își dădea acordul pentru proiectul de căsătorie? El era convins de asta. Aerul ei încurcat, privirea interrogativă fuseseră pentru el ca o țâșnire de lumină. Kikuji se mai întreba, între altele, ce trebuie să gândească ea auzindu-l spunându-i profesoarei de ceai, Kurimoto și atât, fără nicio altă formulă de politețe. Tânăra fată știa oare că domnișoara Kurimoto fusese metresa tatălui său, chiar dacă aceasta n-a durat decât răstimpul unei scurte aventuri? Eu, voi să explice el, am numai amintirea mare în legătură cu persoana lui Kurimoto. Glasul îi se înfundă. Mi-ar fi extrem de neplăcut să știu că ea e unalta destinului meu. Nu vreau să cred că, grație ei, te-am cunoscut pe dumneata. În timp ce ei vorbeau astfel, Chicago intrase și adusese cina pentru trei. Mă primiți și pe mine la masă? Zise ea, lăsându-se să cadă pe rogojină, ca spre a se mai odihni puțin. Apoi, întorcându-se către domnișoara Inamura, îi spuse, aplecându-și ușor bustul către ea: sunt dezolată, credeți-mă că sunteți singurul oaspete. Mi-e teamă că vă plictisiți.
Pe urmă, înclinându-se în fața lui Kikuji, adăugă numai decât: Da, sunt încredințată, domnule Mitani, că tatăl dumitale e fericit și că el se află acum printre noi. Tânăra fată se mulțumi să-și lase ochii în jos, afirmând încă o dată cât de puțin calificată se simțea să treacă pragul acestei ceașițu atât de venerată de răposatul tată al domnului Mitani. Chicago, fără să ia în seamă aceste protestări, se porni să povestească ce rol important jucase pavilionul acesta înainte de moartea domnului Mitani, depănându-și amintirile fără șir și fără noimă. Ea părea să nu aibă nici cea mai mică îndoială cu privire la contractarea căsătoriei între Kikuji și domnișoara Inamura. O declară și mai limpede în fața fetei, spunându-i lui Kikuji din ușă la plecare: Data viitoare o să mergem noi în vizită la domnișoara Inamura, dar o să avem grijă să ne anunțăm din vreme. Domnișoara Inamura, aprobând din cap, păruse gata să spună ceva, dar se oprise deodată, parcă fără să vrea, cu o expresie fină de sfială tulburată. Kikuji era departe de a se aștepta la o asemenea dare în vileaga sentimentelor sale și fu năpădit de un val de căldură în tot corpul. Avea impresia concretă că simte cum căldura din el se strecoară în fată. Și totuși, sumbra și murdara pe Erda, în dosul căreia el se zbuciuma atâta, nu putea fi dată cu niciun chip la o parte. Chiar și acum, singur în liniștea camerei de ceai, o vedea încă înaintea lui această perdea de besne și mânjeli. Și nu numai din cauza lui Chicago, care îi prezentase pe domnișoara Inamura. O, nu, căci și în el însuși sălășluiau aceleași urâțenii. Lui Kikuji îi stăruia în minte o imagine. Îl vedea pe tatăl său, cu dinții săi îngălbeniți, înfigându-și gura în petele dezgustătoare ale lui Chicago, și simțea că el nu se deosebește în acea imagine de tatăl său. Tânăra fată nu era deloc mâhnită că Chicago fusese pricina întâlnirii lor, dar el, Kikuji, nu putea suporta să știe că ea jucase rolul de intermediară între fată și dânsul. Era în asta ceva care îl supăra până la a-l paraliza, iar dacă această tulburare explica până la un punct nehotărârea și lașitățile lui, nu era numai atât. O, nu, mai erau și alte lucruri care l-apăsau amarnic. Dacă o detesta pe Chicago, știa de asemenea cât de puțin sincer era cu el însuși, ațățându-și ura sub pretextul că ea era aceea care îi impunea căsătoria cu domnișoara Inamura. În definitiv, ea se afla în elementul ei jucând acest rol și nu constituia decât o anumită înlesnire. Dar în acest punct al gândurilor sale, Kikuji se simți ca pălmuit la ideea că domnișoara Inamura ghicise poate ce era în sufletul lui și rămase încremenit el însuși, constatând deodată cât de mare era lașitatea sa, de care până atunci nu-și dăduse seama. La sfârșitul mesei, profitând de o clipă când Chicago se retrăsese ca să pregătească ceaiul, el încercase să reia dialogul întrerupt de apariția acesteia. Dacă trebuie să vedem în Kurimoto o unealtă a destinului, atunci mă gândesc că avem, dumneata și eu, o concepție foarte diferită despre destin. Asta a fost tot ce putuse să spună și înțelegea prea bine că fraza lui răsuna ca o scuză slabă, ca o justificare stângace și inutilă. Iar acum, da, acum înțelegea nemulțumirea pe care o încerca, după moartea tatălui său, să știe mama singură în acest pavilion de ceai. Da, acum îi era clar. Tatăl său, altădată, apoi mama sa și în prezent el însuși, venind să se izoleze în acest pavilion, se regăseau aici, fiecare singur, cu gândurile sale. Afară, ploaia cădea cu strop grei pe frunzișul înclinat spre pământ al copacilor. Și iată că în șfichuirea aceasta neîntreruptă, auzi răpăitul picăturilor pe o umbrelă ce se apropia. De dincolo de ușă, vocea servitoarei îl anunță: A venit doamna Oota! Doamna Oota? Da, domnule, și cred că e bolnavă, așa de rău arată. Kikuji, pe care această veste îl făcu să sară în picioare, rămase țintuit locului, fără să mai poată spune nimic. Unde doriți să o primiți, domnule? Chiar aici. Foarte bine. Ca să vină până la ceașițu, doamna Oota trebuie să străbată grădina prin ploaie. Nu mai avea umbrelă și fața ei era udă când intră. Dar nu de ploaie, ci de lacrimi era udă fața. Înțelegând aceasta, Kikuji se repezi să o întâmpine, aproape strigând: Ce s-a întâmplat? Cu ochii în ochii lui Kikuji, cu privirea agățată de el a deznădejde, se părea că numai asta o ține să nu leșine. Kikuji, bănuind această primejdie, nu îndrăznea să-și întoarcă privirea de la ea, într-atât era desigur că femeia s-ar prăbuși dacă ar slăbi-o din ochi. Scruta fără să vrea cearcănul adânc ce-i brăzda fața, pielea boțită din jurul ochilor obosiți, înfrigurați, încremeniți și, totuși, încercănați de o tandrețe imploratoare prin torentul de lacrimi, plin de o inexprimabilă blândețe. Îți cer iertare, zise ea,
Nu mai puteam să aștept. Trebuia să te văd. Glasul ei, întreaga ei ființă, nu exprimau decât dragoste. Fără extraordinara și duioasa căldură ce emana din ea, Kikuji n-ar fi suportat să-i vadă fața aceea atât de trudită. Își simțea el însuși inima zdrobită de cumplita suferință al cărei spectacol îl ofera persoana ei. Dar deși știa prea bine că numai el era cauza acestei dureri, se adâncea totuși ca o consolare în baia de tandrețe infinită cu care îl învăluia ea. Intră repede, intră înainte de a te uda de tot, îi spuse el luând-o în brațe ca să o ridice și să o tragă înăuntru, nu fără o ușoară bruschețe din pricina grabei. Lasă, dăm drumul, murmură ea încercând să meargă singură. Sunt ușoară, nu-i așa? Da. Am slăbit mult în ultimul timp. Nu mai sunt ca înainte. Kikuji începea să-și reproșeze violența gestului de adinauri. Fica dumitale nu-i îngrijorată? Fumiko... După felul cum îi rostise numele, Kikuji crezu o clipă că Fumiko o însoțise până aici. A venit cu dumneata? Întrebă el. O, nu, am venit pe ascuns, mărturisi ea cu un suspin adânc. Fica mea nu mă mai slăbește din ochi, până și noaptea se trezește la cel mai mic zgomot pe care îl fac. Nu mai recunosc deloc că atât de mult se chinuie din pricina mea și îmi pune niște întrebări cumplite. De ce sunt unica ta, fică? De ce n-ai avut și alți copii? Puteai să ai cu domnul Mitani, nu? Și lucruri de-astea. În timp ce vorbea, doamna Oota își mai reveni puțin. Kikuji ghicea din vorbele ei ce insuportabilă tristețe o apăsa pe fată văzându-și mama suferind din cauza lui. Când auzi că ea mersese până acolo încât ar fi dorit ca mama ei să fie avut un copil cu tatăl său, un suspin se înfipse deodată în inimă. Cu privirea mereu pironită în ochii lui Kikuji, doamna Oota reluă. S-ar putea ca Fumiko să fie acum pe urmele mele. Am profitat de lipsa ei ca să fug de acasă. Ea probabil se gândea că n-am să ies din cauza ploii. Din cauza ploii? Ce vrei să spui? Da, ea mă crede prea slăbită ca să înfrunt timpul urât. Kikuji înclină capul în tăcere. Doamna Oota îl întrebă. Fumiko a fost în vizită aici alaltă ieri? Da, ca să-mi ceară să te iert, mi-a zis ea, iar eu nu știam ce să răspund la asemenea cerere. Ah, înțeleg ce e în sufletul ei și cu toate astea, iată-mă din nou aici. De ce am făcut pasul acela? E îngrozitor, îngrozitor. Dar spune, ce alt sentiment aș putea să am pentru dumneata decât de gratitudine? O, mulțumesc, e mai mult decât aș fi dorit. Nu-mi pot ierta că am fost atât de nenorocită după aceea. De ce? Nimeni și nimic nu te ține legată, afară doar dacă nu e vorba de fantoma tatălui meu. Fața doamnei Oota rămase nemișcată, ca și cum nici n-ar fi auzit cuvintele lui. Kikuji avea impresia că vorbește în gol. Să uităm totul, să nu ne mai gândim, zise ea. N-ar fi trebuit să mă las atât de tulburată de telefonul domnișoarei Kurimoto? Mi-e rușine. Ți-a telefonat Kurimoto? Da, azi dimineață. Ca să-mi spună că mariajul dumitale cu domnișoara Inamura e ca și făcut. O, de ce a trebuit ca tocmai ea să-mi dea vestea asta? Ai fi putut să-mi spui dumneata. Un val de lacrimi îi umplu ochii și Kikuji se aștepta să o vadă suspinând din nou când i-a zâmbit deodată. Nu cu un zâmbet forțat ca atunci când vrei să râzi printre lacrimi, o, nu, ci cu un adevărat zâmbet de copil, dulce și candid. Încă nu m-am hotărât dacă să intru în această poveste, protestă Kikuji. I-ai permis cumva lui Kurimoto să flăcărească ceva pe seama mea? V-ați întâlnit între timp? Nu, n-am văzut-o, dar după cât o cunosc, e capabilă să știe ceva. Chiar azi dimineață la telefon a putut să bănuiască ceva. Sunt atât de stângace, vai, atât de nevolnică. Am avut o sincopă și probabil că am scos un strigăt. Ori la telefon ghicești foarte ușor care sunt simțămintele celuilalt, nu-i așa? În orice caz, ea mi-a spus. Dragă doamnă, te rog, nu le sta în cale. Umerii începură să-i tremure ca și cum ar fi fost zguduită de friguri. Gura era crispată și fața-i descompusă reflecta o neliniște fără margini, părea gata să cadă în nesimțire. Kikuji se ridică și întinse mâna să o prindă de umeri și să o susțină, dar doamna Oota îl apucă de braț. Mi-e frică, o, mi-e frică, suspină ea cu obrajii cuprinși de o mare paloare ce-i trăda vârsta. Privirea îi rătăcea în toate părțile, apoi deodată, revenindu-și în fire, cercetă încăperea și întrebă. Ăsta-i pavilionul? Kikuji, fără să înțeleagă ce voia să spună, rosti un da vag, fără convingere. Minunat, ceașițu, făcu ea. Spunea așa pentru faptul că fostul ei soț fusese de nenumărate ori oaspetele acestei camere de ceai, sau poate se gândea la tatălui Kikuji.
E prima dată când vii aici?" o întrebă Kikuji. Da. La ce te uiți cu aerul ăsta ciudat?" La nimic, la nimic." Asta e o pictură de Sotatsu, portretul unui poet." Doamna Oota încuvință cu un semn din cap și își lăsă ochii în jos. Și totuși, ai mai fost aici, în casă la noi?" Nu, niciodată." Adevărat?" se miră Kikuji. A, ba da, iartă-mă, odată, la funerariile tatălui dumitale." Glasul era atât de slab încât Kikuji se grăbi să propună. N-ai vrea să bei un ceai? Are să te mai întremeze și am să servesc și eu o ceașcă." Cu plăcere," zise ea. Îmi dai voie să-l prepar?" Pe când se ridica, se clătină puțin, dar făcu eforturi să-și păstreze echilibrul. Kikuji se duse și deschise cutiile așezate într-un colț din care scoase ceștile. O clipă se gândi că aceste obiecte fuseseră folosite în ajun pentru ceaiul domnișoarei Inamura, dar înlătură repede acest gând și se întoarse cu prețioasele piese în mână. În fața focului, vrând să ridice capacul ibricului, doamna Oota nu-și putu stăpâni tremurul mâinii și se auzi un ușor clănțănit de fier. Când își aplecă trupul înainte, cu ceainicul în mână, câteva lacrimi căzură cu zgomot pe marginea vasului. Tatăl dumitale mi l-a cumpărat și pe ăsta," zise ea. Da, nu știam." Kikuji nu resimți niciun fel de jen auzind-o spunând că acest obiect provenea din colecția soțului ei, atâta naturalețe și simplitate pusese dânsa în această mărturisire a sa. Prepară ceaiul și-l pofti să vină să-și ia singur ceașca. Nu pot să o aduc," se scuză ea. Kikuji se așeză alături de dânsa și sorbi din ceai. Într-un acces de slăbiciune, doamna Oota a căzut pe genunchii lui. El o cuprinse cu mâinile de subțior și îi simți răsuflarea tot mai scurtă și mai deasă. S-ar fi zis că ținea în brațe un copil, atât de ușoară și de lipsită de puteri era ea. Capitolul 3. Doamnă! O, doamnă! Kikuji scutura tare trupul ce părea fără viață. O ține de gât cu amândouă mâinile tare, aproape s-o sugrume. Degetele simțeau osul ascuțit al claviculelor sub piele, cu adâncitura de sub beregată mult mai pronunțată decât ultima dată. Nu poți să faci nicio deosebire între mine și tatăl meu?" O, ești crunt!" suspină ea cu o voce duioasă, cu ochii închiși. O voce din altă lume ce se străduia parcă din greu să revină pe lumea aceasta. Kikuji, de fapt, nu se adresa atât doamnei Oota, cât își exprima zbuciumul propriei lui conștiințe. Docil, fără să se împotrivească, se lăsase târât, împins și el în această altă lume, căci nu putea să găsească alt nume pentru acest univers ciudat ce excludea orice distincție între tatăl său și el. Această lume din care a trebuit să se smulgă la început pentru a suporta apoi tortura neliniștii lui. Se întreba dacă era prima sau ultima din lume această femeie care lui se părea că nu mai este reală. O ființă din care se retrăsese individul concret pentru a-l lăsa pe el numai în prezența femeii. Reprezenta ea oare elementul feminin originar sau era ultima lui incarnație pe pământ? Deoarece în universul ei, în lumea extratemporală în care se refugiase, era limpede că nu mai făcea nicio deosebire între fostul ei soț, între tatălui Kikuji și între fiul acestuia. Mărturisește că nu te gândești decât la tatăl meu, că ne confunzi cu totul pe el și pe mine. Ger iertare, e îngrozitor. Oh, sunt atât de vinovată. Un nou val de lacrimi țâșnii în ochi, scurgându-i se pe obraj. De ce n-am murit? Vai, cum aș vrea să mor în clipa asta? Oh, ce fericit aș fi! Kikuji, mai strânsa din aur de gât ca să mă ucizi? De ce n-ai făcut-o? Bine, bine, nu vorbi prostii. E absurd. Dar ca să fiu sincer, am aproape poftă să o fac acum. Adevărat? Oh, cât de mult aș vrea, dacă ai ști! Și cu un gest ușor își întinse spre el gâtul lung. Slabă și neputincioasă cum sunt, n-ar fi greu. Și pe fica dumitare ai părăsiu așa? După tot ce s-a întâmplat, eu n-am să mai pot duce o viață ca asta. Am să mor de remușcări. Așa că te întreb, o să ai grijă de Fumiko? O să ai, da? Ah, numai de-ar semăna cu dumneata. Ochii doamnei Oota se deschiseră larg și-l fixară adânc pe Kikuji, care se simți rușinat de această frază ce-i scăpase fără să știe cum și nici pentru ce. Ce să creadă ea acum? Ea îi luă palma și o puse pe piept, apăsând-o acolo tare. Simți? Bate foarte neregulat. N-am să o mai duc mult. Nu cumva fraza lui Kikuji aruncase inima în această stare de agitație? Care e vârsta ta exactă, Kikuji? El nu răspunse la întrebarea sa. Sunt sigură că n-ai 30 de ani, nu-i așa? O, femeie păcătoasă ce sunt!
dezgustător de vinovată. Cum ai putea să mă ierți vreodată? Nici eu nu sunt în stare să înțeleg." Se ridică pe jumătate, îndoindu-și genunchii sub ea și sprijinindu-se într-o mână. Kikuji se așeză și el. "Nu," tăgădui ea, "n-am vrut să-ți mânjesc căsătoria, crede-mă, și cu atât mai puțin să-i fac rău lui Yukiko. Totuși, iată cum s-au întors lucrurile." "Nu știu deloc dacă am să mă hotărăsc să mă însor cu ea," îi spuse pentru a doua oară Kikuji. "Dar fiindcă te frământă această idee, am să-ți mărturisesc că dumneata, aș putea spune, m-ai purificat de trecut." "A, da. Această Kurimoto, care ține cu tot din adinsul să contracteze căsătoria, a avut și ea în trecut o scurtă aventură cu tatăl meu, și ea este aceea care strecoară în mine o travă acestui trecut. Dumneata, din potrivă, pe dumneata, tata te-a iubit până în ultima sa zi, și mă gândesc că a fost o mare fericire pentru el. Trebuie să te însori cu Yukiko cât mai repede cu putință. Asta mă privește numai pe mine." Privind în gol, îl fixă cu un aer absent. Obrajii îi se îngălbeniră. Cu un gest mașinal își duse mâna la frunte. "Credeam că am să leșin. Mi se învârtește capul." Și fiindcă voia cu orice preț să se întoarcă acasă, Kikuji chemă un taxi și o însoți pe drum. În mașină se ghemui într-un colț cu ochii închiși, rămânând nemișcată în chip îngrijorător. S-ar fi zis că orice putere o părăsea, că viața însăși se scurgea din ea. Mâinile ei erau reci ca gheața când Kikuji o conduse până în prag, fără să intre înăuntru. În aceeași noapte, pe la orele două, fu chemat la telefon de Fumiko. "Domnul Mitani? Acum o clipă, mama..." Urmă o scurtă tăcere, apoi articulă distinct. "Mama a murit." "Cum? Ce? Ce spui? I s-a întâmplat ceva mamei dumitale?" "A murit. O criză cardiacă. În ultimul timp folosea multe somnifere." Lui Kikuji îi pieri glasul. "Aș îndrăzni să vă rog ceva, domnule Mitani." "Ce? Dacă aveți vreun doctor pe care îl cunoașteți bine, ați vrea să veniți cu el?" "Un doctor, zici?" "A, da, un doctor. Înțeleg, da, mă repede îndată." Surprins să afle că nu era niciun doctor acolo, Kikuji înțelese totul într-o clipă. Doamna Oota se sinucisese și Fumiko îl chema în ajutor spre a încerca să disimuleze faptul. "O să mă ocup eu, fii fără grijă. Contez pe dumneavoastră." Fumiko probabil că stătuse și se gândise mult, cumpănind bine înainte de a-l suna. Dovadă tonul acela scurt și ferm, fără nimic în plus decât strictul necesar. Kikuji rămase unde se afla, așezat în fața telefonului, și închise ochii. Revedea în mintea sfințitul de soare pe care îl văzuse din tren după întâlnirea cu doamna Oota în hanul din Kitakamakura. Soarele vesperal ce cobora peste boschetele templului Homonkoji la Ikegami. Un soare roșietic ce părea să mângâie copacii aceia venerabili înainte de a se scufunda la orizont, învăpăind văzduhul cu licăririle lui sclipitoare. Iar pe cerul strălucitor se profila într-o linie sumbră cresta dantelată a bătrânilor copaci, printre ramurile cărora se mai strecurau încă razele unei lumini scânteietoare, ce-l silise să-și închidă ochii obosiți. Ca acum, în dosul ploapelor sale, se îngrămădise tot aurul cerului de seară. Iar în acest aur, i se păru că vede, ca și acum, zburând miile de păsărele albe de pe un anumit furoshiki roz. Cartea a patra. Rujul de buze al mamei. Capitolul 1. Kikuji nu ieșise din casă de câteva zile. În dimineața asta însă, întorcându-se de la cabinetul de toaletă, o văzu pe bătrâna lui servitoare, așezând o ramură de zorele într-o căldărușă agățată pe perete și spuse că astăzi are de gând să părăsească patul. Intră totuși din nou în așternut și cu ceafa sprijinită în pernă, începu să contemple floarea ce atârna în tokonoma. "E singura care a înflorit azi dimineață?" îi spuse servitoarea din odaia alăturată. "Nu o să vă duceți la birou nici azi?" se interesă ea. "Nu, am să mă scol din pat, dar mai stau o zi acasă să mă restabilesc complet." Gripa de care fusese bolnav, însoțită de mari dureri de cap, îl obligase să întrerupă serviciul și să rămână mai multe zile acasă. "Unde zici că ai găsit zorelele astea?" o întrebă pe bătrâna slujnică. "În fundul grădinii, într-un răsat de mioga. Era singurul lujer în toată brazda, cu cârcei prinși pe mioga." "Mioga? Specie de zorele." Se vedea bine că erau zorele sălbatice, cu floarea lor mică, de un vinețiu palid, cu frunza fragilă și cârceii subțiri și gingași. Zorelele acelea și frunzele lor pline de sevă ce atârnau din vechea căldărușă,
al cărei lustru roșu căpătase o patină de vechime, trezeau un plăcut sentiment de prospețime. Încă de pe vremea când îl sluja pe tatălui Kikuji, bătrâna servitoare știa să se arate îndemânatică în asemenea inițiative. Căldărușa pe care o alesese spre a pune în ea zorelele era o piesă veche, purtând o semnătură pe jumătate ștearsă de trecerea vremii. Pe cutia ei se descifra numele de Sotan, iar dacă indicația era exactă, înseamnă că avea o vârstă de peste 3 secole. Kikuji, deloc mai priceput decât bătrâna lui slujnică în arta aranjării florilor la ședințele de ceai, avea totuși impresia că zorelele acelea s-ar armoniza perfect cu ceașca din care tocmai băuse ceaiul când se sculase. O floricică atât de efemeră că nu ține nici măcar o dimineață întreagă, așezată într-o căldărușă ce trecuse cu pietate prin atâtea mâini timp de mai mult de 3 secole, acesta era contrastul ce reținea gândurile lui Kikuji, în vreme ce privirea îi continua să admire într-o lungă contemplație meditativă aranjamentul din Tokonoma. E ceva acolo mai tehnic și de o mai adâncă frumusețe, obținut din accentuarea acestui contrast, își spunea el, decât bunăoară, buchetul de flori așezat după moda occidentală în vasul de șino, vechi și el de mai bine de 3 secole. De la această fragilă floare sălbatică, aproape prea firavă ca să fie aranjată, oare cât o să țină? În timp ce lua micul dejun, Kikuji îi spuse servitoarei. Mi-era teamă să nu văd floarea ofilinduse sub ochii mei, dar nu, rezistă încă? Da, mai rezistă. O clipă se gândi din nou la intenția de a căuta să pună niște bujori în vasul de șino pe care îl dăduse Fumiko în amintirea mamei ei, deși sezonul acestora trecuse. Și zise că ar fi mai găsit el undeva vreo câțiva bujori, chiar la data asta. Adresându-se servitoarei, ei spuse. Uitasem cu totul că această căldărușă se mai află în casă la noi. Îmi pare foarte bine că te-ai gândit să o scoți la iveală. Mă bucur că vă place. Ai făcut-o fiindcă l-ai văzut pe tatăl meu aranjând zorelele în ea, nu-i așa? Nu, domnule, dar m-am gândit că s-ar potrivi deoarece au amândouă agățătoare. Agățătoare? Așa ai spus? Se veseli Kikuji mirat de răspunsul ei. Voi după aceea să se apuce să citească ziarul, dar durerile de cap revenindu-i brusc, se întinse pe rogojinile din salon, nu fără a întreba dacă în camera lui s-a făcut curat și dacă poate să se întoarcă în pat. Numai o clipă și am să termin repede cu dereticatul, răspunse servitoarea venind în grabă și ștergându-se pe mâini după spălatul vaselor. Câteva momente mai târziu, când Kikuji se întoarse în camera lui, observă că zorelele fuseseră luate de pe Tokonoma, ca și căldărușa cu lustru roșu. Oare spre a-l scuti să vadă o floare ofilită avusese servitoarea grijă să le ia de acolo? Kikuji, care se amuzase de răspunsul ei cu agățătorile, trebuia să recunoască totuși că femeia păstrase datina aranjării rafinate introduse de tatălui în casă. Dar lăsat așa singur în Tokonoma, vasul de șino părea abandonat. Dacă Fumiko l-ar vedea astfel, își zise el, ar crede fără îndoială că acest cadou al ei este neglijat. Chiar în ziua când primise în dar acest ulcior de apă, își aminti Kikuji, el se grăbise să pună în el trandafiri albi și garoafe roz. Exact așa cum făcuse Fumiko împodobind altarul doamnei Oota, cu trandafirii și garoafele pe care le trimisese el însuși la 7-a zi de doliu. Plecând de la vizita de condoleanțe pe care o făcuse lui Fumiko, el intrase în aceeași florărie și cumpărase aceleași flori ca și în ajun. Dar în ziua aceea nu mai pusese mâna pe ulciorul de șino din pricina unei emoții ciudate ce-i făcea inima să bată cu putere. Pe stradă, de exemplu, privirea era atrasă fără să vrea de silueta femeilor ce puteau să aibă vârsta doamnei Oota când le vedea din spate. De îndată ce își dădea seama de asta, se mustra amarnic de parcă ar fi săvârșit cine știe ce păcat. De altfel, dacă le privea mai de aproape, constata de fiecare dată că asemănarea acestor siluete cu aceea a doamnei Oota era inexistentă, afară doar de o anumită rotunzime a șoldurilor. Și din nou un freamăt al dorinței punea stăpânire pe el și l-a țâțat spre o beție voluptoasă care l-arunca însă numai decât printr-o bruscă trezire, în groaza păcatului comis sau a crimei pe care avea impresia că era pe punctul de a o comite. Cine se joacă în modul acesta cumplit cu mine? Se întreba el. Dar în zadar încerca, scuturându-se astfel, să domolească demonul din el sau să alunge imaginile ce-i chinuiau spiritul. La exclamațiile lui, la întrebările lui, nimic altceva nu venea ca răspuns decât dorul de ființa iubită și dorința de a-și revedea amanta defunctă. Căci aceste imagini deveneau tot mai puternice, tot mai stăruitoare. Și Kikuji se temea pentru propria lui salvare dacă nu izbutea să scape de aceste viziuni ce aduceau în față atât de vie, atât de tulburătoare, prezența ireală totuși a trupului feminin al moartei.
Oare căința să fie aceea care provoca și răscolea în el aceste ispitiri morbide? În cele din urmă se ridică din așternut și se duse să ia mițuțașii din toconoma și să-l pună din nou cu băgare de seamă în cutia lui. După aceea se culcă iarăși cu privirea îndreptată prin fereastră spre grădină. Contempla astfel grădina când începu să tune. Furtuna se stârnise undeva mai departe, dar se întețea și se apropia repede, bubuitură după bubuitură, trăsnet după trăsnet. Kikuji văzu în curând fulgerele luminând copacii din grădină și proiectându-le silueta sumbră pe un fond strălucitor. Când se porni însă ploaia, furtuna păru să se îndepărteze treptat-treptat. Începu să plouă atât de tare, încât pietrele de pe cărare erau împroșcate cu stropi mari de noroi. Întorcând ochii de la acest spectacol, Kikuji se sculă din nou din pat și se duse la telefon. O sună pe Fumiko acasă. Cineva îi răspunse că se mutase de acolo. Cum? Exclamă el cu uimire. Apoi, înțelegând că i-a vânduse probabil casa, se scuză și întrebă dacă s-ar putea să capete noua ei adresă. Vreți să așteptați un pic? Mă duc să văd. Îi răspunse de la celălalt capăt al firului un glas ce părea să fie al unei servitoare. Persoana de dincolo reveni la aparat și dicta adresa rar, cuvânt cu cuvânt, ca și cum descifra ea însăși pe o bucată de hârtie. La domnul Tozaki, notă Kikuji dinpreună cu numărul de telefon. Fără să mai aștepte, ceru acel număr. Vocea lui Fumiko s-a auzit peste puțin limpede și aproape veselă. Scuzați-mă că v-am făcut să așteptați. Fumiko la telefon. Aici Mitani. Bună ziua, te-am căutat la vechiul dumitale număr. Oh, îmi pare rău, zise ea, coborând simțitor tonul vocii. Exact așa cum făcea și mama ei. De când te-ai mutat, nu mi-ai spus nimic. Da, tocmai voiam... Locuiesc de câtva timp la o prietenă. Am vândut casa. A, da? Am stat mult și m-am întrebat dacă trebuie să vă spun sau nu. La început nu voiam să fac nimic și mă gândeam că chiar nu e cazul. Dar în ultimul timp m-au apucat remușcările și mi-am simțit conștiința încărcată că nu v-am anunțat. Bineînțeles, trebuia să-mi spui. Într-adevăr, așa credeți și dumneavoastră? Simțindu-se deodată reîntremat, parcă reîmprospătat și cu inima înviorată, Kikuji se miră că o simplă convorbire la telefon a putut să aibă un asemenea efect. Îi spuse, de câte ori privesc pulciorul de șino pe care mi l-ai făcut cadou, mi se face dor să te revăd. Da, știți că mai am un șino? O ceașcă mică, îngustă și alungită. Mă gândeam să vă dau împreună cu mițuța și... Dar cum mama se servea adesea de ea, rujul ei de buze se pare că a lăsat o urmă care nu se mai ia. Rujul de buze? Cum așa? Mama însă și mi-a arătat mai de mult această urmă. Dar cum se poate ca un ruj de buze să se prindă așa de tare pe un vas de pământ ars? La drept vorbind, nu e chiar asta. Și nu are el însuși o patină de un roz ce bate în galben. Iar când mama voia să șteargă rujul ei de buze, avea impresia că acesta nu se mai duce. Examinând eu însă ceașca după moartea ei, mi s-a părut că văd pe margine o ușoară urmă de ruj. Fumiko nu-și dădea oare seama ce efect aveau asupra lui Kikuji vorbele astea ale ei? Tulburat, incapabil să mai continue discuția despre acest subiect, se strădui să schimbe vorba. Aici toarnă cu găleata. Plouă tot așa de tare și la dumneata? La mine e potop. Tunetele și fulgerele m-au speriat de-a bine la adineauri. Să mă fi văzut cum tremuram? Puhoiul ăsta o să răcorească vremea. Înseamnă că o să fie bine. În zilele din urmă am stat în casă și n-am să ies nici astăzi. Nu vrei să te repezi până la mine? Vă mulțumesc, dar aveam de gând să vin să vă văd după ce voi găsi de lucru. Pentru că sunt în căutare de lucru. Kikuji voia să spună ceva, dar ea nu-i dă dură gaz și încheie repede. Voi fi foarte fericită să vin. E foarte drăguț din partea dumneavoastră că mi-ați telefonat. Mi-a făcut mare plăcere. Ca să vă spun drept, mă gândeam că n-ar trebui să ne mai vedem. Dar, în definitiv, de ce? Kikuji așteptă mai întâi să înceteze ploaia, apoi o rugă pe servitoare să strângă așternutul. Acest telefon, care se terminase prin fixarea unei întâlniri cu tânăra fată, îl lăsase nedumerit. Dar ceea ce îl nedumerea și mai mult era efectul enigmatic pe care îl produsese, ca și cum sunetul glasului fetei ar fi avut puterea să șteargă în adâncul sufletului său gustul amar al păcatului care îl lega de mamă, să-i zgonească simțământul de groază ce îl stârnea moartea ei. Oare vocea tinerei fete să aibă atâta putere spre a-l face să creadă că mama ei mai trăia încă? Pradă gândurilor lui și cu spiritul aiurea, Kikuji trecu în cabinetul de toaletă pentru a se pregăti. În timp ce se rădea, se distra de unul singur muindu-și pămătuful în apa de ploaie, frecându-l cu brațul întins în afară de frunzele ude ale copacului de lângă fereastră.
Ceva mai târziu, după ora mesei, auzi pe potecă pașii cuiva care se apropia. Crezând că vine tânăra fată, se repezi la ușă să o întâmpine. Era Kurimoto Chikako. Ah, dumneata! Ce furtună! A venit să văd ce mai faci. E atâta vreme de când nu mai știu nimic de dumneata. Nu duc prea bine, sunt puțin bolnav. Se și vede. Ai o mină cam proastă, zise Chikako privindu-l în față și încrețindu-și fruntea. M-am dat singur de gol ca un prost, gândi Kikuji. Fumiko, îmbrăcată europenește, n-ar fi avut lipăitul acesta de geta care m-a făcut să dau fuga. Geta, sandale specific japoneze cu talpă de lemn și o curelușă care trece prin degetul mare și al doilea. Ai fost la dentist? S-ar zice că te-a întinerit. Da, cu ploile astea de vară am mai puțină treabă și am profitat ca să-mi schimb dinții. Cei noi sunt încă prea albi, adevărat, dar asta n-are nicio importanță, fiindcă după câtva timp nu să se mai observe. Chikako înainte spre camera lui Kikuji și prima ei ochiadă fu către Tokonoma. Totul gol, e mai odihnitor așa, nu găsești? Îi aruncă Kikuji. Ploaia nu permite să faci mari aranjamente, e drept, dar ai fi putut pune măcar o floare sau două. Apoi, întrerupându-se și întorcându-se brusc, întrebă: unde ai pus vasul de șino de la domnișoara Oota? Kikuji nu răspunse. Ar fi mai bine să-l dai înapoi dacă vrei să mă asculți pe mine. Asta mă privește personal. Poate că nu chiar atât cât par a o crede. Oricum, pe dumneata nu te privește. Poate că nu, făcuia râzând cu dinții aceia albi falși. Dar dacă am venit azi aici, e înainte de orice ca să te pun în gardă. Întinzând brațele, își desfăcu palmele cu un gest larg de vrăjitoare care alungă duhurile rele, rostind cu o voce patetică. Ieșiți de aici, demone afurisiți, vă dau afară. Mă sperii, o ironiză Kikuji. Mi-am propus să te însor, după cum știi, și, ca mediatoare, îmi permit să-ți spun... Dacă vrei să vorbești de domnișoara Inamura, iută Kikuji, îți mulțumesc, însă nu te mai osteni degeaba. Ei... Ei, nu face pe copilul bosunflat refuzând o partidă care ți se potrivește de minune, numai pentru că mediatoarea nu-ți place. Rolul meu este doar să servesc de pod între două țărmuri și odată ajuns dincolo, poți să faci ce vrei. Tatăl dumitare, să știi, nu era atât de supărăcios. El s-a priceput odăuna să se folosească foarte bine de mine. Kikuji schiță o strâmbătură. Ca de obicei când vorbea cu pasiune, Chikako își împinse înainte umerii înalți. Eu nu sunt dintre femeile acelea care se impun ca doamna Oota, trebuie să știi asta, continuă ea. Nu e genul meu. Și am să-ți spun o dată pentru totdeauna. Ceea ce am avut eu cu tatăl dumitale ne-a lăsat urmări, lucru pe care nu pot decât să-l regret, dar n-am vrut să fac din asta atât acaz ca altele. Am zis gata și totul s-a sfârșit. Chikako lăsă ochii în jos. Ceea ce nu înseamnă că i-am purtat pică tatălui dumitale, iar el n-a șovăit să facă apel la mine ori de câte ori puteam să-i fiu de ajutor cu ceva. Și mă consulta într-adevăr fără nici cel mai mic gând ascuns. Unui bărbat e mai ușor să-și facă o complice dintr-o femeie cu care a avut ceva. În ce mă privește, datorită tatălui dumitale, mi-am dezvoltat puterea de a înțelege și am căpătat oarecare înțelepciune a vieții, un mod just de a vedea lucrurile. În concluzie, ar fi bine să primești sfaturile experienței însușite de mine și ale concepției mele juste despre lucruri. E cel mai sănătos mod de a vedea. Impresionat de acest ton de cordialitate obiectivă, Kikuji nu era departe de a crede că exista ceva adevărat în ceea ce spunea ea. Chikako scoase un evantai înfipt în pliurile de la obi. Ca să înțelegi bine psihologia omenească, adăugă ea, nu trebuie să fii nici prea exagerat de masculin, nici prea exagerat de feminin. Aha, așadar inteligența e rezervată ființelor asexuate? Nu râde și recunoaște că, dacă deosebirea nu este prea mare, e cu atât mai ușor să înțelegi psihologia unuia ca și a celuilalt sex. Doamna Oota, bună oară, crezi dumneata că a murit așa, lăsându-și fica singură pe lume? E pur și simplu de neconceput. Și dacă ascult ce-mi spune inima mea, ea urmărea ceva. Dacă mor, își zicea dânsa, îi las lui Kikuji grija de a se ocupa de fica mea. Ea nu va fi singură pe lume. Cum? Ce spui? Tresări Kikuji adânc tulburat. După ce am judecat bine, asta e ipoteza la care m-am oprit. Moartea ei, să o recunoaștem, trebuia să se pună în calea căsătoriei dumitale și desigur că a făcut-o cu un scop. Ea n-a murit așa simplu, stingându-se la capătul vieții ca toată lumea. Nu, ea a pus în asta o intenție. E o idee fixă a dumitale, ripostă Kikuji.
Numai la asta te gândești. Ceea ce nu îl împiedica să-și simtă inima zdrobită de această idee fixă a lui Chicago. Fu cuprins de o neliniște apăsătoare. Iar afară, un fulger îl făcu să tresară. Chicago nu-i dădea pace. Ei vorbit de domnișoara Inamura. E adevărat, spune. Vădita temeinicia acestei întrebări îl descumpăni. Prins din scurt, se prefăcu pur și simplu a nu ști nimic și replică. Dumneata însă-ți, dacă nu mă înșel, i-ai telefonat doamnei Oota și ai anunțat-o că m-aș fi logodit cu domnișoara Inamura. I-am spus într-adevăr rugând-o să nu pună piedici acestei căsătorii. Câteva ceasuri după aceea, noaptea, doamna Oota a murit. Între ei se lăsă tăcerea, dar după o clipă, Chicago reveni la subiect. Cum se face de-ai aflat că-i telefonasem? Pe semne că a venit să se tânguiască la dumneata. De surpriză, Kikuji nu putu să răspundă nimic. Desigur, desigur, așa trebuie că s-a întâmplat. E adevărat? I-a scosese un țipăt atunci când îi vorbeam eu la telefon. Ceea ce s-ar putea spune e ca și cum ai fi ucis-o, declară Kikuji. Fie, dacă ține apărat. Asta va ușura și mai mult conștiința dumitale. Eu și așa am obiceiul să joc numai rolurile rele. Tatăl dumitale nu s-a dat în lături niciodată să vină și să mă caute când avea nevoie de cineva care să îndeplinească cu sânge rece asemenea funcțiune. Și fără să merg până acolo încât să spun că aș vrea să mă ridic și mai mult în stima lui, dacă am venit astăzi aici, este tocmai spre a-mi lua această răspundere. E în stare să-și verse acum toată fierea din ea, gândi Kikuji în sinea lui. Își aruncă tot veninul ce i l-au picurat în inimă gelozia și ura vreme de atâția ani. Nu sunt obligată să știu tot ceea ce se vorbește, reluă ea cu o înfățișare vicleană. N-am decât să mă prefac că habar n-am de ce s-a petrecut în culise. Și ești liber să crezi, făcând o mută de dezgust, că femeia bătrână care sunt se amestecă în ceea ce n-o privește, tot voi sfârși până la urmă să te smulg din ghearele acestui demon ca să poți face o căsătorie fericită. Ah, mai slăbește-mă cu această căsătorie fericită, ai înțeles? Bine, bine am auzit, rosti ea împăciuitoare. De fapt, n-am niciun motiv să o amestec pe doamna Oota în afacerea asta. În fond, poate că nu era o femeie chiar atât de rea, adăugă ea cu o voce mai blândă. Punându-și capăt vieții, poate că n-a voit altceva decât să dorească, fără să o spună, ca fiica ei să-ți aparțină. Iarăși stupiditatea asta, se revoltă Kikuji. Și totuși așa este, crede-mă. N-ai să pretinzi acum că doamna Oota n-a mângâiat niciodată ideea de a-ți o da pe fiica ei. Ar însemna să fii un visător de nelecuit. Să presupunem chiar că n-ar fi voit-o în mod conștient. Era totuși cea mai fierbinte dorință a inimii ei. În ce-o privește, niciodată n-a încetat o singură clipă să se gândească la tatăl dumitale ziua și noaptea, în somn ca și trează. O posedată, o nebună, dar candidă și binevoitoare, dacă vrei. Și prin forța a lucrurilor, propria sa fică și avea locul ei în aceste fantezii. Făcea parte din delirul ăsta până la-și jertfi viața. Dar când privești lucrurile obiectiv, din afară, ea apare ca o ființă lovită de blestem, ca o femeie ce poartă pe ceta unei groasnice fatalități. E o jucărie, un instrument al diavolului care și-a întins plasa sub pașii dumitale. Kikuji întâlni privirea sticloasă a ochilor mici ai lui Chicago, cu sprâncenele ridicate ce-l fixau cu insistență, și-și întoarse fața de la ea. Era fără îndoială o anumită lașitate din partea lui să-i lase un triumf atât de facil și Kikuji nu se codea să-și reproșeze această slăbiciune de caracter. Dar adevăratul motiv pornea de la uimirea pe care o producea conținutul neașteptat al frazelor ei. Lui nu-i trecuse niciodată prin gând că doamna Oota ar fi dorit să-l însoare cu fica ei și nici chiar acum nu o putea crede. Din otrava pe care gelozia a aruncat-o în sufletul lui Chicago, iată ce a rezultat. Născociri răutăcioase, bazaconii veninoase, la fel de dezgustătoare ca și petele acelea de pe pieptul ei, atât și nimic altceva. Și totuși aceste fraze neroade loviseră ca un trăsnet și-l umpluseseră de groază. Putea el afirma că n-a dorit niciodată mai mult sau mai puțin tainic ca lucrurile să se petreacă așa cum îi le înfățișa acum această femeie? A iubi pe fica femeii pe care a iubit-o, asta nu este în sine ceva atât de excepțional sau atât de extraordinar. Dar dacă Kikuji, plutind încă în beția și desfătările sărutărilor mamei, se lăsa fără voia lui să alunece spre propria fica iubitei sale, cum ar putea el să știe dacă nu era tărât pe această pantă de forța vreunei puteri diabolice? I se părea că însăși ființa lui se schimbase deodată, firea lui cea mai profundă se metamorfozase parcă din ziua când o cunoscuse pe doamna Oota. Da, și era undeva în adâncul său ceva ce se afla ca sub puterea unei vrăjitorii. La toate acestea se gândea Kikuji când servitoarea veni să-l anunțe.
Domnișoara Oota e aici și vă lasă vorbă, care să treacă în altă zi dacă aveți o vizită. Nu, nu, să intre, numai să nu fi plecat. Și Kikuji se ridică repede, ducându-se să o primească. Capitolul 2. Bună ziua, zise Fumiko, alungindu-și puțin gâtul alb și subțire ca să ridice ochii și să-l înfășoare cu privirea pe Kikuji. În mica scobitură dintre rădăcina gâtului și coșul pieptului, el zări o umbră chihlimbarie și se întrebă dacă era un efect de lumină sau ea slăbise într-adevăr atât de mult. Kurimoto e aici, o preveni în șoaptă Kikuji. Se simțise foarte încurcat că trebuia să-i anunțe o veste ca asta, dar în prezența fetei totul deveni ușor și cuvintele îi alunecară ca de la sine pe buze. Fumiko făcu un semn discret din cap. Am recunoscut umbrela profesoarei de ceai. Ah, da, aceea? O umbrelă cu mânerul cenușiu lung se afla în antreu sprijinită de ușă. Vrei să mă aștepți o clipă în ceașițu? Cred că nu o să mai stea mult. Era singura soluție pe care o găsi în momentul acela Kikuji, învinuindu-se în sinea lui că nu se descotorosise mai repede de Chikako, mai ales că aștepta sosirea tinerei fete. Mulțumesc, dar prezența ei nu mă stingherește deloc, declară Fumiko. Nu? Atunci intră, te rog. Fata intră și o salută pe Chikako ca și cum n-ar fi știut nimic de dușmania ce o purta, ba chiar mulțumindu-i pentru condoleanțe. În poziția convențională a profesoarei de ceai, cu umărul stâng puțin adus înainte și cu bustul țeapăn, Chikako se înclină ușor ca să răspundă. Doamna mama dumitale era o fire atât de blândă. Când ființe gingașe ca ea ne părăsesc, e ca și cum lumea, și așa destul de rea, și-ar pierde ultimele ei flori. Mama mea nu era o floare atât de prețioasă precum spuneți dumneavoastră, a replică Fumiko. Dar ce durere pentru ea ca, părăsindu-te, să te lase singură pe lume. Fumiko își ținea ochii în jos, cu gura încleștată și cu buza inferioară puțin răsfrântă. N-ai de gând să reiei lecțiile de ceai spre a încerca să-ți mai alungi urâtul? Oh, deocamdată nu. Ți-ar face totuși bine, te asigur. E un lux pe care situația mea nu îngăduie să mi-l permit în momentul de față. Auzi ce spune, exclamă Chikako desfăcându-și palmele pe care până atunci le ținuse încrucișate pe genunchi. Și eu care venisem la domnul Mitani, tocmai ca să aerisesc și să învioresc puțin pavilionul de ceai, socotind că e și timpul acum când sezonul ploilor a trecut. Apoi, strecurând o privire complice spre Kikuji, adăugă. Ei, acum că domnișoara Oota e aici, ce zici? Ce anume? Ar fi un prilej binevenit să scoatem Mitsuzaki de Shino și să-l onorăm în memoria mamei dumitale, stărui Chikako. Fumiko și-a țintit privirea asupra ei în timp ce bătrâna se grăbi să explice. Putem sta de vorbă despre doamna mama dumitale. N-aș vrea să încep să plâng într-un ceașițu, i-o întoarse Fumiko. Ce importă dacă și noi ne vom amesteca lacrimile cu ale dumitale? Prin urmare, s-a făcut, căci, înțelegi dumneata, din ziua când soția domnului Mitani va pune piciorul în casă, eu nu voi mai putea călca în acest pavilion de ceai când și cum îmi place, cu toate că el înseamnă pentru mine atâtea și atâtea amintiri. Și după un râs scurt, ca pentru a se supune conveniențelor, vorbind mai explicit, adăugă. Vreau să spun, bineînțeles, dacă domnul Mitani se va căsători cu domnișoara Inamura Yukiko. Fumiko o încuvință din cap cu fața nemișcată. Dar o anumită disgrație se cita totuși pe acest oval ce semăna atât de mult cu acela al mamei sale. Kikuji interveni răstindu-se la Chikako. Cum poți să vorbești de o căsătorie asupra căreia nu s-a hotărât încă nimic? Asta înseamnă să abuzezi de domnișoara Inamura, nu-ți dai seama? Să fim bineînțeleși, vreau să zic dacă și ea va fi de acord. A făcut repede Chikako pentru a se adresa apoi tinere fete căreia îi spuse. De câte ori se pregătește ceva frumos, trebuie să-și bage coada și dracul, nu se poate altfel. De aceea te-aș ruga, domnișoară, să te faci că n-ai auzit nimic atâta vreme cât treaba nu se va fi încheiat. Firește, încuvință Fumiko cu un nou semn din cap. Cu acestea, Chikako o chemă pe bătrâna servitoare și se duseră împreună în ceașițu pentru a face curățenie. Din grădină îi se mai auzi odată glasul spunând. Fii atentă, aici în umbră, frunzele copacilor sunt încă pline de apă. Capitolul 3. Kikuji îi spuse lui Fumiko. Ai auzit azi dimineață în telefon cu ce furie ploua aici în timp ce vorbeam cu dumneata? Oare se poate auzi zgomotul unei averse la telefon? N-am luat seama la asta. Dar se poate foarte bine să-l fi simțit fără să-i fi dat atenție în momentul acela. Venea de aici? Fumiko își întoarse ochii spre grădină, de unde prin frunziș străbătea de data asta tărăboiul pe care îl făcea Chikako dincolo, orândând în pavilionul de ceai.
Privind și el spre grădină, Kikuji continuă. Nici eu nu cred că am auzit aversa care cădea la dumneata, dar ploaia aceea cu vijelie făcea un asemenea zgomot aici, încât îmi închipuisem că nu se poate să nu se transmită prin fir. Prea ploua torențial. Mai mult ca de orice, mie mi-a fost frică de fulgere și trăsnete. Mi-ai și spus-o la telefon, știu. E curios, într-adevăr, cum pot să semeni cu o mamă până în cele mai mici amănunte. Și mama se temea de tunete, iar când eram mică, ea mi-ascundea capul sub mâneca kimonoului în timpul furtunii. Evara, când voia să se ducă undeva, se uita totdeauna pe cer să vadă dacă timpul nu era amenințător. Și eu încă și acum dau să-mi ascund capul sub mâneca kimonoului când tună. Mărturisind aceasta, schiță un gest ușor, ca de rușine sau de scuză, ce-i rotunjau umerii mici. Apoi se ridică spunând: v-am adus ceșcuța de șino de care v-am vorbit. Nu lipsi decât o clipă și reveni în salon cu un mic pachet pe care îl depuse pe rogojină, lângă genunchii lui Kikuji. Dar cum el șovăia să-l deschidă, Fumiko luă și scoase din cutie ceașca, strâmtă și de formă alungită. Dacă mi-aduc bine aminte, zise Kikuji, mama dumitale folosea și cănițe de genul Raku, semnate de Rioniu, mi se pare. Rioniu, 1756-1834, maestru ceramist care a creat celebra linie a vaselor de Raku. Da, însă preferința ei se îndrepta către ceașca de șino. Ea spunea că ceramicele acestea colorate, o ceașcă roșie și cealaltă neagră, nu lasă să se aprecieze nuanța frumoasă, limpede și chihlimbaria a ceaiului bancea sau sencea. Bancea, sencea, ceai verde amărui. Într-adevăr, într-o ceașcă neagră nu te bucuri de reflexul auriu al ceaiului, admise Kikuji. Văzând că întârzie să ia în mână ceașca depusă în fața lui, Fumiko îi spuse: poate că nu e un foarte bun și nou. Kikuji o asigură numai decât că e o piesă întru totul excelentă. De aceea și întârzia să ia ceașca în mână, căci prefera să-și desfete ochiul privind-o cât mai mult. O nuanță roșie abia perceptibilă se suprapunea pe albul mat al smalțului, așa cum îi spusese azi dimineață Fumiko la telefon. Privind ceașca mai îndelung, puteai crede că vezi cum roșul înainta ca prin transparență în suprafața albă. Însă și marginea ceștii se colora ușor cu un gălbui roz, mai pronunțat într-un anumit punct. Era oare locul pe care l-atingeau buzele când beau? Poate și ceaiul lăsase această urmă abia vizibilă, dar poate că o făcuse și rujul buzelor feminine ce se depusese acolo de atâtea și atâtea ori. Dacă te uitai mai bine, puteai observa o nuanță de ruș pe fondul smalțului gălbui. Să fie deci, așa cum susținea Fumiko, rușul de buze al doamnei Oota, care sfârșise după multele atingeri să se împregneze în însăși granulația ceramicei? Acest fugitiv și subtil amestec de tonuri brune și roșii se regăsea până și în fina rețea de crăpături de pe pereții ceștii, cu condiția, bineînțeles, să o cercetezi cu multă atenție. O urmă ofilită de ruș de buze, asemenea unei petale veștejite de trandafiri, ca sângele uscat, își spunea Kikuji cu o emoție stranie, ce făcea să-i bată inima în piept. În același moment însă îl cuprinse un fel de dezgust, o scârbă ce mergea până la greață, paralel cu o anumită tentație ce l-atrăgea în mod irezistibil, lăsându-i un gol în cap, aproape amețindu-l. Pe suprafața exterioară a ceștii, împodobind forma desăvârșită a acestui cilindru strâmt, fusese pictat un motiv de iarbă cu foaia lată, de un albastru verzui aproape negru. Și din loc în loc, pe foile de iarbă, niște pete, ai fi zis de rugină. Simplitatea salvatoare a acestui desen viguros, antrenând privirea lui Kikuji, îl smulse din vestigiul morbid al simțurilor lui. El putea să aprecieze acum în voie linia distinsă și nobila puritate a formei. Ce splendoare! Făcu el luând în sfârșit ceșcuța în mână. Eu n-aș putea să-mi dau seama, zise Fumiko, dar mamei îi plăcea să se servească de această ceașcă. E o piesă creată anume pentru personalitatea feminină, afirmă Kikuji, nu fără a resimți în el deodată, vie și caldă, tulburătoarea feminitate a doamnei Oota. Cum de i-a dat în gând lui Fumiko să vie și să-i arate, tocmai lui, acest șino pătat cu rujul de buze al mamei sale? A făcut-o din candoare sau din lipsa de tact? Kikuji nu-i putea să-și dea seama, dar nu se putea apăra împotriva fluidului acela docil pe care îl transmitea ea, acel ceva extrem de învăluitor ce simțea că îl pătrunde până în adâncul inimii. Cu o mișcare înceată, feri ceașca între degete, ferindu-se totuși să dea cu ochii de locul înroșit. Ești bună să o pui la loc în cutia asta? Sfârși prin a o ruga pe fată. Mi-e teamă să nu o vadă cu Rimoto și să nu înceapă iar cu trâncănelile ei. Da.
Fumiko puse supusă ceașca la loc în cutie și refăcu pachetul. Fără îndoială adusese această piesă ca să-i ofere lui Kikuji, dar fie nu îndrăznea să-i spună asta, fie și închipuia poate că lui nu-i plăcuse ceașca de Shino, ezita. Se ridică și se duse în antreu unde voi să lase pachetul. Între timp apăru Chikako vânându-și capul din grădină pe fereastră. Vrei să-mi dai mițuța și acela al domnișoarei Oota? Îi strigă ea lui Kikuji. N-ar fi mai bine să folosim unul din ulcioarele noastre de apă? Opină Kikuji. Tocmai când domnișoara Oota e aici, să ne servim de al ei... Ce vorbești, domnule? Dar tocmai fiindcă și ea e aici, e bine să-l scoatem. Avem să pomenim pe răposata ei mamă și conversația noastră se va desfășura în prezența vasului de șinu al doamnei Oota. Doamna Oota pe care o urăști atâta? Eu? Și de ce aș ură-o, mă rog? Nu era o femeie de genul meu, iată tot ce pot să spun. De altfel, cum ar putea cineva să-i urască pe morți? Firește, nu ne asemănam într-un nimic și n-aveam nicio simpatie pentru ea. Cu toate astea, sau chiar din cauza asta, mi se întâmpla adesea să o ghicesc până în adâncul sufletului și să citesc toate gândurile ascunse. E de bună seamă o manie la dumneata să citești gândurile altora. N-au decât să facă în așa fel încât să nu le pot ghici. Nimic mai simplu. Fumiko reapăru pe coridor și veni să se așeze jos pe genunchi, nu departe de prag. Chikako se răsuci către ea cu umărul stâng mult ridicat în sus și o întrebă. Ne dai voie, nu-i așa, să ne servim de vasul de șinu al doamnei, mama dumitale? Dar se înțelege, vă rog, răspunse Fumiko. Kikuji se duse să aducă șino din dulapul în care îl pusese. Chikako, vărându-și evantaiul la brâu, luă ulciorul cu cutie cu tot sub braț și se întoarse în grădină. Revenind lângă prag unde se așezase tânăra fată, Kikuji îi mărturisi. Am fost cu adevărat uimit azi dimineață, aflând că te-ai mutat și că te-ai zbătut singură să vinzi casa. Nu ți-a fost prea greu? Nu, a cumpărat-o un prieten și treaba s-a făcut fără prea multe complicații. Mai mult chiar, el mi-a propus să mă duc la Oiso și să ocup acolo, dacă vreau, un pavilion în care a locuit el însuși înainte de cumpărare. Dar nu țineam să trăiesc singură într-o casă, fie ea oricât de mică. Prefer să stau într-o cameră închiriată până găsesc o slujbă. Iată de ce locuiesc deocamdată la o prietenă. Și ai găsit slujbă? Încă nu. Căci, să vedeți, am constatat că nu mă pricep să fac nimic practic, îi spuse ea cu un zâmbet de scuză. Intenția mea era să nu vin să vă văd decât după ce îmi voi fi aranjat situația. Găsesc că nu e nicio bucurie să ne revedem în timp ce eu sunt încă pradă de zolării, fără slujbă, fără casă. Kikuji era să nu se poată abține și să spună că e mai bine așa. Dar cu cât încerca să-și imagineze singurătatea în care trăia Fumiko acum, cu atât reușea mai puțin, deoarece, în realitate, ea însă își părea că nu se preocupă de asta. Și eu aș vrea să-mi vând casa, zise Kikuji. Dar până acum am tot amânat, deși sunt absolut hotărât să o fac. Dovadă că n-am pus pe nimeni să repare jgheabul stricat, după cum pot singură să vezi, și n-am mai schimbat rogojinile vechi. N-aveți de gând să faceți nunta aici? Întrebă ea cu vădită naivitate. Veți avea timp să le terminați pe toate până atunci. Kikuji o privi lung în ochi. Faci aluzie la pălăvrăgerile lui Kurimoto? Crezi în mod serios că aș putea eu să mă însor acum? Dacă spuneți așa gândindu-vă la mama, n-ar trebui să vă mai tulburați din pricina asta, vă asigur. I-a pus prea mult la inima această poveste pentru ca dumneavoastră să aveți tot dreptul să o dați uitării. Capitolul 4. Mâinile dibacele lui Chikako puseseră repede totul la punct, pregătind pavilionul pentru ședința de ceai. Cum vi se pare armonizarea ulciorului de apă cu celelalte piese? Se interesă ea. Dar Kikuji nu avea păreri în această materie. Fumiko, văzând că Kikuji tace, nu spuse nici a nimic. Amândoi se mulțumire să-și aplece privirile spre Mitsuța și de Shino. Această piesă, folosită de Fumiko ca vază de flori pe altarul funebru înălțat în memoria doamnei Oota și căreia Kikuji îi dăduse aceeași întrebuințare după ce fata i-o făcuse cadou, își regăsea acum în fine adevărata sa funcțiune de ulcior de apă rece în mâinile savantei profesoare de ceai, care era Kurimoto Chikako. Ciudat destinul acestui obiect, dar la drept vorbind nu avea el soarta tuturor pieselor de artă legate de ritualul ceaiului. Încă înainte de a fi intrat în posesia doamnei Oota, de-a lungul celor 3 sau 4 secole ce se scurseseră din ziua când acest Mitsuța și a ieșit din cuptor, transmis din mână în mână și din generație în generație, ce istorie fantastică avusese el cu viața și tainele fiecăruia dintre stăpânii lui succesivi.
Alături de ibricul de aramă și de ceainic, nu ți se pare minunat ca o materie atât de fragilă cum e pământul de șino să suporte comparația în chip armonios prin echilibrul și forța sa interioară? Îi spuse Kikuji lui Fumiko. S-ar fi zis că lumina blândă, lucioasă și albă, ce juca pe suprafața delicată a vasului, era o lumină interioară, o strălucire emanată de însăși argila din care era făcut ulciorul. Dimineața, Kikuji îi declarase lui Fumiko la telefon că el n-ar putea să privească acest mițuțași fără să fie cuprins de dorul de a o vedea pe ea, pe fată. Iar acum se gândea că delicata și gingașa albeața pielii doamnei Oota avea în esența ei cea mai tainică și în întreaga forță a farmecului ei, ceva misterios, ceva ce evoca însăși feminitatea. Fereastra și ușa glisantă din ceașițu fuseseră pe o asemenea căldură lăsate deschise. Și în cadrul ferestrei, unde alternau jocurile de lumini și de umbre făcute de frunzișul unui arțar din apropiere, se profila silueta lui Fumiko, cu părul ei pe care îl stropeau umbrele aproape lichide ale frunzelor și ramurilor copacului. Văzut în contra luminii, gâtul ei subțire părea chiar mai lung decât era în realitate. Brațele ce ieșeau din mânecile scurte ale rochiei făceau o puntesi de fie ce se întindea până în umbra adâncă și verdele proaspăt al frunzișului. Ea era subțire și zveltă la trup, iar brațele și umerii aveau o grație numai puțin înduioșătoare în linia suavă a contururilor lor. Chikako, ale cărei priviri se opriseră de asemenea asupra ulciorului, sfârși prin a declara la rândul ei. Un adevărat mițusashi nu-și capătă întreaga valoare decât atunci când își joacă rolul său în arta ceaiului. Zău așa, e o rușine să fie folosit pentru a pune flori în el, după moda occidentală. Mama îl folosea adesea pentru flori, zise Fumiko. Numai într-o stare de visare obținută după toate regulile prestabilite, acest ulcior poate evoca memoria mamei dumitale. Ah, sunt sigură că ea ar fi fericită să-și vadă acest mițusashi în pavilionul de aici. Era poate o ironie în aceste cuvinte cu două înțelesuri, dar Fumiko dădu replica fără nicio prefăcătorie. Mama se servea de el numai ca vas de flori, iar eu însă m-am hotărât să renunț la practica artei ceaiului. O, nu vorbi așa? Nu, nu! Exclamă Chikako aruncându-și privirile prin cele patru colțuri în ceașițu. Eu, care cunosc atâtea camere de ceai, nicăieri nu mă simt într-o dispoziție așa de perfectă și de senină ca aici. Apoi, întorcându-se către Kikuji, adăugă. În anul care vine va fi a cincea comemorare a morții tatălui dumitale, domnule Mitani. Ce-i zice să celebrăm printr-o ședință de ceai? E o idee și mă gândesc că n-am putea amuza grozav să păcălim invitații servindu-i cu obiecte de artă false în locul unora autentice. False? De unde ai mai scos-o și pe asta? În colecția tatălui dumitale nu există nicio singură piesă care să nu fie autentică. Adevărat? Eu zic totuși că n-ar fi deloc rău să punem capătă enfatice îndeplinirea ritualului tradițional, folosind fără excepție numai piese false, a rostit Kikuji adresându-se de data asta lui Fumiko. Mie mi s-a părut totdeauna că aerul rânce din această cameră era ca otrăvit. Poate că l-am purificat dacă am organizat aici o ceremonie comemorativă printr-o ședință de ceai bazată foarte solemn pe falsuri. Iar după un asemenea meritoriu act de exorcism, pentru salvarea memoriei răposatului meu tată, voi zăvoru pentru totdeauna în această încăpere frumoasa tradiție rituală a artei ceaiului, de care trebuie să recunosc, n-am fost niciodată prea pasionat. Cu alte cuvinte, bătrâna profesoară de ceai aici de față se calce cât mai rar în acest urgisit ceașițu spre a-l aerisi și a-i reda puțină viață, zise Chikako învârtind cu îndemânare cu ceasen de bambus. Ceasen, mic bătător folosit în zdrobitul ceaiului. N-aș fi îndrăznit să merg cu gândul chiar până acolo, glumi Kikuji. Dar nici eu nu te-aș fi luat în serios, replică Chikako. Dacă ții totuși să te eliberezi neapărat de aceste vechi legături și să ai consimțământul meu, ei bine, nu-l vei avea decât numai dacă vei accepta noile legături ale căsătoriei pe care ți-o propun. Spunând aceasta, Chikako depuse în fața lui Kikuji cu un gest scurt ceașca plină de ceaiul pe care tocmai îl preparase. Apoi către Fumiko. Silită să îndur zâmbetele înțepătoare ale domnului Mitani, ajung să mă întreb dacă n-ai încredințat unor mâini nedemne prețiosul ulcior de apă al doamnei mama dumitale. Aproape că-i văd chipul răsfrângându-se ca într-o oglindă în luciul gingaș al vasului de șino. Repunând jos în fața lui ceașca din care băuse ceaiul, Kikuji aruncă și el o scurtă privire spre mițuțașii, nu fără a-și spune că pe capacul negru al ulciorului, în acea oglindă de smalți, se reflecta în acel moment poate tocmai chipul lui Chikako. Fumiko, de partea ei, nu reacționa în niciun fel și avea un aer absent.
asta fiindcă nu voia să intre în contradicție cu profesoara care o învăța arta ceaiului, sau fiindcă se ferea să ia parte la această discuție. Kikuji nu-și putea lămuri adevăratul motiv. Și așa lui se păruse ciudată supunerea cu care ea consimțise să vină și să se așeze aici în Chasitsu, în prezența lui Chikako. Și chiar când aceasta se porni să-i vorbească despre căsătoria lui Kikuji, fata nu făcu nicio mișcare. Ura pe care Chikako i-o păstra doamnei Oota, disprețul pe care le arăta fiicei sale, soiul acesta de provocare jignitoare ce se ascundea în fiecare din cuvintele ei, nimic n-o putu scoate pe Fumiko din pașnica sa nepăsare. Doliul s-o fi aruncat oare într-un asemenea abis de tristețe, încât nimic nu mai era în stare să o tulbure? Era oare atât de cufundată în durerea sa, încât bătăile vântului neprietenos să nu mai fie pentru ea decât niște nevinovate adieri ce agitau în zadar suprafața? Sau era mai curând faptul că semăna atât de mult mamei sale, că avea aceeași fire incapabilă de a se răzvrăti fie în contra ei, fie împotriva altcuiva, și care perpetua atât de minunat în persoana sa imagina însă și a unei absolute și virginale candori? Cât despre Kikuji, el nu făcuse nimic, nici nu încercase măcar să o apere pe tânăra fată împotriva răutăților și jignirilor la care fusese expusă. Își dădea perfect seama de asta și găsea propriul său comportament sub orice calificare. Dar ce să mai spunem atunci de monstrul pervers și dușmănos pe care îl întâlnea în persoana lui Chikako? Acestei Chikako care puse capăt ședinței prin a-și servi abia acum la urmă ceașca de ceai ce și-o pregătise. Bău și scoțând din obi ceasul pe care l-avea acolo, zise: ceasurile astea minuscule, ce pacoste pentru femeile bătrâne cu vederea slabă! Domnule Mitani, a trebuit să-mi dai mie ceasul acela vechi al tatălui dumitale. Prea puțin dornic să-i satisfacă această dorință, Kikuji declară că nu are cunoștință despre un astfel de ceas. Ba da, e un ceas de buzunar. L-am văzut adesea la tatăl dumitale. Trebuie să-l știi și dumneata, adăugă ea întorcându-se către Fumiko cu un aer de inocență bine studiată. Fumiko lăsă ochii în jos fără să spună nimic. Chikako își relua apoi imediat înfățișarea de femeie harnică și ocupată. S-a și făcut 2:10, sărmanii mei ochi se încețoșează și nu mai pot să deosebească cele două limbi ale ceasului. La treia o lecție pentru un mic grup reunit la domnișoara Inamura. Dar am ținut să trec mai întâi pe aici, domnule Mitani, să te văd și să-i transmit răspunsul dumitale, pe care te rog să-i dai limpede și precis, în așa fel ca să nu mai aibă nicio îndoială, întări Kikuji, de altfel cu totul deprisos. Fără nicio îndoială, limpede și precis, a făcut Chikako zâmbind. Și ți-aș mai cere permisiunea, dacă mi-îngădui, să vin într-o zi aici cu acel mic grup pentru o ședință de ceai. Pentru asta n-ai decât să spui familiei Inamura să cumpere casa. Am de gând să o pun în vânzare. Fără să-i mai dea vreo atenție lui Kikuji, Chikako se întoarse către Fumiko și îi spuse: hai să mă însoțești, nu-i așa? Numai să fac puțină ordine aici și plecăm. Îmi va fi plăcut să fac câțiva pași cu dumneata. Am să vă dau o mână de ajutor la rânduit. Foarte bine, mulțumesc. Și fără să mai aștepte, Chikako se ridică și trecu în Mitsuya, unde se auzi numai decât clipocitul apei la spălarea vaselor. Cu vocea joasă, Kikuji îi spuse repede fetei: n-aveai alte treburi pentru azi după amiază, nu-i așa? Atunci vrei să rămâi aici? Nu te duce cu ea. Fumiko dădu din cap și șușoti: mi-e frică de ea. La naiba, n-ai niciun motiv. Nu, nu îndrăznesc. Atunci ieșiți împreună și te întorci de îndată ce ai să scapi de ea. Fumiko dădu iarăși negativ din cap și se ridică, făcând un gest cu amândouă mâinile spre a-și netezi cutele rochiei. Crezând că era să se împiedice, Kikuji întinse brațele să o ajute. O roșeață bruscă năvăli pe chipul tinerei fete. Rănită încă de când Chikako pomenise de ceas, pudoarea făcuse să-i răsară în obraj un mugur roșu. Acum avea două flori mari de roșață în obraj. Ținând cu multă băgare de seamă vasul de șino sub braț, Fumiko trecu în Mitsuya, de unde se auzi croncănitul lui Chikako: firește, nu te mai desparți de amintirea mămicii dumitale. Cartea a cincea. Stea dublă. Capitolul 1. Kurimoto Chikako se duse la Kikuji pentru a-l vesti că Fumiko se măritase, la fel ca și domnișoara Inamura. Era în vară. Nu se întunecase încă, deși trecuse de orele 8:30. După cină, Kikuji se întinsese în galerie și se amuza privind licuricii zburând în colivia cea mică pe care o cumpărase servitoarea. Vedea cum lucirea proiectată de grațioasele insecte, la început mai mult alburie, se intensifica și se colora în galben pe măsură ce crepusculul se îngroșa. Se înserase de-a binelea, dar Kikuji n-avea de gând să se scoale și să aprindă lumina.
Abia se întorsese acasă după câteva zile de vacanță petrecute pe marginea lacului Nojiri, în vila unuia din prietenii lui, tânăr căsătorit, care avea și un copil mic născut de curând. Kikuji, care nu se pricepea deloc la copiii mici, nu era în stare să aprecieze ce vârstă putea să aibă acest sugar și cu atât mai puțin dacă era frumos sau nu. Neprea știind ce să spună, el exclamase: "O, iată ce copilaș durduliu, e voinic." "A, nu tocmai," răspunsese la aceasta soția prietenului său. "Când s-a născut era atât de mititel că-ți făcea milă, dar în ultimul timp s-a întremat mult." Kikuji flutură mâinile dinaintea ochilor bebelușului. "Nu clipește încă din ochi?" întrebase el. A început să vadă lucrurile, distinge formele, dar ochii lui nu s-au obișnuit încă să reacționeze. Abia mai târziu se va deprinde să-i mijească. Copilașul durduriu, așa cum îl numise, nu avea decât vreo 100 de zile, în timp ce el îi dădea cu generozitate 5 sau 6 luni. De aceea poate își spusese Kikuji, tânăra soție a prietenului său, cu părul nepieptănat, cu fața marcată de paloare, purta încă semnele oboselii de pe urma nașterii recente. În casa aceea, unde totul se învârtea în jurul pruncului, Kikuji se simțise cam stingher. Dar pe drum, la întoarcere, el revedea în continuu imaginea tinerei mame, acea soție palidă și supusă, care, deși atât de mărunțică și de subțirică la trup, ținea în brațe și își mângâia odorul cu o bucurie plină de extaz. Cât de fericită era tânăra femeie în tihna vieții estivale de acolo! Căci până atunci, tânăra pereche stătuse la părinți. Și acum era prima dată după nașterea copilului, când ei se regăseau într-adevăr unul cu altul, aici, în această casă de vacanță de pe malul lacului. Chiar și acum, reîntors acasă și întins în galerie, Kikuji, visător, se gândea încă la acea tânără mamă cu înduioșare, cu un fel de sfântă nostalgie. Și tocmai în momentul acela, reveria îi fu întreruptă dintr-o dată de vizita lui Chikako. Ea deduse buzna înăuntru, exclamând fără alte scuze: "Oh, ce întuneceală, Doamne!" Apoi, apropiindu-se și așezându-se la picioarele lui Kikuji, zise: "Zău așa, celibatarii ăștia sunt demn de plâns. Nu vine nimeni să le aprindă lumina când dumnealor au chef să stea lungiți." Kikuji își trăsese picioarele sub el cu o mișcare ce lăsa să se înțeleagă că ar vrea să se scoale, pe urmă se așeză din nou încet, mai mult fără să se gândească la ce face. "Nu te deranja, te rog," spuse încet Chikako, întinzând mâna dreaptă spre el ca să-și întărească îndemnul, înainte de a se înclina pentru obișnuita plecăciune. Îi povesti după aceea că se întorsese dintr-o călătorie la Kyoto și că pe drum făcuse un ocol prin Hakone. La Kyoto, în casa profesorului ei de ceai, îl revăzuse pe negustorul de antichități Oizumi, pe care îl cunoscuse și tatălui Kikuji. "Cum era și normal, am vorbit mult despre tatăl dumitale, iar acest domn a ținut să-mi dea adresa hotelului unde tatălui dumitale îi plăcea să descindă în companie galantă. Un han discret, de tip japonez, în cartierul Kiyamashi. M-a sfătuit chiar să trag și eu acolo. Ce lipsă de tact! Căci sunt convinsă că tatăl dumitale a fost acolo cu doamna Oota. Oamenii sunt în stare să-și închipuie că pe mine nu mă sperie nimic. Însă cine ar putea să doarmă liniștit într-un loc unde stăruie amintirea a doi amanți decedați?" "Dacă cineva dovedește lipsă de tact," își spunea Kikuji, "e tocmai această Chikako care vine să-mi depene mie povești din astea." Dar se abținu să vorbească tare. "Și dumneata," are luat Chikako, "te-ai întors de la Nojiri, nu-i așa?" Expresia ei lăsa să se vadă limpede că nu ignora nimic. Abia intrată în casă, își luase probabil toate informațiile de la servitoare. Acesta era sistemul ei obișnuit, să intre în casă fără să se anunțe. "M-am întors doar de câteva ceasuri," răspunse Kikuji pe un ton puțin iritat. "Iar eu de câteva zile," declară Chikako cu un accent sec, nu fără a-și întinde înainte umărul stâng, după care urmă: "Între timp, din nenorocire, s-a petrecut un lucru deosebit de neplăcut și pe care nu pot să-mi iert deloc. Am rămas eu însă-mi catrăznită. Închipuieți, eram departe de a avea cea mai mică bănuială când..." Și toate astea pentru a-i spune că domnișoara Inamura era în momentul de față măritată. Întunericul ce plutea în galerie îi îngădui lui Kikuji să-și exprimă în voie cu toată expresia feței și surprinderea și părerea de rău. Știa că Chikako nu putea să observe nimic. Totuși, silindu-se să ia un ton cât mai natural, întrebă: "Ah, da? Și când s-a măritat?" "Îți păstrez sângele rece al unuia pe care această chestiune nu l-ar privi câtuși de puțin," remarcă Chikako cu o nuanță ușor ironică. "Ți-am spus de atâtea ori că nu m-a interesat deloc această propunere de căsătorie," replică Kikuji. "În vorbe, se înțelege," răstălmăci Chikako.
Față de mine căutai să salvezi aparențele și te purtai totdeauna ca un om pe care această bătrână Kurimoto îl calcă pe nerv cu ispitirile ei diavolești. Însă oricât ai preface și ai vrea să arăți cu tot din adinsul că nu-ți place, trebuie să recunoști că fata nu era de lepădat. Ce tot îndrugi acolo? Șoieră Kikuji cu un râset acru. Spune drept, îți plăcea, da sau nu? O găsesc absolut fermecătoare, dacă e vorba. Ei, vezi, te ghicisem eu de mult. Dar nu văd legătura. Poți să spui că o fată e fermecătoare fără ca prin asta să vrei să te însori cu ea. În felul acesta protesta Kikuji, care simțise totuși o împunsătură în inimă, aflând de căsătoria domnișoarei Inamura, acelei drăgălașe Yukiko, a cărei imagine încerca să-și o reînvie acum, cu un soi de aviditate ce semăna cu o sete intensă. În realitate, n-o văzuse decât de două ori. În pavilionul de la templul Enkakuji, unde Chikako organizase o reuniune de ceai pentru el anume ca să o poată vedea îndeaproape. Câtă naturalețe și câtă distincție găsise în gesturile ei, câtă grație în comportarea sa, și se simțea și acum emoționat, amintindu-și linia kimonoiului ei cu mâneci largi, părul ei în care cădea lumina ce pătrundea pe fereastră și în care se jucau agale umbrele firave ale frunzișului din apropiere. Dar fața ei? Nu. Fața nu reușea să-i o revadă cu aceeași limpezime, cu toate că revedea foarte bine acel fucusa, roșu și frumosul furoșii chiroz, împodobit cu albele senbazuru, pe care îl purta când o întâlnise pe cărarea ce ducea spre pavilion în grădina templului. Fucusa, mic șerve de mătase. Când ea venise la el după aceea, Chikako însă-și pregătise ceaiul. Emoția ce-l străbătuse în prezența tinerei fete fusese atât de puternică, încât chiar și a doua zi crezuse că regăsește în ceașițu mireasma subtilă a parfumului ei. Avea încă dinaintea ochilor florile de iris ce împodobeau obiul, dar trăsăturile ei, expresia feței sale, îi scăpau și de data aceasta. Kikuji se consola gândindu-se că la fel de greu era să reînvie în memoria lui trăsăturile părinților săi, morți totuși nu prea de mult, în timp ce în fața fotografiei lor le recunoștea dintr-o dată. Da, acestea sunt. Într-atât de adevărat este că în lumea asta, cu cât unele ființe vă sunt mai scumpe și mai dragi, cu atât mai palidă e și imaginea pe care vă lasă, în timp ce tot ceea ce este urât și respingător se imprimă adânc în amintire. Imaginea pe care o păstra memoria lui despre tânăra fată, forma ochilor ei, a obrajilor, era la fel de improbabilă și de fragilă ca o rază de lumină, pe când petele acelea afurisite de pe pieptul lui Chikako le revedea cu o exactitate cumplită, ca pe o pecingine dezgustătoare. Aici, în galerie, în ciuda obscurității, Kikuji putea să-și reprezinte foarte bine îmbrăcămintea de pe dedesubt a lui Chikako, lenjeria ei de mătase albă de oiva. Un singur apel la amintirea lui ar fi de ajuns ca să zărească petele sub această lenjerie, care, dacă ar fi luminată, ar constitui un ecran pe care s-ar proiecta ele. Dar chiar însuși întunericul era o condiție ce favoriza limpezimea viziunii lui, astfel încât revedea acele pete cu scârbă și oroare. Când întâlnești o tânără persoană seducătoare, nu lași să-ți scape din mâine așa prostește, argumentă Chikako. N-ai să găsești de două ori în lume o Yukuko, să știi. De ți-ai petrece toată viața căutând, n-ai să mai descoperi una ca ea. Ceea ce-ți spun acum e un adevăr la mintea oricui, pe care nu o să treacă mult și ai să-l înțelegi și dumneata. Tonul ei avea ceva aspru, tăios. Continuă pe această temă cicălindu-l. Să dovedești atâta lipsă de experiență a lucrurilor și a vieții și să te arăți atât de pretențios. Asta are să vă schimbe amarnic destinele. Vreau să spun destinele amândurora, și al dumitale și al domnișoarei Inamura. Știi desigur că în ce-o privește, fata era departe de a fi fost împotrivă. Și îți dai seama ce răspundere vei avea dumneata dacă s-ar întâmpla să nu fie fericită în căsătoria asta a ei. Kikuji nu scosese o vorbă. Mai ales că ai avut prilejul să o cunoști. Închipuiește-ți că Yukuko are să regrete după câțiva ani că nu s-a căsătorit cu dumneata. În locul dumitale nu m-aș simți deloc cu conștiința împăcată. Vocea sa exala o ură plină de venin. La ce bun să turuia atâta acum că Yukuko se măritase? Dar ce văd? Niște licurici în colivia asta mică de aici? Întrebă ea deodată întinzând gâtul. Licurici când suntem în sezonul greierilor de toamnă? E ca și cum ai vrea să păstrezi cu orice chip stafia verii care s-a dus. S-ar zice că ai pierdut de tot simțul anotimpurilor. Bătrâna mea servitoare i-a adus, a răspunse Kikuji. Iată într-adevăr tot ce poți aștepta din partea unei servitoare, dar asemenea lucruri n-ar fi ajuns să se întâmple la dumneata dacă ai fi cultivat așa cum se cuvine arta ceaiului. Noi în Japonia avem respectul anotimpurilor.
Ar fi fost greu de susținut că era departe de adevăr în ceea ce spunea. Într-adevăr, cum puteai să negi că zvâcnetul luminos al licuricilor era oarecum în contradicție cu realitatea sezonului? La lacul Nojirii, Kikuji auzise deja țâritul grerilor de toamnă. I se părea chiar ciudat că niște licurici au mai putut rezista până în zilele astea târzii. Dacă ar fi căsătorit, soția ar avea grijă să te scutească de copilăriile astea jalnice, iar n-ar lăsa să-ți atârne sub ochii dumitale niște rămășiți atât de întristători de întârziate. După această remarcă, vocea lui Chicago se coloră de emoție. Și eu, care credeam să fac un ultim serviciu în memoria răposatului dumitale părinte, mijlocind această căsătorie. Să faci un serviciu? Tatălui meu? Se miră Kikuji. Da, firește. Și când colo, te găsesc întins în galerie pe întuneric, contemplând licuricii ăștia nenorociți. Află că și domnișoara Oota a găsit între timp prilejul să se mărite. Cum? Când s-a întâmplat asta? Strică Kikuji, care acum nu mai era în stare să-și ascundă nici surprinderea, nici emoția. Chicago mi-a observat desigur tulburarea, gândi numai decât. Am rămas și eu uluită când am aflat vestea după ce m-am întors de la Kyoto. Ai crede că s-au înțeles amândouă să-și celebreze, dacă s-a mai pomenit una ca asta, căsătoria în același timp? Ei, tineretul de azi, orice s-ar zice, nu te mai poți bizui pe el. Abia aflasem de căsătoria lui Fumiko și tocmai apucasem să-mi spun că de acum încolo nimeni nu va mai sta în calea căsătoriei dumitale, când aflu poftim că domnișoara Inamura s-a măritat și ea. Mi-a luat-o înainte, cum s-ar spune. Dar totodată mă întreb de ce atâta tărăgăneală și șovăială din partea dumitale. Tot ce s-a întâmplat este numai din vina dumitale. Kikuji, în cel privea, nu se gândea decât la Fumiko. Nu se putea obișnui cu gândul că ea se măritase. Ajunsesem la concluzia că doamna Oota reușise chiar după moarte să împiedice căsătoria dumitale cu domnișoara Inamura. Dar acum, când și fica ei s-a măritat, cred că în sfârșit casa dumitale a scăpat pentru totdeauna de această piazărea. Chicago își îndreptă privirea îndelung spre grădină și zise: ce a fost, a fost. Acum a trebuit să te ocupi puțin de pom și de grădină. Uite, chiar noaptea te simți apăsat aici, atât de deasă și de neîngrijită e verdeața. De la moartea tatălui său, adică de 4 ani încoace, Kikuji neglijase într-adevăr să angajeze un om pentru a întreține grădina. Cu arborii aceștia lăsați la voia întâmplării, sub frunzișul prea stufos, ai fi zis că zăpușela de peste zi rămâne acolo și noaptea. Servitoarea nu se ostenește nici măcar să stropească spre a mai răcori puțin aerul. Zău, ar trebui să-i spui. Te amesteci în lucruri care nu te privesc. Eu tăiesc scurt Kikuji. Dar oricât ar fi strâmbat el din nas la orice nouă observație făcută de Chicago, nu era mai puțin adevărat că se lăsa învins și dominat de gura ei năpraznică. De fiecare dată când o vedea, se întâmpla același lucru. Ea căuta să fie caustică și aprigă, dar numai spre a-i capta atenția și ai putea citi astfel mai ușor gândurile, spre a pătrunde în taina sufletului său. Kikuji știa asta și dacă lăsa impresia că îl face jocul ei, avea totuși mereu grijă să rămână circumspect. Dar Chicago nu se dădea bătută. Ea făcea să se creadă că nu înțelegea nimic, deși vedea totul și știa perfect în ce ape se scaldă el. De altfel nu se codea, când avea prilejul, să se comporte în așa fel încât el să-și dea seama cât mai limpede de asta. Pe deasupra folosea de predilecție un ton sau un limbaj ironic, așa că Kikuji nu era niciodată surprins de ceea ce putea să spună ea. Ba, într-o anumită măsură, chiar se aștepta să o audă vorbind despre una sau despre alta, și asta cu atât mai mult cu cât ei îi plăcea să scormonească printre lucrurile ce puteau să le nerveze cel mai tare și să-i stârnească dezgustul. Chiar și astă seară ea nu încetase o singură clipă de apândi să vadă cum va reacționa el primind vestea celor două căsătorii, a lui Fumiko și a domnișoarei Inamura. De ce oare? Se întreba el cu suspiciune. Chicago voise să-l însoare cu Yukiko și căutase în consecință să-l îndepărteze de Fumiko. Dar acum, când amândouă se măritaseră, la ce-i mai putea folosi să știe ce gândește el și care era natura sentimentelor sale? Căci ea stătea mereu la pândă, voind să pătrundă până în cele mai adânci cute ale inimii lui. Kikuji se gândi la un moment dat să aprindă lumina în cameră și pe galerie. Era ceva grotesc în întrevederea asta a lor, continuată pe întuneric și într-o aparență de intimitate, foarte depărtată de realitatea raporturilor lor. Ea putea să-l întrebe despre felul cum își îngrijea sau nu își îngrijea grădina. Asta nu însemna nimic mai mult în ochii lui Kikuji decât un gen de convorbire grosolană și indiscretă ce intra în obiceiurile ei și de care el nu se simchisea câtuși de puțin. Dar adevărul e că era silă să se ridice, astfel că renunță până la urmă să mai aprindă lumina.
Chicago, deși la sosire scosese niște strigăte de nemulțumire găsindu-l pe Kikuji stând întins în galerie pentru neric, nu se gândi nici să se ridice și să se ducă până la comutator. Ea, care altădată nu-și mai găsea locul și se arăta atât de harnică în privința acestor mărunte treburi gospodărești, să fie oare din pricină că femeia asta, atât de serviabilă față de familie, nu mai avea chef de nimic acum că rămăsese doar cu Kikuji? Sau era pur și simplu efectul vârstei? Ori poate socotea că asemenea treburi nu se mai potriveau cu demnitatea pe care o căpătase de când profesa arta ceaiului. La acesta se gândea Kikuji, pe care Chicago îl trezi din reveria lui, vorbindu-i de altceva. Anticarul lui Izumi din Kyoto m-a însărcinat să-ți transmit o dorință a lui, îi spuse ea pe un ton degajat. Dacă din întâmplare ai cumva intenția să-ți vinzi colecția, el ar fi foarte bucuros să se prezinte în chip de cumpărător și m-a rugat să-ți fac cunoscut acest lucru. S-ar putea, e foarte normal, să vrei să-ți organizezi altfel viața, acum după ce domnișoara Inamura ți-a scăpat. Obiectele de artă probabil că nu mai au aceeași importanță pentru dumneata. Și ceaiul? Am să mă simt foarte tristă eu, care de atâta vreme m-am ocupat cu aceste treburi, când trăia tatăl dumitale, să văd că nu mai am nimic de făcut aici. Fiindcă, după cum constat, cea și Tzu nu mai aerisi decât în rarele ocazii când mai trec eu pe la dumneata. Totul deveni limpede pentru Kikuji, care înțelegea acum planul lui Chicago. El o făcuse să rateze această căsătorie cu Yukiko. Deci terminase pentru totdeauna cu el, afară doar dacă nu va încerca să mai tragă un ultim folos de pe urma lui, exploatându-l în privința vânzării colecției pe care o avea. De aceea și pusese la cale această combinație cu anticarul Izumi din Kyoto. Lucrul era cât se poate de evident. Dar în loc să se supere, așa cum ar fi fost îndreptățit să o facă, Kikuji se simți dimpotrivă ușurat. Avea prilejul să scape de o povară ce l-a păsat pe umeri. Cum am intenția să vând tot, până și casa, zise el, s-ar putea să intrăm în tratative. Am să reflectez la asta. Cu un negustor care l-a cunoscut și l-a servit pe tatăl dumitale, opină în continuare Chicago, fără îndoială te vei descurca mai ușor decât cu altul. Spunându-și în sinea lui că Chicago cunoștea probabil mult mai bine decât el fiecare piesă din colecție, Kikuji se gândea că i-a și făcuse de sigur socoteala asupra micului câștig ce revenea din afacerea asta. Și în aceeași clipă, privirea îi se îndreptă către cea și Tzu. Bogata iflorescență albă a unui oleandru strălucea în fața pavilionului. Îmbălsăma o noapte atât de neagră că nu se mai distingea nimic altceva în afară de această albeață fantomatică, nici măcar conturul mai întunecat ce se profila pe cer al celorlalți arbori din grădină. Capitolul 2. Kikuji dădea să iasă din birou la sfârșitul zilei de lucru, când soneria telefonului îl făcu să se întoarcă din drum. Alo? Fumiko la aparat, se auzi o voce slabă și depărtată. Alo, aici Mitani. Fumiko la aparat, articulă vocea mai clar. Da, acum te aud mai bine. Sunt cu adevărat jenată că vă deranjez, zise ea, dar trebuia să vă telefonez ca să-mi cer scuze. Altfel ar fi fost prea târziu. Pentru ce? V-am trimis ieri o scrisoare uitând în ultimul moment să o timbrez. Cum? Nu, n-am primit-o încă. Cumpărasem 10 mărci la poștă, apoi am vărât scrisoarea în cutie. Când am ajuns acasă, am observat că aveam la mine toate cele 10 mărci. Nu mai știu ce am făcut și voiam să-mi cer scuze înainte ca scrisoarea să vă parvină. Dar nu-i nimic, lasă, un lucru atât de mărunt, zise Kikuji gândindu-se că scrisese probabil ca să-l anunțe că se căsătorise. Sper cel puțin că e o veste bună, adăugă el. Fumiko însă pe semne că nu a auzit tot ce spusese el dincolo. Până acum, continuă ea, v-am vorbit mereu la telefon, dar nu v-am scris niciodată. Am șovăit până în ultimul moment, întrebându-mă dacă se cade să vă trimit această scrisoare și așa, înțelegeți, am uitat să lipesc timbrele pe ea. Unde ești acum? În gara centrală, la un telefon public. Sunt mai multe persoane lângă mine care așteaptă să vorbească. La un telefon public? Se miră Kikuji înainte de a reveni la primul său gând și de a spune. Trebuie să te felicit. Ah, da, aveți dreptate, așa-i, mulțumesc. Dar cum ați aflat? Kurimoto mi-a spus. Domnișoara Kurimoto, ziceți? Și ea de unde știe? Hotărât lucru, femeia astea nu-i scapă nimic. Acum îți va fi ușor să o ții la distanță după tot ce s-a întâmplat. Ultima oară când am vorbit la telefon, auzeam zgomotul ploii în aparat. Da, mi-ați spus. Atunci luasem o cameră la o prietenă și mă întrebam dacă trebuie să vă anunț sau nu. Aceeași ovoială m-a cuprins și de data asta. Ca să-ți spun drept, îmi pare bine că mi-anunț personal această veste,
și acum mă simt mai ușurat, fiindcă și eu stăteam în cumpănă ca și dumneata după cele ce-mi spusese Kurimoto. Nu știam dacă trebuie sau nu să-ți adresez felicitările mele. E o tristețe pentru mine să pierd astfel legătura cu dumneavoastră, zise ea cu o voce năpădită deodată de melancolie, care i-a amintit lui Kyukuji vocea duioasă a doamnei Oota. Și fiindcă el nu spunea nimic, reluă. Dar oricum, tot trebuia să mă depărtez de dumneavoastră, îmi dau seama de asta. Și după o tăcere. Chiar în ziua când am căpătat slujba, am găsit și această cameră de 6 rogojini, numai mare. Cum? E destul de greu să încep lucrul tocmai pe o căldură ca asta. Da, înțeleg, mai ales când abia te-ai măritat. Ce-ați spus? Măritat? Am auzit bine? Da, și primește felicitările mele. Multă fericire. Mie? Vreți să spuneți că eu m-am măritat? Glumiți? Nu te-ai măritat? Eu? Ce idee! Cum ați putut crede că mi-ar fi inima la măritat într-un moment ca ăsta? După ce am pierdut-o pe mama și în felul pe care îl știți? Ei bine, profesoara Kurimoto v-a spus asta? Da. Dar cum e cu putință? Nu mai înțeleg nimic. Și dumneavoastră ați dat crezare unei asemenea năzbâtii? Aceste ultime cuvinte, Fumiko le rosti ca și cum și-ar fi pus ea însăși întrebarea sieși. Luându-și inima în dinți, Kikuji spuse. Nu, la telefon nu e posibil. Pot să te întâlnesc? Da. Foarte bine. Mă repet la gara centrală. Așteaptă-mă acolo. N-aș vrea să... Prefer să ne întâlnim în altă parte? N-aș vrea să aștept în stradă. Aș veni la dumneavoastră acasă, dacă îngăduiți. S-a făcut. Vrei să mergem împreună? În cazul acesta va trebui să ne întâlnim în oraș. Vino să mă iei de la birou, dacă vrei. Nu, prefer să mă duc direct acasă la dumneavoastră. E mai simplu. Perfect, plec și eu imediat. Dacă ajungi înaintea mea, intră și așteaptă-mă liniștită în casă. Dacă Fumiko s-a urcat în primul tren, la gara centrală va pleca înaintea mea, își spunea Kikuji. Dar în timp ce gândea astfel, el nu pierduse totuși speranța de a călători în același tren cu ea. Pe peronul gării o căută cu ochii prin mulțime, în zadar însă. Când ajunse acasă, ea l-aștepta într-adevăr de câteva minute. Bătrâna servitoare îi spuse că fata se află în grădină și Kikuji se grăbi să se ducă la ea, fără să mai treacă prin casă. Fumiko aștepta acolo, așezată pe o piatră, la umbra marelui oleandru cu ramurile încărcate de flori albe. Piatra pe care stătea părea puțin mucedă, mai ales în partea de dedesubt, căci de la ultima vizită a lui Chicago, servitoarea luase obiceiul să stropească în fiecare zi grădina, înainte de întoarcerea stăpânului. Vechea pompă de apă mai funcționa încă. Kikuji se îndreptă cu pași repezi spre arborele uriaș, ale cărui flori albe, mângâiate ușor de adierea serii, păreau că încoronează capul tinerei fete. În general, oleandrii au înfrunziși foarte des, din care țâșnesc flori învăpăiate, cu tot atâtea mici limbi de foc. Ei creează o impresie de vară fierbinte. Dar acesta, cu bogăția lui de flori albe și parfumate, răspândea o foarte plăcută senzație de răcoare. La umbra lui înmiresmată, Fumiko era îmbrăcată într-o rochie albă de bumbac, cusută la guler și pe marginea buzunarelor cutiburi subțiri de un albastru închis. Soarele ce cobora la sfințit își strecura prin frunziș, bătând în ochii lui Kikuji razele de aur roșu care făceau să scânteieze cerul. Ce bine îmi pare că te văd aici!" exclamă el cu afecțiune, apropiindu-se de tânăra fată. Fumiko păru că voise să spună ceva înainte de a vorbi el, articulând câteva cuvinte nelămurite, dar se opri în clipa când dădu să se ridice, cu umerii ușor aplecați, ca și cum bucuria spontană din glasul lui Kikuji ar fi intimidat-o puțin. Am venit," răspunse ea, "fiindcă mi-ați spus lucrul acela la telefon. Să vă dovedesc contrariul." Căsătoria, vrei să spui? Am fost și eu foarte surprins, te asigur." Surprins? Cum adică?" întrebă Fumiko lăsându-și ochii în jos. De 2 ori, dacă pot să spun așa. Întâi la vestea despre pretinsa dumitare căsătorie și apoi aflând că nu e adevărat. Și amândouă veștile v-au surprins? Nu e firesc?" a făcut Kikuji pornind înaintea ei pe cărarea indicată de pietre ce ducea la galerie. Să intrăm," o pofti el. N-ar fi trebuit să mă aștepți afară. De ce n-ai intrat în casă?" Se așezară în galerie și Kikuji îi explică. Uite, chiar aici stăteam și mă odihneam, acum câteva zile, după ce mă întorsesem dintr-o scurtă vacanță, când a apărut Kurimoto. Era pe înserate. Dinăuntru, servitoarea îl chemă să-l întrebe ceva, desigur în legătură cu cina pe care îi comandase la telefon în momentul când plecase de la birou.
profită de această scurtă întrerupere ca să se schimbe și să îmbrace un kimono ușor de cânepă albă. Fumiko, între timp, părea că se dresese și ea puțin la față în oglinda din poșetă. Așteptă până când Kikuji își reluă locul și întrebă. De fapt, ce v-a spus exact domnișoara Kurimoto? Că te-ai măritat atât. Și ați crezut-o pe cuvânt? Ce motiv ar fi avut să stârnească o minciună cu privire la acest capitol? Dar n-ați avut niciun fel de îndoială? Două lacrimi strălucitoare tremurau pe marginea ploapelor, udând ochii mari negri ai fetei care rosti repede. Cum aș fi putut gândi să mă mărit acum? Ați crezut într-adevăr că aș fi fost în stare să fac asta? După toată durerea, cu toată tristețea pe care am cunoscut-o noi, mama și eu, când chinul nu s-a terminat încă? Ascultând glasul acesta al ei, Kikuji fu îndemnat să creadă o clipă că mama era încă în viață, că se afla acolo lângă el. E o mare slăbiciune a noastră, a amândurora, a mamei și a mea, să ne bizuim mereu și deplin pe alții. E destul să avem sentimentul că suntem înțelese de către ceilalți ca să ne încredem în oricine, fără control și fără măsuri. Nu e așa că e o iluzie deșartă? Căci totul nu e decât o imagine falsă. Propria stare sufletească se reflectă ca atunci când te oglindești în apă, zise Fumiko, care era gata să-i zbucnească în suspine. După un răstim de tăcere, Kikuji, revenind la problema care îl preocupa, zise. Ultima dată eu eram acela care te întrebam dacă ai putea crede că aș dori să mă căsătoresc. Ți-aduce aminte? A fost în ziua ploii aceleia mari. În ziua aceea cu furtună, când tuna și fulgera de te apuca groaza? Da, atunci. Și iată că acum dumneata îmi spui același lucru, aproape cuvânt cu cuvânt. Oh, nu, nu e deloc același lucru. Totuși, mi-ai repetat de mai multe ori că am să mă însor, stărui Kikuji. Dar la mine nu e aceeași situație, nu ne putem compara, declară Fumiko ridicând spre el privirile necate de lacrimi. Aceeași situație? Cum adică? Da, a dumneavoastră și a mea sunt cu totul diferite. Sau poate ar fi mai bine să spunem în loc de situație, acea parte de umbră din destin. Conștiința păcatului, asta vrei să spui? Dar este deopotrivă și o povară a mea. Nu, exclamă ea scuturând cu putere din cap. O lacrimă, una singură, alunecând din ochiul stâng pe obrazul fetei, care se grăbi să precizeze. Păcatul de care vorbiți, mama l-a luat cu ea în mormânt. Și apoi eu nu cred că a fost un păcat. Eu cred că a fost doar suferința ei. Kikuji lăsă fața în jos. Păcatul nu se șterge probabil niciodată, adăugă Fumiko, pe când suferința și mâhnirile se uită. Vorbind de acea parte de umbră, nu faci decât să întuneci și mai mult moartea mamei dumitale, așa mi se pare mie. Profunzimea durerii, despre asta ar fi trebuit să vorbesc, se corectă Fumiko. Asta e ceea ce voiam să spun. Profunzimea durerii, murmură Kikuji care voia să spună, adică profunzimea iubirii, dar se opri în ultima clipă. Și pe urmă, dumneavoastră, vi se făcuse acea propunere de căsătorie cu Yukiko, ceea ce înseamnă o mare deosebire. Reluă Fumiko, care ținea să readucă discuția în planul realității. Domnișoara Kurimoto socotea că mama se împotriva acestei căsătorii. Probabil că se temea să nu constitui și eu o piedică și tocmai de aceea v-a spus că m-a măritat. Nu credeți? Dar ea mi-a spus totodată că și domnișoara Inamura s-a măritat. Fumiko rămase o clipă uluită, apoi dădu tare din cap zicând. Nu e adevărat, nu e cu putință. E încă o minciună și nu pot să cred. Când ar fi făcut-o? Căsătoria? O, destul de recent. Nu, nu e cu putință să fie adevărat, sunt sigură. Kurimoto mi-a spus că v-ați măritat amândouă în același timp, Yukiko și dumneata, zise Kikuji cu o voce nehotărâtă. Asta m-a făcut să cred în povestea căsătoriei dumitale. Dar se poate să fie totuși adevărat în ce-o privește pe Yukiko, mai știi? Ei bine, nu, vă asigur. Nimeni nu se mărită în toiul verii. Cine poate să poarte două rânduri de rochii pe o asemenea căldură? E incomod și te faci doar că de nădușală. La așa ceva nu se expune nimeni. Fără îndoială ai dreptate. Dar asta înseamnă că nu se celebrează niciodată vreo ceremonie nupțială în timpul verii? Foarte rar. În general, cei care vor să se căsătorească totuși în acest sezon amână nunta pentru toamna. Și deodată, din ochii umezi ai lui Fumiko, cine știe de ce, izbucniră lacrimi. Cu capul înclinat, tânăra fată privea urmele pe care le făceau lacrimile ce cădeau în poală. De ce? De ce umblă domnișoara Kurimoto cu asemenea minciuni?
De, se poate spune că ne-a înșelat pe amândoi, reflectă Kikuji la rândul său, în timp ce se întreba care putea să fie cauza ce făcea pe Fumiko să plângă în momentul acesta. Fapt sigur este că măritișul lui Fumiko e o minciună. Dar poate că Chikako născocise minciuna asta, tocmai fiindcă Yukiko se măritase cu adevărat și voia acum să o îndepărteze de el pe Fumiko. Cel puțin așa încerca să-și explice lucrurile Kikuji, fără a găsi însă acest argument prea convingător. De altfel nu se putea împiedica să nu aibă o îndoială chiar în privința realității căsătoriei lui Yukiko. Oricum ar fi, atâta vreme cât nu știm dacă domnișoara Inamura s-a măritat sau nu, e greu să ne dăm seama până unde a mers domnișoara Kurimoto cu gluma ei. Cu gluma? Numiți asta o glumă? Mă rog, e un fel de a spune, deocamdată. Și dacă nu v-aș fi telefonat eu astăzi, ați fi continuat să credeți că m-am măritat? Ca glumă o găsesc mai mult decât proastă. E cu adevărat o răutate. Bătrâna servitoare îl chemă din nou pe Kikuji, care se întoarse peste puțin cu o scrisoare în mână. A sosit scrisoarea dumitale, zise el, scrisoarea netimbrată. Se pregătea să o deschidă, dar Fumiko interveni. Nu, vă rog să nu o citiți. De ce? Nu vreau, dați-mi-o înapoi. Spunând acestea, Fumiko, fără să se ridice, se aplecă spre el ca să ia scrisoarea. Dați-mi-o, vă rog mult. Cu o mișcare iute, Kikuji ascunse scrisoarea la spatele său. Ea se aplecă și mai mult, încercând să o apuce cu mâna dreaptă, sprijinindu-se fără să vrea cu stânga pe genunchii lui. Kikuji retrase scrisoarea și mai departe, în așa fel ca fata să nu ajungă la ea. Iar Fumiko, cu mâna întinsă, era gata să cadă peste el, pierzindu-și echilibrul în timp ce se înclina spre dreapta. Atinsese cu fața pieptului Kikuji, într-atât de mult se aplecase. Ar fi căzut cu totul peste el dacă nu s-ar fi sprijinit cu mâna stângă pe genunchiul lui, putând astfel să se ridice și să se retragă în poziția normală, cu o mișcare plină de suplețe. Și totuși, mâna aceea, Kikuji abia dacă o simțise. Nu era mai grea decât o mângâiere. Cum de se putuse retrage ea astfel, atingându-l numai puțin, când își pierduse întregul echilibru al corpului? Kikuji, care se așteptase să fie apăsat de toată greutatea corpului ei, rămase uimit să constate cât era de ușoară și fu aproape gata să scoată un strigăt. Deodată se simți năpădit de fluidul acela tulburător al feminității, de emoția acestei prezențe feminine în care regăsea fără voia lui, prezența însă și a tuturor farmecelor doamnei Oota. Fumiko se ridicase în chiar clipa când el se aștepta să o prindă în brațe. Cum făcuse oare? Cum a izbutit să se retragă așa de repede? De unde îi venise puterea să evite căderea chiar când se răsturnase deja? Prin ce mișcare de o nemaipomenită sprinteneală reușise să-i scape? Era aici ceva ca o magie, un fel de vrajă al cărei mister ținea de ce e mai tainic în instinctul feminin. Căci tânăra fată părea că se evaporase chiar în timp ce el credea că o va primi în brațe și nu resimți din partea ei decât o răsuflare transmisă de un efluviu călduros. Emanația ce se degaja din corpul tinerei fete îl tulbura adânc pe Kikuji. Fumiko lucrase toată această zi de vară. Respirând acum mireasma ei, Kikuji se simțea învăluit deodată de parfumul îmbătător al doamnei Oota. Acest parfum reînvia ai doma îmbrățișările ei. Scrisoarea, vă rog, dați-mi-o! Îl rugă încă o dată Fumiko. Și Kikuji cedă. Fumiko luă scrisoarea și, întorcându-se pe jumătate într-o parte, o rupse în bucățele. Privirea lui Kikuji surprinse pe ceafa și pe brațele ei broboane mici de sudoare. În momentul când fusese gata să cadă peste el, fața îi se albise brusc pentru a se împurpura apoi numai decât după ce izbutise să se redreseze. Fără îndoială, numai puterea acestor emoții pe o asemenea căldură făcuse ca transpirația să strălucească dintr-o dată pe trupul tinerei fete. Capitolul 3. Masa de seară pe care Kikuji ceruse să-i fie adusă de la un restaurant din apropiere n-avea nimic deosebit. Mica ceașcă de Shino se afla la locul ei, în dreptul lui Kikuji, pregătită pentru ceaiul lui. Servitoarea o pusese acolo, așa cum făcea în fiecare zi la orice masă. Ceașca a fost primul obiect pe care l-observă Kikuji. Fumiko o văzuse și ea, căci întrebă. E ceașca de care vă serviți în mod obișnuit? Da. Îmi vine să intru în pământ de rușine, zise ea cu un accent plin de jenă, dar fără să bage de seamă că Kikuji era poate și mai încurcat decât ea. Mi-am adus multe mustrări, adăugă repede, că v-am dat un asemenea obiect. Pomenăm și despre asta în scrisoarea mea. Dar de ce? Fiindcă vă ceream iertare că v-am făcut cadou o piesă lipsită de orice valoare artistică. Această ceașcă lipsită de valoare artistică, dar tocmai dimpotrivă. Nu e un șino deosebit de prețios și dovada e că mama se servea de ea la mesele de toate zilele.
Nu am pretenția să mă erijez în cunoscător, dar socot că această piesă este excepțională, afirmă Kikuji, luând ceașca în mână ca să o privească mai de aproape. Fumiko nu era totuși mulțumită. Există piese de șino mult superioare, zise ea, încât atunci când vă serviți de asta, nu se poate să nu vă gândiți la celelalte prin comparație. Veți fi totdeauna obligați să le găsiți mai frumoase. În colecția noastră nu cred să se mai afle măcar o singură altă ceașcă de șino. Le veți putea vedea în altă parte dacă dumneavoastră nu aveți. Ah, ar fi prea trist dacă ar trebui să spuneți că ceașca dumneavoastră e o piesă inferioară. Vreau să zic pentru mama și pentru mine. Kikuji a avut o ușoară tresărire la ultimele ei cuvinte, dar se grăbi să răspundă. Cum mă lepe din ce în ce mai mult de arta ceaiului, nu risc să am prilejul să admir alte cești. Cine știe, poate din întâmplare. De altfel, cred că ați și văzut, desigur, până acum unele mai frumoase. Dacă e așa, atunci înseamnă că nu mai poți face niciun cadou, fiindcă nu e vorba de o veritabilă capodoperă. Da, este exact ceea ce voiam să spun și eu, a răspunse Fumiko privindu-l drept în ochi. M-am gândit mult la asta și de aceea vă ceream în scrisoarea mea să spargeți această ceașcă și să aruncați cioburile. S-o sparg o asemenea ceașcă? Făcu el foarte mirat și căutând să o smulgă pe Fumiko din seriozitatea ei gravă. E o ceașcă ieșită dintr-unul din cele mai vechi cuptoare ale școlii, așa cred, acum 300 sau 400 de ani. La origine se poate să nu fi fost concepută decât ca o simplă cupă, fără să aibă nimic de a face cu arta ceaiului. Dar iată, sunt 3 secole de când e folosită ca o mică ceașcă de ceai. Nenumărați profesori au păstrat-o și au trimis-o mai departe cu mare grijă. De asemenea, unii amatori au întrebuințat-o cu siguranță ca ceașcă de voiaj și au purtat-o în lada lor din loc în loc, cine știe pe unde, în mijlocul atâtor primejdii. Și în felul acesta a ajuns până la noi. O, nu, nu e o piesă pe care cineva și-ar putea permite să o distrugă așa, din capriciu. Cu atât mai mult cu cât pe marginea acestei prețioase cești se vedea, așa cum îi spusese Fumiko însăși, amprenta buzelor și a rujului mamei sale. O pecete de neșters, mărturisise ea. O urmă ce rezista la toate spălările, după cum spusese doamna Oota fiicei sale. Într-adevăr, acea pată avea vizibilă, nu se depărtase nici când Kikuji, odată stăpân pe ceașcă, încercase el însuși să o curețe. Nu era firește culoarea exactă a rujului de buze, ci o ușoară urmă brumărie accentuată foarte fin de o pată de carmin pe care numai cu greu o puteai observa. De bună seamă, se putea spune că e acolo rămășița ofilită a unui vechi ruj de buze, deși în mod foarte probabil nu era decât tonul natural și roșietic al pământului de șino. Dar cine putea ști? Din momentul când această ceașcă și-a găsit întrebuințare în arta ceaiului, atâtea buze s-au lipit de ea, din generație în generație și totdeauna în același loc, încât n-ar fi imposibil ca ele să-și fi lăsat astfel sigilul pe ea. Iar dintre toate aceste buze, cele ale doamnei Oota, care folosise ceașca pentru servitul zilnic, nu atinsese oare de cele mai multe ori? Cât despre această folosire zilnică a ceștii de șino, Kikuji se întreba de asemenea dacă doamna Oota era aceea care hotărâse să-i dea această destinație sau dacă nu cumva tatăl său avusese inițiativa în acest sens, ceea ce lui se părea mult mai probabil. El se gândea acum la perechea de cești de Rioniu, cea neagră și cea roșie, întrebându-se dacă nu de ele se serviseră îndrăgostiți în momentele lor de intimitate. Ceașca roșie, ceva mai suplă și mai fină, pentru doamna Oota, iar cea neagră, mai virilă, pentru tatăl său. Da, trebuie că tatăl său o va fi îndemnat pe doamna Oota să folosească mițuța și de șino, nu ca ulcior de apă pentru ședința de ceai, ci ca vază de flori în casă. O vază în care ea se deprinsese să pună trandafiri și garoafe. Și tot el, probabil, a determinat-o pe iubita lui să introducă în serviciul zilnic mica ceașcă de șino, în loc să o rezerve numai pentru arta ceaiului. Și în universul acesta pe care l-a alcătuise el însuși, în această lume pregătită pentru grație și pentru farmecul iubitei lui, în această subtilă schimbare de atmosferă, al cărei secret îl deținea numai el, da, în climatul acesta de o tainică armonie, trebuie că îi plăcea lui să se cufunde în desfătătoarea contemplare a frumuseții amantei sale, a frumuseții doamnei Oota. Moartea i-a răpit pe amândoi, iar ulciorul de șino, ca și mica ceașcă de ceai, au ajuns acum în posesia lui Kikuji. Și Fumiko ieșea aici, în casă, la el, alături de el. Nu e un capriciu, protestă Fumiko, ci vreau cu adevărat să o distrugeți. Numai fiindcă v-ați bucurat atât de mult atunci când v-am dat mițuțașii, m-am gândit apoi să vă aduc ca o completare și cealaltă piesă de șino pe care o aveam. Dar aproape imediat după aceea mi-a părut rău că am făcut-o și de atunci nu încetez să mă învinuiesc într-una.
Adevărul este că o ceașcă de valoare acesteia n-ar trebui să fie folosită la serviciul de fiecare zi. S-ar putea sparge. Cești de șino se găsesc atâtea și încă mai bune. Ar fi pentru mine o prea mare mâhnire, înțelegeți, dacă ar trebui să vă gândiți la altele când o aveți în mână pe aceasta. Bine, bine, lasă, nu pot să ofer totdeauna numai ceea ce e mai presus de rest. Nu neg asta, însă totul depinde de cel căruia e destinat cadoul și de împrejurare. Răspunsul lui Fumiko îl izbi pe Kikuji. Voia oare ca să spună prin asta că, pentru amintirea mamei sale, cât și pentru a se gândi la ea însăși, din adâncul inimii lui, nimic nu putea fi mai potrivit decât o capodoperă de artă perfectă? El aprecia foarte mult sentimentul tinerei fete care dorea să nu atașeze la memoria mamei sale decât cea mai înaltă și cea mai pură perfecțiune artistică. Acestei dorințe, cea mai intimă a sufletului ei, îi se supusese Fumiko atunci când îi făcuse cadou acel mițuțaș și de șino. O capodoperă a cărei materie emoționantă, cu acea suprafață fremătând misterios și părând că iradiază o căldură, în ciuda inertei sale răcel de obiect concret, făcea mai mult decât să-i o amintească pe doamna Ohota. O reînvia în inima lui cu o supremă forță de evocare și cu o suverană putere de înrăurire. Da, ulciorul de șino apărea în ochii lui în toată perfecțiunea sa absolută de neîntrecut. Și, grație lui, prin efectul puternic al autorității lui magistrale, el se simțea transpus într-o lume de înalte gravități estetice, unde nu mai rămânea niciun colțișor întunecat, nici o urmă din mâhnirile apăsătoare și din rămușcările păcatului. Nici cea mai mică umbră. Contemplând această capodoperă, Kikuji se lăsa furat de gândul că și doamna Ohota atinsese cea mai înaltă perfecțiune, că fusese ea însăși o capodoperă de frumusețe feminină. Și-și spunea că nimic impur, nimic dubios, absolut nimic tulbure sau disgrațios nu poate face pereche cu frumusețea. O capodoperă e, prin definiție, străină de orice imperfecțiune. Când vorbise cu Fumiko la telefon în ziua aceea de ploaie cu furtună, îi mărturisise că îndelunga contemplare a vasului de șino trezea în el dorința de a o vedea pe ea. Avusese curajul să-i spună asta, fiindcă vorbea la telefon. Iar Fumiko îi pomenise atunci de cealaltă piesă de șino pe care o mai avea, gândindu-se chiar în acea clipă să-i ofere în dar mica ceașcă de ceai. Că ceașca de șino nu era o capodoperă care să se compare cu mițuțașii, se prea poate la urma urmei. Și cu această concluzie care le întorcea la firul meditațiilor lui, Kikuji reluă dialogul. Mi-aduc aminte că tata avea o lădiță de ceai pentru călătorii și sunt sigur că ceașca pe care o punea acolo nu valora cât această ceașcă de șino. Ce fel de ceașcă era aceea? Habar n-am, căci n-am văzut-o niciodată. O să-mi îngăduiți să o văd? Întrebă Fumiko. Sunt încredințată că ceașca de voiaj a tatălui dumitale e o piesă infinit superioară. Și dacă e așa, cum și cred, o să mă lăsați să o distrug pe asta, nu-i așa? Mă faci să mă cutremur, a rostit Kikuji. La desert, Fumiko, în timp ce curăța cu îndemânare semințele dintr-o felie de pepene verde, stărui să vadă ceașca de voiaj. Kikuji îi spuse servitoarei să se ducă să deschidă ceașițu, apoi ieși el însuși în grădină. Avea de gând să se ducă singur să caute ceașca și apoi să se întoarcă imediat, dar tânăra fată se luă după el. Nici nu știu măcar unde poate să fie pusă lădița aceea. Ar trebui să o întrebăm pe Kurimoto, ea știe mai bine decât mine. Făcu el întorcându-se către ea. Fumiko se oprise sub marele oleandru încărcat de flori. El nu-i vedea decât picioarele încălțate în chip ciudat cu sandale japoneze peste ciorapi de modă occidentală. Descoperi lădița de ceai într-un dulap din perete din Mitsuya și se întoarse numai decât în odaia principală, punând pachetul în fața tinerei fete așezată jos. O clipă, Fumiko așteptă ca el să desfacă ambalajul și văzând că n-are de gând, întinse mâinile. Îmi dați voie? Am să o deschid eu, zise ea. Ce de praf! Exclamă Kikuji strângând ușor pânza în care era înfășurată lădița ca să se ducă să o scuture afară. Pe raftul din Mitsuya, zise el, am găsit un grei remort și o grămadă de gândaci scârboși se năpusteau asupra lui. Și totuși camera de ceai e foarte curată, observă Fumiko. Da, Kurimoto a făcut ordine acolo cu puțin înainte. Chiar în seara când a venit să-mi spună că dumneatata e măritat, la fel ca și domnișoara Inamura. Dar se întunecase și poate că nu fi văzut greierele captiv. Fumiko, după ce scosese din lădiță un săculeț în care, după cât se părea, se afla ceașca de voiaj, se străduia cu degetele puțin nerăbdătoare și cu bustul înclinat mult înainte să dezlege sforicelele de mătase. Kikuji, care o privea din profil, reținu că frumoșii ei umeri rotunzi se subțiau când se apleca astfel înainte și, odată mai mult, se minună de uimitoarea gingășie a gâtului ei.
O vedea odată mai mult cum își strânge gura în efortul pe care îl făcea și buza inferioară, puțin umflată, își reliefa ușor carnația tulburătoare. Îi admira de asemenea finețea urechii cu loburile răsfrânte într-un mod atât de fermecător. Un carațu! Anunța apoi întorcându-și privirile către Kikuji, care venise să se așeze lângă ea. Carațu, ceramică de influență coreeană, confecționată începând din secolul al XV-lea la Kurațu, port în Kyushu. Și puse ceașca jos pe rogojină. Ce splendoare! Exclamă încă o dată cu încântare. Era o mică ceașcă de carațu, de formă lunguiață și îngustă, ca și cealaltă, care putea fi folosită atât la degustarea celui mai nobil ceai verde, cât și la băutul zilnic al ceaiului obișnuit. Ce linie maestoasă și câtă forță de expresie! Se entuziasmă Fumiko. E de o clasă infinit superioară ceștii de Shino. Carațu și Shino nu pot fi comparate între ele, afirmă Kikuji. Sunt două tipuri cu totul diferite. E destul să le punem una lângă alta, susținu Fumiko. Și o să vedeți, diferența de calitate sare în ochi. Asta e mai presus de orice discuție. Sedus el însuși de forța ce se degaja din acest carațu, Kikuji luă ceașca în mână și o ținu câtva timp pe genunchi ca să o privească mai bine. La un moment dat, întrebă dacă să se ducă să aducă ceașca de Shino din casă. Nu, lăsați că mă duc eu, zise Fumiko ridicându-se repede și fugind în casă. Puseră cele două cești de Shino și de carațu una lângă alta. O clipă privirile li se încrucișară, se întrepătrunseră profund, dar numai decât după aceea ele coborâră și se îndreptară către cești. Emoționat și chiar intimidat puțin, Kikuji se grăbi să spună. Privindu-le astfel una lângă alta, nu mai încape îndoială că avem în față o ceașcă masculină și o ceașcă feminină. Fumiko, neputând să articuleze niciun cuvânt, se mulțumi să aprobe din cap. Kikuji se simți ciudat de tulburat de brusca rezonanță pe care propriile lui cuvinte o căpătau în el. Ceașca de carațu, fără niciun fel de desen ornamental, avea un fond de un albastru verzui accentuat, de-a lungul căruia se reflecta aici și colo căldura unui roșu închis, răsunător ca o dominantă și totuși aproape indistinct. Volumul ceștii, cu fundul ei ușor ieșit în afară, îi dădea un aspect de echilibru perfect și de calmă vigoare. Tatăl dumneavoastră trebuie să fie avut o predilecție deosebită pentru această ceașcă, deoarece o lua în toate călătoriile. De altfel, găsesc că îi se potrivea de minune. Fără îndoială, era destul de riscant să se exprime în felul acesta, dar Fumiko părea că nu ține seama de așa ceva. Kikuji, din contra, nu îndrăzni să meargă până la a spune că ceașca de Shino îi se potrivea uimitor prin analogie mamei lui Fumiko. Cu toate acestea, cele două cești, una lângă alta, păreau că sunt cele două suflete, al tatălui lui Kikuji și al mamei lui Fumiko. Aceste două piese vechi de 3 sau 4 secole înlăturau din gând orice idee morbidă și îndepărtau inima de la orice imaginație tulbure. Puternica vitalitate pe care o exprimau ele producea un efect direct, sensibil, care trezea chiar o anumită emoție senzuală. În cel privia pe Kikuji, nu numai că el avea aproape sentimentul care găsea în fața lui sufletul tatălui său și pe acela al doamnei Oota, dar îi se părea că ele se întruchipaseră în forma cea mai desăvârșită ce li se putea atribui. Existența palpabilă a celor două obiecte, realitatea lor concretă, totul îi se impunea cu atâta autoritate, încât însăși prezența lui Fumiko, pe care o vedea dinaintea lui pe deasupra celor două cești, îi se părea foarte normală, ca lucrul cel mai firesc și cel mai puțin vinovat din lume. Odată, la prima comemorare funebră după decesul doamnei Oota, el îi spusese fetei că faptul de a se afla amândoi unul lângă altul era poate mai mult decât necuvincios. Dar sentimentul vinovăției lui, teama sau teroarea păcatului său se spulberaseră. Se spulberaseră acum, ca izgonite parcă de granulația fină și de suprafața pură a ceștilor de carațu și Shino. Admirabil, murmură el ca și cum ar fi vorbit de unul singur. În fond, tatăl meu nu era un om care să se pasioneze de artă din simplu diletantism, urmând doar imboldul gusturilor lui estetice. Și mă întreb dacă el nu căuta o ușurare și un adăpost împotriva păcatului și a chinului remușcărilor sale atunci când se înconjura de obiecte de acest gen, înzestrate cu magia purității și a perfecțiunii. Cum? Ce spuneți? Când privești aceste cești, nu te mai poți gândi deloc la greșelile sau la păcatele pe care le-au putut săvârși proprietarii lor de mai înainte. Perioada cât a trăit tatăl meu nu e decât un incident efemer și neglijabil în comparație cu lunga și impresionanta existența acestei opere. Din aceste cești... Dar moartea e atât de aproape de noi. Să te cutremuri, nu alta, îi răspunse Fumiko.
Am ajuns să cred că e o eroare să mă gândesc atât de mult la moartea mamei mele, de vreme ce moartea e acum atât de aproape, sub tălpile mele, ca să zic așa. De aceea încerc din toate puterile să mă eliberez de această obsesie. Ai dreptate, opină Kikuji. Dacă te gândești prea mult la cei morți, riști să sfârșești prin a crede că nu mai existi nici tu. În acel moment intră bătrâna servitoare adăcându-le ibricul plin cu apă fiartă. Văzând că întârzi atât de mult în micul pavilion de ceai, el se gândise probabil că o să aibă nevoie de apă caldă pentru prepararea ceaiului. Kikuji cuteză să facă propunerea de a prepara ceaiul după ritualul servirii lui în călătorie, cu ceștile de karatsu și de shino care se aflau în fața lor. Fumiko aprobă docilă cu un semn din cap și murmură. Înainte de a sparge ceașca de shino, îi veți acorda astfel grația de a mai servi ceaiul în ea pentru ultima dată. Scoase din lădiță un ceasen și trecu în Mitsuya ca să-l clătească. Lunga zi de vară nu-și stinsese încă luminile la apus. În timp ce mânuia minusculul ceasen ca să prepare ceaiul în mica ceașcă, Fumiko zise. Ca în călătorie, deci? Da, ca în călătorie. Să zicem că suntem la un han. Nu neapărat. Mai bine pe marginea unui râu sau pe vârful unui munte. Ar fi trebuit chiar să folosim apă rece, ca și cum am fi luat-o de la izvor într-un colț sălbatic. Dar când ridică ceasenul deasupra ceștii, privirea ochilor ei negri se îndreptă o clipă către Kikuji, înainte de a se reîntoarce la ceașca pe care o răsucea încet în palmă. Kikuji, cu ochii fixați la ceașcă, și-o închipuia venind spre el, lăsându-se în jos, oprindu-se dinaintea genunchilor lui, și în afecțiunea sa îi se părea că Fumiko însăși s-a plecat încet spre el. Pe urmă așeză în fața ei ceașca de shino a mamei sale, dar de asta dată trebuie să întrerupă prepararea, căci, mic cum era, ceasenul nu făcea decât să atingă cu smucituri scurte buzele ceștii. Merge greu, oftă ea. Cu o ceașcă așa de îngustă, te cred că nu-i ușor, îi răspunse Kikuji. Adevărul era însă că mâinile tinerei fete tremurau atât de tare, încât până și brațele ei erau prinse de scuturături. Iar când voi să-și stăpânească mișcările, îi făcu neputință să potrivească ceasenul în mica ceașcă de shino. Fumiko își aplecă fața deasupra pumnului crispat și suspină. Mama nu vrea... Cum? Kikuji sări în picioare și se repezi să o prindă cu amândouă mâinile de umeri pe fată, ca și cum ar fi fost vorba să trezească din amorțeală, victima unei acțiuni vrăjitorești. Fumiko nu-i opuse nicio rezistență. Capitolul 4. N-a fost chip să adoarmă toată noaptea și a așteptat până s-a crăpat de ziua, când s-a sculat din pat de îndată ce primele mijiri ale zorilor pătrunseră prin crepătura obloanelor și atunci ieși din casă și se îndreptă spre ceașițu. Pe lespezile de piatră se aflau încă cioburile din ceașca ce fusese spartă. Kikuji strânse de pe jos patru mari țândări pe care le așeză în mijlocul palmei, reconstituind astfel forma întreaga aceștii, afară de o bucățică ce lipsea pe margine, cam de lățimea unei unghii. Se aplecă și început să caute printre pietre cu speranța slabă de a găsi particelele care lipseau, dar nu după mult renunță la această investigație zadarnică. Când se ridică, ochii zăriră licărind printre copaci la răsărit o unică stea strălucitoare. Rămase îndelung în picioare, contemplând luceafărul dimineții, visător, ca un om care lăsase să treacă mulți ani, fără să mai revadă această stea. Și urmărea cum pe cerul matinal se îngrămădeau norii ce se ridicau odată cu zorile. Pe geana treptelor de nori, steaua părea că lucește cu o scânteiere mai vie ca oricând. Colțurile ei sclipeau și radiau ca și cum s-ar fi oglindit în pânza unei ape. Cu sentimentul adânc de prospețime pe care vederea stelei îl produse în el, Kikuji se simți deodată rușinat că voise să strângă de pe jos cioburile din ceașca spartă. Aruncă din mână bucățelele pe care abia le culese. În seara din ajun, când Fumiko a sfârlise ceașca de shino pe pietre, cum ar fi putut oare să o oprească? Tânăra fată dispăruse din ceașițu aproape pe neobservate și el nu prinsese de veste că plecase cu ceașca în mână. Nu apucase să scoate decât un strigăt. Ah! Zărind-o a plecată peste lespedea de piatră, prăvălită parcă de propria ei mișcare, și fără a încerca să caute sfărâmăturile împrăștiate pe piatra ce se afla acum în întuneric, oprise pe Fumiko de amândoi umerii spre a o ține să nu cadă. Piese de shino sunt atâtea altele mai frumoase, băguise ea. Se temea oare chiar așa de mult de comparațiile pe care le-ar fi putut face el? Cuvintele acestea ale slavului ei murmur nu încetaseră să-l urmărească pe măsură ce noaptea înainta.
le repeta necontenit în sinea lui, iar ecoul lor îi se prelungea în inimă și se încărca de tristețe, copleșitor ca plânsul fără consolare al pudorii rănite. În așa fel încât abia avusese răbdare să aștepte să se facă ziua pentru a alerga în grădină să caute bucățile din ceașca de șino spartă. Le strânsese de pe jos, dar ca să le arunce apoi iarăși numai decât sub licărirea luminoasă a stelei aceleia. Iar acum... Oh! Exclamă el deodată. Își îndreptase din nou privirea spre cer, dar steaua dispăruse. Nu trecuse decât o clipă, cât aruncase doar o scurtă privire spre sfărâmăturile împrăștiate pe jos și norii o acoperiseră cu totul. Kikuji continuă să scruteze cerul spre răsărit cu insistență. Se simțea păgubit ca și cum i s-ar fi furat ceva. Nu știa unde să mai caute steaua lui, în dosul perderei de ceață, care părea totuși ușoară ca un val de mătase. La orizont, cerul purpuriu se limpezi complet, întinzându-se peste linia crestată formată de acoperișurile caselor din oraș. În orice caz, nu pot să le las aici, își spuse Kikuji cu jumătate de glas, hotărându-se să strângă pentru a doua oară cioburile pe care le vări în mâneca kimonoului. Nu le îndura inima să le abandoneze așa acolo în grădină. Și apoi mai era un risc pe care el voia să le evite. Chikako, cu mania ei de a veni în vizită pe neașteptate, ar putea foarte bine să dea de ele. Deoarece Fumiko spărsese această ceașcă și pentru că ea dorise cu deznădejde să se întâmple așa, ar însemna să procedeze împotriva intențiilor ei voind să păstreze sfărâmăturile. Cel mai bine ar fi, poate, să le îngroape aici, printre pietre. Așa gândea Kikuji. Totuși el se întoarse în casă, unde înfășură cu grijă cioburile într-o bucată de hârtie, punându-le deocamdată într-un dulap de haine, după care reintră în așternut. Când și unde ar fi putut el să compare ceașca sa de șino cu alte piese asemănătoare? Și de ce ar fi făcut-o? Hotărât, nu izbutea să înțeleagă ce voise să spună Fumiko. Și cu atât mai puțin înțelegea acum, în această dimineață, după o noapte de neuitat, când în sufletul lui nu exista nimeni pe lume care să se poată compara cu Fumiko, cea fără asemănare, ce devenise pentru el ființa necesară, element decisiv al destinului său. Niciodată până în aceste momente, el nu putuse să uite că Fumiko era fiica doamnei Oota. În clipele de față însă, parcă nici nu s-ar fi gândit vreodată la asta. Iar iluzia perfidă în care regăsea printr-o transpunere diavolească trupul îmbătător al mamei în acel al fiicei, chiar și această iluzie încetase să-l mai urmărească. Acum, Kikuji se simțea eliberat de torturile și de iadul în care era de atâta vreme închis. Își datora oare salvarea acestei feciorii răpuse? Fumiko nu-i opusese la rândul ei nicio rezistență. El nu avusese de învins decât casta ei pudoare. Și dintr-o dată, prin acest act ce ar fi putut să fie socotit de culmea unei fapte infernale, Kikuji scăpă de sub povara blestemului. Se simți salvat din abisul în fundul căruia se zbătea până la străirea tuturor forțelor sale, până la pierderea de sine. Chinuit, victima unei otrăvlente, îi se părea că își datorează vindecarea miraculoasă absorbirii unei doze fatale din chiar aceeași otravă. De îndată ce ajunse la birou, Kikuji o căută pe Fumiko la telefon, la casa de comerț unde era angajată, un magazin de stofe angro din cartierul Kanda, așa după cum îi spusese ea. Domnișoara Oota nu venise în dimineața aceea la serviciu. Kikuji, care ținuse să se ducă totuși la birou după noaptea sa albă, își spuse că Fumiko nu se trezise poate la timp, neputând să adoarmă decât târziu spre dimineață. Dacă nu cumva de rușine n-o fi îndrăznit să iasă în ziua aceea din casă. O căută din nou după amiaza, dar ea tot nu venise. Și Kikuji ceru adresa ei de acasă pe care nu știa. Scrisoarea pe care o primise de la ea ieri conținea probabil această adresă. Dar Fumiko o rupsese înainte ca el să fie apucat să o citească și vârâse bucățelele în buzunar. Din vorbă în vorbă, în timpul mesei, el reținuse printre altele numele casei de comerț unde lucra ea, dar omisese să-i ceară adresa unde locuia. De altfel, cum era să se gândească la asta când avea sentimentul că ea nu putea să fie în altă parte decât acolo unde se afla el însuși? Când plecă de la birou, Kikuji porni să caute casa unde ea închiriase o cameră și sfârși prin a o găsi. Era în dosul parcului Ueno. Fumiko nu era acolo. O fetiță între 12 și 13 ani, în uniforma de elevă și care de bună seamă tocmai se întorsese de la școală, se ivise o clipă în prag, apoi dispăruse în interior imediat după ce el îi pusese întrebarea. Domnișoara Oota e plecată de azi dimineață, îi răspunse fetița revenind din casă. A spus că se duce într-o călătorie cu o prietenă. În călătorie? Se miră Kikuji. S-a dus într-o călătorie? Azi dimineață? La ce oră a plecat? N-a lăsat vorbă unde se duce?
fetița a dispărut din nou ca să întrebe, dar de asta dată nu se mai întoarse până la el. Dinăuntru îi strigă: Nu știu, mama nu e acasă. Desigur, fetița asta la care el remarcă sprâncenele subțiri și îndepărtate, se speriase de înfățișarea lui. Se întoarse în stradă și porni înapoi. Ar fi vrut să știe măcar care era fereastra camerei unde locuia Fumico. Casa avea un etaj și părea confortabilă, cu o grădiniță în față. Moartea e atât de aproape de noi, așa-i spusese Fumico. Kikuji se simți ca încleștat cu picioarele în pământ când își aduse aminte această frază. Scoase batista și șterse fața. Avea senzația că nu-i mai curge nicio picătură de sânge prin vine și începu să-și frece tare fruntea și obrajii. Când se uită la ea, batista era udă de pete negricioase de sudoare. Tremurând, simți cum un fior rece îi trecu prin șira spinării. N-are niciun motiv să moară, își zise el. N-are niciun motiv. Nu, n-avea niciun motiv să moară. Fumico care îi reînviase pofta de a trăi, Fumico care îl readusese la viață. Dar docilitatea ei desăvârșită din seara din ajun? Da, acea supunere totală pe care i-o arătase ea, nu era oare dictată numai de moarte? Sau poate ca și mama ei se va fi socotit nemărginit de păcătoasă prin însăși supunerea de care dăduse dovadă? Numai Kurimoto trăiește? Izbucni Kikuji scuipând fiecare cuvânt ca pe o travă aruncată în fața unui dușman invizibil. Și grăbi pasul spre umbra parcului din apropiere. Ați ascultat romanul Stol de păsări albe, de Yasunari Kawabata. A citit Ana Levârdă. 27 mai 1977.